Ia uite, Alice, unde te-am adus aici, fii atent. Eu știu perfect unde m-ai adus, că ai mai adus tu aici pe cineva, ia zi, știi cine? Da, 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 l-am mai adus pe Tarusel, de ce te-am adus pe tine de data aceasta? Pentru că prima oară am vrut să fac curare. Bă, 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 alo, 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 păi cum adică de data aceasta? Te durea mâna să mă inviți și pe mine atunci? Aolo, mamă, Alice, scuze, scuze, mamă, tu te-ai supărat pe bune? Nu, mă, nu, îți poate, uite, nu mai pot de fericire. A, ok, mă, Alice, fii atentă, stai puțin, nu te supăra pentru că am zis că prima oară o să fac cu Darusel și după o să fac și cu tine. Dacă se strâng foarte multe like-uri, dacă prinde, am zis că te aduc și pe tine, după facem cu toată lumea și toată lumea o să fie fericită. A, da, da, bine, da, ia zi, îți place ce am aici, nu? Mamă, ți-ai pus capul, mă, Alice, mă, acum e supereroi, ok, hai să te văd ce supereroi ești tu, pentru că fii atent, Alice, prima rundă la fața ascunsele aici, pentru că cine încă nu s-a prins, sunt la fața ascunsele, da, evident, și Alice, fii atentă, câștigătorul trebuie să-i dea lui Darusel niște burgeri, adică nu, nu, adică pierzătorul trebuie să-i dea să-i facă cadou lui Darusel niște burgeri. Băi, cum adică eu și ce primesc dacă câștig? De fapt, bă, nu, un pierzător, tu ce să primești? Dacă câștigi, primești foarte multă susținere din partea oamenilor, felicitări și toate lucrurile de genul acolo în comentarii. A, da, bine, da, da, deci nimic, hai să începem. Ok, ok, deci atentă, prima oară mergem aici la Map Selection și fiți atenți, scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să câștige, dacă credeți că eu o să câștig mai multe runde sau dacă credeți că Alice se va descurca mai bine ca Seeker, pentru că, adică, scrieți acolo în comentarii cine se descurcă mai bine ca cel care caută sau cine se descurcă mai bine și ca cel care se ascunde, practic, pentru că la prima rundă Alice vine în partea aceasta, pentru că în partea aceasta avem prima rundă și fii atentă. Uite-te cum se vede de aici din exterior, se vede foarte, foarte bine. Mă, dar stai puțin, Alice, da. Tu te-ai uitat cumva la videoclip sau? Bă, păi da, eu normal că l-am văzut, numai că stai așa că eu vreau acolo la roz. Tu de ce mă duci aici? Nu, pe fii atent. Mamă, Alice, păi stai puțin, tu ai văzut adică unde m-am ascuns cu Darusel? Adică poate că da. Bine, sper că n-ai văzut. În fine, hai fii atent. Acum 3 2 1. Acum eu sunt Seeker, o să aștept aici cât timp o să aștept eu și secunde o să fac aici parcursul Alice și fii atentă. Tu acum trebuie să te ascunzi foarte, foarte bine acolo, pentru că dacă nu te găsesc Alice, practic ai un punct și baie. Dacă te găsesc cu Sami un punct și aia e bine pentru mine, că practic ar trebui eu să câștig și oricum o să se întâmple așa în comentarii. Cine credeți voi că o să câștige, scrieți voi acolo în comentarii. Gata, Alice, 5 4 3 2 1 și începe prima rundă. Cine nu-i gata, leu cu lopata, Alice. Sper că te-ai ascuns, că dacă nu o să vină în căutare după tine. Te-ai ascuns, Alice? Da, eu m-am ascuns, dar cum adică să mă iei cu lopata, mă? Ce? Nu stai, mă, că așa e expresia, mamă, ia să vedem că am găsit ceva pe aici, mamă, deci dacă te găsesc din prima, nu te găsesc, mamă, deci fii atentă că pe Darusel când l-am găsit din prima, după m-a găsit și el, ce crezi, tot din prima, dar nu la fel cum am făcut eu, dar fii atentă, vreau să mă duc, dacă ai zis că te-ai uitat la videoclip, chiar sunt curios dacă ai făcut faza pe care am făcut eu, deci dacă ai făcut așa, Alice, mamă, deci 0 puncte, n-ai făcut, deci foarte bine ai gândit-o, foarte bine ai gândit-o, mă, Alice, unde te-ai ascuns, pe bune, adică nu te-am găsit totuși, așa e cam suspect că nu te-am găsit din prima totuși. Ce pot să zic e că sunt cam culcată. Ok, e o informație foarte, foarte bună. Asta înseamnă că ești undeva băgată puțin așa mai în jos. Dar unde ai putea să fii? Aici, în partea asta, nu știu dacă ar putea să fii sincer. Dacă ai zis treaba aceasta, nu cred că ai putea. Dar hai să vedem în partea asta, pentru că eu totuși n-am explorat harta. M-am ascuns pe harta asta, eu m-am ascuns. Opa, nu n-am găsit nimic aici. Ok, Alice, poți să dai un indiciu când suntem mai aproape? Adică, bine, eu cred că nu cred că o să am nevoie, sincer, de indicii la harta asta, pentru că e o hartă easy. Și dacă nu te găsești la asta de easy, chiar Alice, cred că mi-aș accepta înfrângerea, sincer, aș zice că ești mai bună decât mine și cam aia e, sincer. Păi da, chiar sunt, adică nici nu trebuie să mai aud, că eu deja știu. Ok, bine, Alice, ok, cum zici tu, fii atentă, mamă, dar pe bune, unde te-ai ascuns, mă? Mamă, am așa o mică idee unde te-ai ascuns, pentru că parcă, cred că e ceva pe aici, nu știu sigur, dar parcă ar fi ceva, ia să de... Opa, mamă, de ce, dar nu ești tu aici? Bă, Alice, chiar, mă, unde te-ai ascuns? Deci am căutat peste tot și nu te-am găsit aici, în casă poți să intri, oare? Opa, Alice, vin după tine, nu ești cumva tu pe aici? Cred că tu pe aici ești, mamă, dar edita mai maze-ul aici, Alice, nu știu cum, edita mai labirintul, practic ți-am dat indiciu acolo unde sunt eu acum, că probabil tu ești pe aici. Bă, da, Alice, poți să-mi spui dacă chiar ești pe aici? Te-am văzut și ai tocmai am ieșit din labirint. Clasic, eram sigur că asta ai făcut, în fine, acum și acum ce să fac, unde să mă duc, bă, mamă, ce mi-ai făcut, bă, eram sigur, opa, în partea asta, oare, mamă, deci dacă ai fi aici, mamă, cum e zona asta, mamă, cât de tare, da, nu e nimic, ok, Alice, știi ceva, poți să-mi dai un indiciu unde ești, că totuși mai sunt câteva secunde aproape,
sincer, adică mai sunt aproape 2 minute, Alice, și eu încă nu te-am găsit. Adică practic te-am găsit acolo. Opa, m-au zis ceva? Ai dat cu arcul? Bă, unde ești, mă? Deci dacă ai dat cu arcul înseamnă că ești undeva la vedere, corect? Păi, dar eu nu știu, eu pot să fiu și undeva la nevedere. Opa, la nevedere. Opa. Mamă, stai puțin. Ah, nu, am crezut că erai tu aici, dar asta l-am lăsat eu așa. Ok. Bun indiciu că practic îl las așa. Și acum, pe bune. Opa, Alice, cumva pe undeva pe aici, mă, ești? Ia să te văd eu puțin. Ia să te văd, Alice, vin după tine. Alice, știi că n-ai unde să te ascunzi, nu? Eu știu că am unde să mă ascund și că pot fugi. Ah, ok. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Alice, nu știu ce se aude de la tine, dar eu știu că o să te găsesc. Bă, unde ești? Da, stai așa, mă, că au venit niște veverițe la mine. Mamă. Ah, mamă, vin. Opa, stai. Opa, ia. Sunt curios de ce. Ah, dar nu e aici. Am crezut că ești în partea asta, dar bă, da, chiar. Mă, dar de unde ai trasit? Bă, asta mă întreb acum, de unde? De ce mi se pare că te văd? Ce faci, mă, aici? Mă, dar pe unde ai fost? Mă, păi, da, am fost în labirint și după aia m-am aruncat să fac o baie. Mă, păi, stai puțin și acum eu am trecut, vrei să-mi spui că am trecut pe lângă tine acolo în lava aia? Adică, da, chiar ai trecut pe lângă mine, am crezut că ești chiar. Ok, uitați-vă puțin, cât timp am pierdut la asta. Ok, acum eu o să fiu Hyder, Alice, era să zic Darusel în fine, Hyder acum și tu o să fii Seeker. Acum merge la a doua rundă și acum fii atentă că aici e ceva foarte, foarte șmecă. Dacă ai zis bine, sper că nu te-ai uitat la videoclip, dar nu vreau să mă duc unde s-a dus Darusel, vreau să mă... Opa, mamă, deci fac ceva aici, cred că ar fi o idee chiar foarte bună, sincer, pentru că tu nu cred că te pricepi la așa ceva și eu zic că ar merge. Ok, credeam că e undeva mai sus, dar aici încolo unde ești putea să mă urc? Mă, Alice, fii atentă. Eu nu cred că o să mă găsesc, sincer. Sincer, nu-și de aceeași părere cu tine. Ah, ok. Păi normal că nu era de aceeași părere, pentru că tu trebuie să fii pozitivă cu tine. Adică trebuie să crezi că o să câștigi și fii atentă. Cred că am găsit cel mai bun. Alice, atât de... Mamă, fii atentă că am găsit o schemă. Am găsit o schemă. Deci dacă cu schema asta nu o să câștig, mă, Alice, nu știu, sincer, ce o să mai fac. Dar asta pot să zic că e cea mai bună schemă. Sincer, la modul cel mai serios e cea mai bună schemă. Și dacă vii din partea asta, eu o să ieși pe partea cealaltă. Și tu, practic, tot așa n-o să mă găsești. Cum i-ai făcut-o mie acolo, dar eu te-am găsit. Totuși. Mi-ai spus destul că o să ieși pe o parte, gata, știu unde ești. Ok. Păi, dar stai puțin, de unde... ai zis că te-ai uitat la videoclip, corect. Dar n-ai de unde să știi, pentru că nu s-a văzut la videoclip așa ceva. Practic n-am fost acolo, mai sunt 10 secunde, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 și 1. Acum pleci în căutare după mine, chiar sunt curios dacă mă va găsi. Alice are 3, mamă, Alice, ai 300 de secunde, mă, pe bune, adică în 300 de secunde eu zic că ai putea să mă găsești lejer, mai ales că e o hartă easy, nu e ceva foarte, foarte greu. Dar cu schema asta, de ce mi s-a părut că parcă am văzut un pixel ceva pe aici? În fine, sper că m-am înșelat doar și că n-am văzut nimic, Alice. Bă, dar e nașpa că nu pot să te văd totuși, că nu există o cameră ceva ca să te văd. Chiar mi-aș fi dorit să te văd, sincer. Bă, sincer, eu sper că tu n-o să mă găsești. Adică stai, că eu o să te găsesc. Alice, ai uitat cine s-ascunde și cine... Mă, stai puțin, tu te-ai ascuns acum, asta ce-ai făcut? Adică eu niciodată, cum? Ok, bine, sper că nu te-ai ascuns. Mă, dar eu aș ieși de aici, mă, eu nu vreau, mă, eu nu suport să stau aici, totuși, o să ies, o să mă risc ca să văd pe unde ai putea să fii tu, Alice, sincer, chiar vreau să... Bă, da, nu te văd. Opa. Nu. Ai făcut uitați-vă puțin, deci aceeași greșeală pe care am făcut-o și cu Darusel. Bravo, mă, Alice, ai avut noroc. Totuși, ce să zic, ai avut noroc. Acum am pune la Seeker. Bă, da, fix aceeași greșeală pe care am avut-o și cu Darusel în primul meci. Uitați-vă la primul meci. Cine nu s-a uitat la primul videoclip, uitați-vă, bă, bune, că fix aceeași greșeală am făcut-o cu Darusel. Da, în fine, mă rog, nu mai caut scuze și toate astea. Mamă, acum iar sunt Seeker. Opa, Alice, poți să-mi spui ce hartă era, că sunt curios de ceva. Este aia cu rai. Aia cu rai. Ok. Credeam că e aia cu casa, pentru că la aia cu casa, ce crezi? Vreau eu să fiu acolo și sper că te găsești acum, că dacă nu o să fiu și de data trecută eu n-am fost. Și asta vreau să fac acum, să experimentez treaba aceea, Alice, pentru că eu practic unele hărți momentan până acum, Alice, eu hărțile astea nu le-am jucat. Bine, am jucat doar o hartă, ce drept, dar în fine. Hărțile astea nu le-am jucat cu Darusel, harta aceasta, și aș vrea să le joc pe alea pe care nu le-am jucat, adică ar trebui să fie câștigi. De fapt, cred că o să câștig eu mereu și ar fi mai mult mai bine așa. Adică, păi și eu. Ce și tu, Alice, tu nu o să mai câștigi nimic, ai câștigat o rundă, gata, atât. Bebe, alo. Păi mă fure așa pe față. Gata, Ali, sunt în căutare după tine. Chiar sunt curios unde te-ai ascuns, sincer. Chiar sunt curios unde te-ai ascuns, pentru că de data aceasta am eu o presimțire că... Bă, nu pot să cred că așa repede. Nu fugi, nu, Alice, nu fugi. Alice, nu mă bagi în seamă. Nu, Alice, sunt după pot tine. Pot fugi, dar nu mă pot ascunde. Ai dreptate, poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Dar dacă fugi, Alice, o să te prind. 3, 2, 1, gata. Am mai speriat, te-am sărit în sus. Ah, te-ai speriat, da, 100% s-am speriat. Chiar sunt 100%, ok. Fii atent, Alice, acum mă fac chiar Hyder P.
bine, mă, că te-am găsit, bă, ți-am zis că am o presimțire că te găsesc așa de repede. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi ați fi avut presimțirea asta ca mine. Și acum mergem la asta și în sfârșit. Mă, Alice, de ce nu merge? Fii atent, Alice, cu puterea minții o să dau și o să meargă. Gata, mă, Alice, mamă, fii atentă, mamă, chiar sunt curios aici unde să mă ascund eu, Alice, chiar sunt curios unde să mă ascund. Fii atentă, cred că aș avea eu o idee, ceva de genul, dar nu știu sigur, sincer, dacă există. Haideți să ne uităm prin partea asta, Alice. Bă, da, Alice, atâta zic, nu cred că o să mă găsești, chiar nu cred că o să mă... Opa, opa, Alice, am găsit ceva și n-o să mă mai... No, bă, Alice, deci dacă tu mă găsești aici, nu că eu închid episodul, după bune, Alice, îți dau tot ce vrei tu, dar dacă tu mă găsești în locul acesta, eu să-ți dau tot ceea ce dorești, aia o să-ți bune, dau, ce? Bune, pe bune, păi cred că o să rămâi fără bani în buzunar. Ah, ok, ok, o să rămân fără bani, ok? Bine, mamă, dar aici e bine că se vede practic din partea asta și eu nu mă văd, adică pot să stau lejer, asta e tot ce trebuie, deci asta e tot ce trebuie, pot să te văd pe tine peste tot pe hartă și atâta zic, doar pot să te văd peste tot pe hartă, Alice, și bine, Alice s-ar gândi că sunt pe undeva, pot să zic, dar de fapt nu sunt, sau poate sunt, cine știe, Alice? Da, da, păi ce nu știi tu e că eu ți-am pus ceva la tine în ochi și acum pot să văd tot ce faci tu. Ah, da, Alice, 100%, chiar, mamă, chiar te cred, hai că o cred, dacă e sincer, ok, 4, 3, 2, 1 și hai să vedem acum, Alice, mamă, unde, ia uitați-vă puțin acolo, Alice, mamă, cât de bine că pot să văd în partea asta, Alice, mamă, da, dacă să-mi dea și mie la de stan, ca să te trolez cu arcuma, asta vreau, Alice, dar, bă, unde te-ai dus, asta e întrebarea mea, că nu prea te mai văd în partea asta, ce... Ok, am crezut că am făcut o prostie, dar nu, bă, dar nu te mai văd, mă, Alice, unde ești, bă, da, nici aici, opa, ce faci, mă, Alice, unde intră, mă, intri în casă, ce faci acolo? Nu știu, eu n-am intrat în casă, sincer, eu am intrat în ceva furnal. A, păi da, în casă, în furnal, ok, vrei să vin după tine, Alice, vrei să te bântui cum ar veni? Da, da, chiar vreau să mă bântui. A, da, 100%, chiar aș face asta ca să mă omor, nu, mă, Alice, pentru că de data asta, bă, Alice, eu vreau să nu mă găsești, ca runda următoare, să fie foarte frumos, să fiu tot eu Haider și lumea o să fie foarte, foarte fericită. Ce îți spune de treaba asta? Opa, uitați-vă puțin. Zic că n-o să fie. Ce? Eu sincer zic că n-o să fie fericit dacă nu câștig eu. Ah, ok. Scrieți acolo în comentarii dacă o să fiți fericit sau nu, dacă o să câștige Alice. Dacă nu, adică scrieți acolo cu cine sunteți, practic, cu cine sunteți mai fericit, practic. Adică dacă aș câștiga eu sau dacă ar câștiga Alice. Că cu mine, da. Da, da. Ok, Alice. Asta o să... Opa, uitați-vă la Alice. Mamă, deci în partea aia m-am dus eu cu Darius atunci când l-am omorât. Ok. Alice, ceea ce pot să zic eu că ai fost mai devreme lângă mine și acum ai plecat, atât îți zic. Ah, pe bune, da, bine, sigur te cred. A, bine, nu mă crede, ok, mamă, e bine că nu mă crede, păi, dacă, păi, cine, ok, deci voi mă credeți, ea nu mă crede, practic am nevoie de încrederea voastră, nu, dar lui Alice, pentru că, uitați-vă la Alice, s-a dus fix acolo unde l-am găsit eu pe Darusel și a fugit, Darusel a fugit acolo, a ieșit pe ușa pe care o să iasă Alice în 2-3 secunde, ia să vedem, gata, a ieșit fix acum, și Darusel a intrat în casa aceea și cam atât. Mă, da, Alice, dar chiar nu mă găsești, sincer. Mă, că eu m-am jucat până acum cu tine, că știu gata unde ești. A, te-ai jucat cu mine până acum și tu, bă, te-ai jucat fața sunsele, dar nu te-ai jucat gen la modul la care te referi tu, pentru că nu o să mă găsești, asta, ăsta e adevărul. Eu te-aș găsi dacă nu ar mai fi așa de enervant. Ce, opa, mi-a dat arcul și vreau să dau în tine, mă, Alice, gata, mă, deci dacă treci pe aici, fac cel mai mare troll posibil, mă, Alice, deci cel mai mare troll posibil o să ți-l fac eu dacă treci prin partea aceasta. Ce faci, Alice, ce faci? Eu fac foarte bine, dar tu ce faci aici, măi, beberiță? Nu, ce ușor. Bă, stai puțin, cum ți-ai dat seama că sunt acolo, mă vedeam sau ce? Păi da, ți-am văzut piciorul, eu vreau să fac așa naște păcălet. Ah, ok, deci tu practic m-ai văzut de la început, vrei să zici tu, nu? Da, exact asta vreau eu să zic. Acum jucăm pe mob și roz. Da, jucăm pe mob și roz și aș fi vrut să fiu tot eu, dar în fine vreau să fiu la ultima, deci la ultima trebuie să fiu neapărat. Bă, dar știi care e faza, mă, Alice? Știi care e faza? Că totuși ne-am făcut egalitate și cu Darusel la fel. De fapt, nu, Darusel m-a bătut la ultima. Deci asta este șansa mea. Asta este șansa mea. Și aș vrea la ultima să merg pe mâna lui Darusel. Sper că nu te-ai uitat la videoclip. Pentru că dacă te-ai uitat la videoclip e cam nasol, Alice. Sper că te-ai uitat totuși, dar nu până la ultima fază, pentru că fix acolo vreau să mă ascund, Alice. Pentru că vreau să văd dacă tu o să mă găsești. Dacă deci fii atent, Alice. Eu pe Darusel nu l-am găsit, ok? A fost într-o ascunzătoare foarte, foarte bună. O să zic așa ceva de genul că au fost două căi pe unde el putea să o ia. Și am luat fix pe partea cealaltă. Și practic Alice, eu n-am mai ajuns acolo la el și chiar sunt curios dacă tu o să mă găsești în locul în care s-a ascuns Darusel, dacă practic ești mai bun. Asta dovedește că tu ești mai bună decât mine, practic 100%. 100% gen, nu? Da, 100% am zis. Bine, eu sunt mai bună, gata. Păi da, cine ți-a zis că mă găsești, Alice? Păi prima dată trebuie să ajungi să câștigi la mine, după aia să vedem. Ok, foarte bine punctat, pentru că asta voiam să zic eu acum, Alice, credeai că eu gen, ok, nu mai contează.
stai, hai să te văd acum, Alice. Mamă, deci fii atent, Alice. Am o presimțire că tu ești un... Deci fii atent. Nu, chiar am o presimțire că ești... Opa, opa, de ce ăsta lăsat așa în jos? Am și o întrebare. De ce ăsta lăsat așa în jos? Alice, Alice, Alice. Fii atent, măi. Eu am să zic că eu sunt la înălțime, așa că nu știu de ce zici tu de jos. Dar de ce ăsta e un indiciu? Ok, ok, un indiciu. Dar fii atent, eu trebuia să mă duc pe partea cealaltă pentru că m-aș fi dus pe culoarea ta roz. Trebuia să merg pe culoarea ta roz pentru că tu ești cu roz. Dar o să mă duc acum, nu e nicio problemă. Deci fii atentă. Vreau să mă duc în partea asta din nou aici pentru că am văzut aia deschisă. Tu 100% ai trecut acolo. Și dacă aș fi Alice, m-aș duce ori pe mov, ori pe roz. Așa că mergem pe roz. Și hai să vedem aici dacă tu ești bine. De fapt, ți-am dat prea multe detalii și cred că tu deja ai plecat, sincer, dar cred că am fost cam prost la faza asta. Nu știu, scrieți acolo în comentarii, dar nu-i nimic, nu-i nimic. Ok. Abonați-vă, deci ce nu știți voi e că el s-a dus pe culorile mele preferate, dar eu de fapt m-am dus pe albastru. Dar să nu-i spuneți. Da, 100%, Alice, 100%. Crezi că nu te aud? Da, ce, eu nu vorbeam cu tine. Vorbeai cu cine vorbeai? Cu Daroxel care nu e pe aici, nu? Nu, vorbeam cu oamenii. Ok, deci cred că am făcut o prostie. De ce mi se pare că am văzut ceva pe aici pe sus, dar n-am văzut pe nimeni. Ok. Deci n-am văzut pe nimeni, Alice. Bă, dar unde ești, pe bune, Alice? Chiar sunt curios, unde ești? Zim și pe bune. Mă, Alice, da, pe bune, tu chiar unde ești? Nu, asta nu e corect, ok? Asta nu e corect. Asta nu e corect absolut deloc, Alice. Asta nu e corect, Alice. De, mă, acum mai pot să mă urc, Alice, mă bagi în seama măcar? E ușor. Nu, bă, de ce m-ai bătut? Alice, dar de ce ai rămas acolo? Întrebarea mea. Păi am vrut să te dau jos, dar tu ai probleme. Bine, mă, Alice, hai să vedem la Haider și fii atentă. Ultima rundă, cum ți-am zis eu și vreau să chiar sunt curios acum. Dacă o să merg, scrieți-mi acolo în comentarii dacă credeți că o să meargă tactica mea, unde s-a ascuns Daroxel cu mine și eu nu l-am găsit. Ok, deci hai să vedem. Deci era practic în partea aceasta aici. Ok, dar dacă mă duc în partea asta, ce ar fi aici? Chiar sunt curios. Ia să vedem. Mergem în partea asta și aici. Mamă. Ia fi atent, că am găsit aici ceva interesant, sincer. Cred că e interesantă și chestia aceasta aici, dar ia să vedem. Ok. Deci nu, chiar e interesantă chestia asta aici. Da, sunt eu cam fraierel, în fine. Deci mă duc înapoi. Ok, deci nu mă las. Deci chestia asta dacă ar merge. Chestia asta dacă ar merge și m-ar duce undeva ca lume. Dar unde mă duc eu, că mă duc fix acolo și cam nu e nimic, dar de fapt, nu. Cred că mă duc înapoi. Unde s-a ascuns Daroxel și fii atent, Alex. Chiar sunt curios. Scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă credeți că Alex o să mă găsească fix acolo. Ok, facem așa la de rută foarte, foarte frumos. Alex, chiar sunt curios dacă tu o să mă găsești. Chiar sunt curios ce crede lumea. Dacă tu o să mă găsești aici unde s-a ascuns Daroxel. Deci, practic, Daroxel, ca să știe toată lumea. Cine nu s-a uitat, Daroxel s-a ascuns undeva pe aici. Și ca să mergeți pe aici, trebuie să mergeți drept în față. Să ajungeți într-un portal și trebuie să mergeți într-o parte. Pentru că sunt niște căi pe care puteți să le luați. Deja am dat prea multe detalii lui Alex și ar putea să mă găsească. Asta vrem să zic eu, mulțumesc că mi-ai zis efectiv unde te afli, că eu am văzut tot clipul și acum vin după tine, așa că pregătește-te. Ok, am plecat, Alice, nu sunt acolo, asta s-a fost la derută, practic ți-am derutat tot timpul și eu nu o să fiu acolo, suta. Alice, stai puțin. Te spune. Și ce înseamnă asta? Pentru că te-am găsit așa rapid, mai dăm o rândă și eu sunt max scund. Ok, nu, stai puțin, Alice, că mie nu-mi vine să cred ceva. Mă, dar Alice, pe bune, dar ce cum s-a întâmplat chestia aceasta? Nu, eu chiar nu pricep. Nu m-am dus pe partea dreaptă. Eu practic, nu spune că m-am dus pe partea cealaltă. Doamne, cât de fraier sunt, Alice. Doamne, bă. Cred că Daroxel, dacă se uită la videoclipul ăsta, o să râdă de mine în comentarii. Nu știu, scrieți voi acolo părerea voastră în comentarii dacă credeți că Daroxel o să râdă de mine sau nu. Adică eu îl las să râd. Ok, puteți să râdeți și voi acolo. Chiar vă rog să faceți asta. Intrați acum în comentarii și râdeți de mine. Puneți emoji-uri curios și cam atât, sincer. Chiar merit, sincer. Normal că meriți, că nu știi să joci. Mersi, Alice. Cu plăcere. Ok, Alice, fii atent, acum o să vin după tine pentru că tu ai vrut să te ascunzi și la asta. Ok, Alice, deși fii atent. De fapt, stai puțin. Alice, dacă nu mai știu. Să scrie lumea în comentarii cum ne-am ascuns, care a fost fazele, pentru că nu mai știu absolut nimic, sincer. Chiar nu mai știu. Hai, te văd. Ia, ce faci acolo? Unde mă vezi, mă? Eu îți zic să te uiți prin geam. Ok, mă uit prin geam. Ok, nu mă uit prin niciun geam pentru că tot să fii undeva pe aici, 100% aici ești. Alice, deci fix aici. Deci dacă nu ești Alice aici... Eu ți-aș spune să te uiți prin geam, că să mă vezi. Cum adică prin geam? În ce geam, mă? Ia uită-te. Ce faci, mă, acolo, Alice? Ce faci acolo? Mamă, și cum ai ajuns acolo, bă, Alice? Cum ai ajuns acolo, oare? Ia să mă gândesc eu, pe unde o fi ajuns Alice acolo, sincer? Ok, deci era în partea aceasta, dacă mergem, dar nu, că n-am luat-o pe
partea bună. Deci aici nu o să ajungi practic, pentru că am luat-o pe ăsta roșu. Dar, ok, deja a ieșit, ok. Deci am crezut că să fac ceva alin, dar de fapt nu s-a întâmplat absolut nimic. Bă, dar pe unde ți-ai dus? Asta e secretul meu. Ok, știi ceva? Eu trebuia să mă ascund în alon. Nu trebuia să fac treaba aia. Am vrut eu să fac cadavresel. Deci niciodată nu, am înțeles, niciodată nu trebuie să fac cadavresel. Deci asta este clar, este scris în lege. Nu trebuie să fac cadavresel pentru că trebuia să vin fix aici unde găsisem un episod cu Darusel, pentru că Alice n-avea cum să mă găsească aici absolut doar. Nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că eu chiar cred că Alice n-ar fi putut să mă găsească aici. Adică la modul cel mai serios, Alice, tu chiar n-ai fi putut să mă găsești. Mă, păi, dar cine spune, mă? Dacă eu te-am găsit, te-am găsit, aia e. Ok, Alice, cum zici tu, cum zici tu? Bă, da, întrebarea mea e, unde te-ai dus acum? Acum n-o să mai spun, îți dai seama. Ok, deci n-o să mai spui, știi care este faza? Cred că cam atât o să fie cu mine, cred că, sincer, pot să zic că am pierdut, sincer. Deci, recunoști că am câștigat și ok, normal. Da, ai câștigat, dar nu ești mai bună. Ba da, okay. Trebuie să spui. Ok, trebuie să spun, da, să trebuie să spun. Bă, dar unde te-ai dus, mă? Da, ți-am spus că nu să zic. Ah, păi ia fi atentă că, bă, păi practic aici sunt două intră, mă, peste puțin. Bă, ok, păi și dacă mă așa, pe aici trebuie să mă duc eu, mă, bă, da, adică practic nu trebuie să fac treaba aia să intru prin chestia aia, dar mă rog, e cam același lucru. Sau de fapt, ba da, mă, uitați, deci fix aici a fost Darusel, mă, frate. Bă, da, câtă fraiera am fost. Bă, dar unde ești, mă, Alice? Da, eu ți-am zis că m-am ascuns prea bine pentru cineva ca tine. Da, ai dreptate, chiar te-ai ascuns prea bine, dar fii atentă, vreau să-mi spui, bă, acum să mai fac 20 de secunde, ok? Păi da. Așa, și pentru că se fac astea 20 de secunde, fii atentă ce vreau eu acum. Vreau să-mi spui unde te-ai ascuns. Nu, unde te-ai ascuns, să-mi dai un indiciu, ceva. Bine, deci stai că mai sunt că 6, 5, 4, păi 2, hai repede, Alice, că 3. Până ajung, oricum eu sunt brăgat aici prin interior. Da, deci eu sunt peste o sticlă. Peste o sticlă? Adică peste o sticlă, stai puțin. Sticlă, unde sticlă, unde sticlă, unde sticlă, Alice? Opa. Dar în ce parte? Aici nu, m-am dus pe partea greșită. Ok. Se pare că Alice, deci cam Darusel, practic mă bate la ultima rundă. Atât de fraier sunt, sincer. Ok, mergem aici înapoi, mergem în partea cealaltă pentru că Alice nu era aici. Vreau să merg înapoi aici. Ok, Alice, acum, galben. No, nu e bun nici aici. Mă, dar unde te-ai ascuns, mă? Da, ce galben visezi? Că nu e niciun galben. Ok, de ce zici asta, Alice? Păi cum adică de ce zic? Că eu nu sunt pe galben. Ok, atunci o să merg pe... Nu o să zic unde să merg, pentru că o să merg fix aici. Deci aici, bă, dar de fapt, bă, dar unde e sticlă, pe bune? Cream că e sticlă aici, așa am crezut că e sticlă. De fapt, e sticlă deasupra aici, dar în rest nu mai nimic. Bă, dar ce... Păi, dar eu nu am sticlă deasupra, eu deasupra am lână, eu am jos sticlă. Opa, fii atentă, dar nu e harta aia, mă, nu e harta aia. Ok, unde, bă, da, Alice, unde ești? Păi, nu să-ți spun că să câștig. Ok, sticlă aici, dar nu ești, mă, aici, bă, Alice, gata, mă, mai bătut. Aie, bravo, nu știu, bravo, mă, Alice, ce să spun? N-am ce să spun decât felicitări, sincer. Uite, Alice, nu, bă, dacă nu te-am văzut pe partea cealaltă. Ok, deci e cam enervant, ok, mamă, Alice, dacă erai deșteaptă, puteai să mă duci pe partea cealaltă, dar unde te-ai dus? Acum, te-am luat. Corect, deci am câștigat, bine, asta a fost tot clipul și ne vedem data viitoare, pa! Da, scrieți voi acolo în comentarii cine a câștigat, practic, finalul, dacă eu am câștigat sau dacă a câștigat, Alice, și scrieți acolo în comentarii dacă vreți să-l aducem și pe Darusel și pe Alice să facem pe această hartă, toți trei să ne batem aici, ar fi super tare, scrieți voi acolo în comentarii, Alice, ceva de final? Da, eu am câștigat, pa! Ok. Mamă, ce idee mi-a venit să mă duc acum repede la Alice ca să-i spun, mă, dar cine, mă, omul ăsta, în fine, nu contează, Alice, deschide ușa, mă, ce fai, mă, fix aici la ușă, mă, Alice? Eu priveam pe geam aici, că bă, stai, hai, eu lecă aici. Bine, gata, cine, mă, ăsta, dar... Bă, fii atent că a venit băiatul cu chiria, ai bani, dă banii rapid. Mă, ce băiat cu chiria, mă, Alice? O veni, mă, îl cheamă John și trebuie să-i dau chiria azi. Stai puțin, Alice, cum adică băiatul cu chiria? Ce chirie, dacă eu ți-am cumpărat casa asta, e pe numele tău, practic e casa ta, ce chirie? Adică tu, Alice, ce ai făcut? Ai vândut cumva casa și ai lăsat-o în chirie? Ah, bă, Rafaele, da, bă, da, chiar, dar ia, mă, hai, care ești, mă, tu? Ia, pleacă, bă, de aici, bang! Ce faci, mă, Alice? Bă, Alice, ești prea ciudată, mă, și... Ok, nu, să presupunem că nu s-a întâmplat nimic, fii atent, Alice, mă, tu erai în pijamale, mă? Da, stai așa,
aici. Da, mamă, doamne, uitați-vă puțin. Am venit aici cu o idee foarte, foarte tare. Să-i spun lui Alice și uitați-vă la Alice cum face. Mă, dar cine tot bate, mă, Alice aici la ușă, mă? Cine tot bate? Scoate clopotul ăsta. Tu nu vezi că bate vântul și s-a apasă clopotul singur. Zim ce vrei, de ce ai venit la mine? A, păi fii atentă, mă, Alice, fii atentă. Vreau să spun în felul următor. Hai înăuntru, hai înăuntru. Deci fii atentă. Știi că tare să-l dar să este acasă acum. Și știi că tot facem prank-uri și astea, dar o să știi că e mai nebunatic așa, știi că e neastâmpărat el, știi? Da, știu de ce. Păi fii atent, Alice, mă gândeam ca astăzi să facem o faptă bună și fii atentă. Ce mă gândeam eu să facem? Știi, treaba asta în felul următor. Dar o să ne neastâmpărat, cum ți-am spus, și face toate treburile astea și astăzi vreau să-l răsplătim, să fim oameni foarte buni cu el, să-i facem orice plăcere, să-l răsfățăm, practic. Păi, da, de ce? Dar de fapt, știi ceva? Eu cred că chiar merită, dacă tot i-am făcut așa de multe, da. Ah, deci chiar merită, ok, deci ești de acord, nu? Da, să zicem că da de data asta. Stai, hai să mă echipez. Ce să te echipezi, mă, Alice? Mă, tu cu cine vorbești acolo? Ia vorbești la telefon, Alice, sau ce s-au de acolo? Da, mă, dar stai așa că trebuie să stai 2 secunde, te rog, eu să închei. Ok, deci Alice, uitați-vă puțin, deci iar vorbește cu băiatul acela ciudat, nu știu, David, despre care ea nu vrea să ne spună absolut deloc, adică ea neagă că nu vorbește cu nimeni, așa zice ea mereu, dar în fine, mă, Alice. Așa, bă, da, hai, gata, că am închis, hai la el. Ok, deci fii atent, Alice, bă, Alice, uite-te puțin la mine, deci fii atentă, trebuie să te comp, Alice, mă bagi în seamă ce faci. Bă, ce faceți, bă, fraților? Eu mă duc la diner, Darcel, așteaptă-ne și până ai fi atent, Darcel, că Darcel, stai puțin, Darcel, te duci la diner? Da, bă, hai, lăsați-mă. Mă, Darcel, dar vino că te auzi foarte încet, Darcel, rămâi aici lângă mine, te auzi foarte încet. Ia zi, ce vrei? Mă, Alice, ce ai făcut? Eu îi fac o faptă bună și car motocicleta. Ai, car motocicleta până acasă, mamă, dar Darcel, păi și Darcel, cu ce mai merge după? A, da, chiar e. Am să-i opun după ce și-a comanda, eu mă asigur că nu pune nimeni. Ok, doamne, bă, ciudați-l așa. Bă, Darcel, stai puțin, Darcel, vino repede aici, fii atent, Darcel, ce vrei să-ți cumperi tu de la diner astăzi? Fii atent, bă, Rafale, eu vreau să cumpăr un McBurger, 2 beri și o ciucaș. Bă, ce bani, bă, tu bei bere bine, dar hai că-ți cumpăr eu de toate, Darcel, îți dai o comandă, spune-mi ceea ce vrei pe bune, ceea ce vrei tu, Darcel, și aia o să-ți comand. Ok, stai, să iau o carte, așa. Bă, uitați-mi comanda. Preferatele tale, stai puțin, Darcel, de când, uitați-vă puțin, Darcel are ceva să ne spună, are un secret cumva, cum Darcel să-ți placă, mă, Darcel, ok, Darcel, îți plac, îl dă-ne pe mai mult decât burgerii? Nu, uite, bă, motocicleta. Mă, bă, e albastră, ia, Alice, știi că ne-ai făcut o idee bună, dar îl iertăm, te iertăm și pe tine, îl iertăm și pe Darcel, pentru că astfel, bă, Darcel, fiate, ok, mamă, un motocicletă verde, bă, Darcel. Preferata mea, t-a lăsat, pa. Ok, deci e foarte ciudat, nu știu de ce am ales să fac treaba aceasta, dar uitați-vă că se comportă foarte ciudat și Alice, da, și Darcel, nu înțeleg ceea ce se întâmplă aici, dar nu știu ce a mâncat Darcel, ce a făcut, ok, astăzi vreau să-i fac eu fapte bune, dar trebuie să-i facă și Alice, dar nu știu că se comportă foarte ciudat amândoi, eu nu știu care e faza, sincer, adică ok, ei sunt ciudați de fel, dar nu știu de ce se comportă așa ciudat, mă, Alice, scoate așa bicicletele, motocicletele, toate alea de acolo, scoate Golden Apple, nu știu de unde le scoate, dar totuși le scoate într-un final. Ok, să mă duc acum repede în casă, că ăștia nu știu unde au ajuns aici, în casă, mă. Mamă, bă, dar tu știi ce fain, mă, ar trebui să stăm mai mult așa, că e foarte fain. Da, mamă, ce faceți, vă uitați la ce voi aici? Dar Ronaldo a scurat, vorbește mai încet, mă, ce, mă, Darcel, bă, Darcel, ești entuziasmat, a dat gol, cine a dat gol, Ronaldo? Da, Ronaldo, stai! Mamă, cât de șmecher ești, bă, Darcel, cât de șmecher ești, Darcel, știi să faci celebrări, știi să faci orice, Darcel, tu chiar ești tare, mă, ești cel mai șmecher, bă, Alice, nu-i așa? Bă, da, să știi, mamă, ești și medic acum, mamă. Nu, asta e bandana mea, vă place bandana mea? Da, e bandana de karate, bă, Darcel, dar chiar unde ți-l lasă cu de box, Darcel, chiar e un bun luptător. A, da, fetele, ia, bum, bum, bă, nu pe mine, nu pe mine, ok, te las, Darcel, dar nu e frumos, ia atent, dar oricum, te iert, Darcel, pentru că ești prietenul meu, ești foarte șmecher, tu, Darcel, de fel așa. Uite, eu am o listă și vreau să cumpăr ce-i pe listă, ok? Mari și cumpăr. Bine, bă, dar să vorbește frumos, că eu mă compar frumos cu tine, dar să tu ești chiar foarte, foarte tare, ești foarte tare. Ok, deci... Da, ok, deci faptul că Darcel vorbește foarte încet, nu știu care este faza, dar mă rog, ok, acum trebuie să mă duc eu cu mașina lui, cu mașina... Mă, ce faci, mă, Alice? Mă, uite și pe Darcel, mă, Darcel, ce faci? Unde te duci, Darcel? Nu mai am nimic, fii atent, Darcel, mă duc acum să-ți comand eu de la diner, ok? Mă duc eu să-ți comand de la diner, da, bine, Darcel? Da, stai,
stai, fii antenă. Eu doar mă uit, hai, plecați, la revedere. Bine, pa, dar se, bă, Alice, bă, ce faci? Da, uitați-vă puțin și la Alice, bă, dar se comportă foarte ciudat. Ok, deci Alice, practic, într-un fel, ia chestia asta în serios. Poate, mama, cred că s-a îndrăgostit Alice, dar eu nu știu care e faza sinceră. Dar nu știu, mi se pare foarte, foarte ciudat. Ok, deci trebuie să mă duc aici să cumpăr. Trebuie să cumpăr milkshake, trebuie să cumpăr chipsuri și burger. Ok, trebuie să mă duc pe prima oară să iau aici chipsuri, milkshake-uri și toate chestiile astea de genul pentru Darcel. Ok, să rămână ca data trecută. Vreau, vă rog, fix ca data trecută, vreau să-mi dați o pungă de chipsuri și un milkshake. Da, du-te și ale de pe rafturile din spate, data aceasta sunt gratis, mai astăzi. Ok, vă mulțumesc. Mamă, deci e gratis astăzi. Am scăpat ieftin, chiar am scăpat ieftin. Ok, deci aici chipsurile și pe aici milkshake-ul. Ok, în partea asta știu că parcă era în partea cealaltă, dar este bine că am găsit fix ce-i trebuia lui Darcel, dar trebuie să-i mai cumpăr și niște burger. Ok, deci ajuns aici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 burger. Deci Darcel vrea 9 burger. Ei bine, eu o să iau 10 burger și trebuie să mai iau o cutie de pizza, dar ce asta sincer aș vrea să uit, poate uite și Darcel sincer că n-am chef să cumpăr și pizza, chiar durează foarte, foarte mult. Dar mă duc acum repede să cumpăr. Ok, nu s-a întâmplat nimic. Să mă duc acum la diner. Ok, uitați-vă pe Alice. Bă, ce faci, mă, Alice? Ok, Alice, bă, ce faci, mă, Alice, ce cauți aici la diner? Adică, pe bune, ce cauți la diner? Bă, stăteam și eu acolo, știi, și mă trimis să-i mai iau niște pizza. Hai rapid. Ah, trebuie să iei pizza, bine. Ok, iei tu pizza. Mamă, deci am scăpat. Deci nu o să-i mai, adică o să iau Alice pizza. Eu nu mai aveam chef și chiar este foarte, foarte bine. Alice comandă. Ok, Federico, fii atent. Dați-i pizza lui Alice. Ok, deci Alice deja s-a dus să cumpere, nu știu ce face Alice. Și mie vreau să-mi dau niște burger. Clasic, ca pentru Darcel, 10 burger de data aceasta, chiar 10 burger. Vreau și cam atât. Mă, Alice, ce faci acolo? Păi, cum are? Am luat pizza de la el. Bă, da, bă, Alice, trebuie să iei cutie de pizza, o pizza întreagă, nu o felie, că Darcel nu s-a saturat dintr-o felie. Aici scrie o cutie de pizza. Mă, păi, dar numai că iau mai mult decât o felie, iau mai mult decât o de aia de pizza, că acolo Ok, am înțeles. Mă, da, Alice, dar de ce te cumpărți așa ciudat? Că urci cu mine mașină după cobor, de ce ai coborât? Da, uitați-vă puțin, deci eu nu chiar nu înțeleg ce are Alice asta. În fine, în fine. Federico, e gata masa. E gata, ok. Bun, am cumpărat, mersi Federico, foarte, foarte frumos. Acum am luat Darcel, deci am luat 10 burger, mamă, deci eu nu pot să cred că eu nu Darcel. Chiar îi fac treburile astea, îi cumpăr, adică îi fac toate plăcerile. Practic, asta Darcel într-un fel este copilul meu, un răsfăț pentru că toată lumea astăzi îl iubește pe Darcel. Și sunt curios acolo în comentarii dacă îl iubiți și voi pe Darcel. Adică, sincer, scrieți acolo comentarii pentru că am zis, dacă toată lumea îl iubește pe Darcel, vreau să scrieți acolo comentarii pentru Darcel, comentarii, numai comentarii frumoase. Chiar sunt curios cât de frumos puteți voi să scrieți, chiar sunt curios, așa, ce mesaje aveți pentru Darcel acolo în comentarii. Și acum să mă duc repede acasă să-i dau, ok, uitați-vă la Alice, nimic ciudat, ca de fiecare dată Alice uită pe geam, se uită, mă spionează și nu e nimic ciudat, sincer, adică nu știu care este faza. Ok, mă duc acum repede, uitați-vă puțin, acum mi-am dat seama, deci Alice a plecat cu mașina mea și am plecat cu motocicleta și eu nu mi-am dat seama, ok, foarte, 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 ceva normal. Alice? Da. Te crezi cumva amuzantă? Da, ce? Mama, bă, când... No, bă, foarte amuzantă, mama, dată la drumul la muzică, mamă! Bă, Darcel, copyright-ul, bă, Darcel, copyright-ul, bă, Darcel, oprește muzica aia, Darcel, mă auzi? Ok, nu mă aude, aba, mă auzi, mă, Alice, scoate-mă asta de aici, Darcel, uite ce mi-a făcut, așa, bravo, mersi, Darcel, mamă, Darcel, ești foarte, foarte tare, deci fii atent, Darcel, am venit cu toată comanda, am aici 10 burger, Darcel, pentru tine, și aici au milkshake și aici au o pungă de chipsuri. Așa, bă, dar pizza unde, bă, pizza unde, pizza? Păi, dar eu ți-am adus, uite-te. A, mersi, te pup. Mă, Alice, Alice, ce mă cu el? Bă, Darcel, ce mai vrei? Mai ai ceva de gând să mai iau? Mai vrei ceva să te duc undeva, Darcel? Da, băi, eu vreau la parcul de distracții. Vrei la parcul de distracții, mă, Darcel? Dar ce este? De ce vorbești așa de încet? Păi nu știu, bă, ia la fale, acum e bine? Ok, da, via vorbești așa. Ok, hai, bă, la fale, hai la parcul de distracții. Iar vorbești încet, în fine, Darcel, nu știu care este faza cu tine, ce ai pățit tu asta, Darcel, cred că probabil îți pierzi vocea, practic, în fine, nu mai contează asta. Merge la parcul de distracții. Care parcul de distracții, Darcel? La cu trambulina. Ba, Darcel, fii atent, deci te duc la parcul ăla de distracții mare și o să-ți cumpăr, Darcel, o să fac eu cinste, Darcel, tot ce unde vrei să te duci, în care chestie vrei să te dai, Darcel, eu plătesc, eu fac totul, Darcel. Spate, bă, lasă la bowling, la bowling. A, vrei la bowling, pe bă, Darcel, pe... La mol. Ok, Darcel, mă, ce faci? La bowling. Gata. La bowling. La bowling, gata,
gata, la bowling te duc. Ok, dar zici la mall, la bowling, dar te duc la bowling. Ok, gata. La taxi, la taxi, la taxi. Ce taxi, dar să că n-avem nevoie de taxi, dar să le suntem cu mașina aici. Ce taxi? Te duci? Da, o să mă fac taximetrist. Mamă, dar sunt taximetrist, mă, dar ce faci? Uite, te puțin la Alice. Bravo, Alice, dai. Da, nimic, ciudat, sincer, adică l-am adus pe Darasele. Unde vrei să te duc? Spune-mi, te rog, acum unde vrei să te duc? La bowling, mamă, deci te-ai surat, dar să-l am adus mai serios, dar să-l mă ia la mișto, practic, adică vedeți cum face, dar n-am ce să fac, pentru că practic astăzi eu o să fiu de partea lui Darasel, o să-i fac toate plăcerile și n-am ce să fac, sincer, adică trebuie să suport toate consecințele, tot ce se întâmplă asta. Ce faci, mamă, dar să-l vezi că ai învățat să faci mai bine, frate, dar să-l te pricep, dar să-l din ce în ce mai bine, dar să-l. Dar să-l, dar nu mai vorbești pe mine, ți-am mai spus o dată, să nu mai vorbești pe mine, că după ce că vorbești încet, dar să-l, eu chiar nu te aud dacă vorbesc, eu nu te aud. Dai, dar să-l, hai să te văd cât de tare ești tu, dar să-l la bowling. Hai. 3. Alice, afli și tu în galerie, Alice. Cu ce? Da, hai. Bine, bine, bine. Da, dar să-l, ești mai bun, dar Alice, ai fă galerie, că merită, dar să-l galerie, adică pe bune, merită galerie. Fă galerie și vorbește ca lumea tare, Alice, vorbește, cântă, fă galerie, hai, dar să-l. Mamă, da, hai, dai, bravo, ai dat start, strike, sau cum se spune, nu știu, mamă, dar să le aproape ai nimerit toate, bă, bravo, bă, dar să le, mamă, le, că le nimerit pe toate, n-ai văzut bine. Da, bă, toate le-a nimerit, mamă, deci, bă, ok, deci mi se pare cel mai ciudat videoclip pe care îl fac, până acum, sincer, este foarte ciudat, adică, da, uitați-vă puțin, n-am ce să fac, ia, dar să le, ia, dar să le, bine, bă, easy. Mamă, dar să te bune, bă, dar să hai să mergem în altă parte, bă, nu vrei să te duc și altundeva? Hai să fetele, fetele, și bum! Bă, dar să le fii atent, că vreau să te duc într-un loc secret, bă, dar să le fii atent, vreau să te duc într-un loc secret în care n-ai mai fost niciodată până acum, dar să le vreau să-ți fac o plac, dar să le, m-auzi, bă, dar să le, m-auzi? Hai, dar să, deci fii atent, dar să le vreau să te duc într-un loc foarte, foarte șmecher, vină după mine, urmează-mă, pentru că acum o să te... Am nevoie la baie, burta mă doare, Ma, ok, deci uitați-o la Darasel să duce la baie, nu știu ceva, ce ia mă să-l ascultăm pe Darasel, ce facem acolo oare ăsta? Bă, ce fai, bă, ce fai, bă, ce faci, bă, ce faci, bă, 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 Doamne bun, deci simțiți de ăștia. Ok, deci uitați, mie mi se pare foarte ciudat. Deci eu chiar abia aștept să treacă ziua asta, să nu mai filmez videoclipul ăsta, că mi se pare foarte ciudat. N-am ce să zic, mi se pare totul foarte ciudat. Orice spune, mi se pare foarte ciudat, pentru că la cum îi aud pe ăștia când vorbesc amândoi, nu știu, adică uitați-vă la Alice cum se plimbă pe toată harta, nu știu ce face, nu vrea să vorbească, nu știu care este faza, dar totul se întâmplă foarte ciudat și la tare să le vorbești. Bă, Rafael, ce dar să-l, e elefant de jucărie, mă, ăsta. Nu, de jucărie, da, de jucărie, uite, da, mamă, dar să-l, cât de tare ești tu, dar să-l, dar vorbești prea încet, în fine, dar să-l, oricum, faci cum vrei tu, că tu ești mecheră. Bă, îmi place. Ok, deci da, chiar vreau să scap de ziua aceasta, 100%. Ce, am zis, dar să-l, că abia aștept să te duc în următoarea locație, hai după mine, dar să-l, urmează. Deci a furat Alice mașina, dar nu-i nimic, mergem cu motocicleta ta, dar să-l, vrei să conduci sau conduci eu, dar să-l. Asta e. Da, chiar vreau să scap de ziua asta, că nu știu ce se întâmplă. Sincer, cea mai ce e, bă, mi se pare cea mai ciudată zi, adică eu nu știu ce se întâmplă, nu știu ce să vorbesc. De fiecare dată de fiecare dată când iau după ăștia vorbi, îmi pierd câte un neuron. De ce, bă, Rafale, tu ai neuroni? Bă, dar să le stai, mă, că vorbeam cu Alice, că zicea Alice, dar să le, că tu ești foarte tare, că vrea să aibă minte ca a ta, dar să le. Bă, Rafale, vino. Ce e mai aici? Ce ai făcut, mamă, opera de artă, dar să te pricepi? Da, fiate, nu te. Asta e Alice și ăsta ești tu. Și eu stai, bă, eu sunt gunoiul și vă sunt gunoaile mele, gunoaielor, ha? Da, eu vreau să-i fac ceva foarte bine, dar să-l și uitați-vă cum face. Ok, am înțeles, bă, Alice, poți să te... Urcă. Da, urcă. Mamă, unde să mai urcă, Alice? Da, urcă, unde, mamă, foarte amuzante și Alice, ce să spun, sincer. Dar să le, fii atent, ți-am spus, deși, dar să le, chiar ți-am spus, vreau să îmi aprobi, dacă ți-am spus, dar să le, că nu te-ai mai fost niciodată, aici te-am dus într-un loc foarte frumos, dar să le, ce părere ai tu de loc acesta? Mamă, foarte frumos, ia să mă ia, mamă, da, bă, Rafale. Îți place, dar să le, uite ce privilegi avem în partea asta, dar o să le, uite de foarte frumos, dar fii atent, putem să stăm aici dacă vrei tu, dar să le, nu o să stăm acolo, dar să le, vină în partea asta, unde vrei tu, mamă, dar să ce fac, mamă, tu, parcur, ești mai bun la parcur, Tarzan, tu ești, bă, dar să le, ia, da, uitați-vă puțin la, dar să ce faci.
mesaj acolo, nu înțeleg. Bă, dar e foarte ciudat, mi s-a dus să zici chiar. Nu, nu, a fost cea mai proastă idee să fac ideea asta astăzi. Deci eu nici nu mai știu să mai vorbesc. Nu știu ce se întâmplă. Eu deja vreau să scap de ziua asta neapărat și sper că vreți și voi să scăpați de ziua asta, că eu adică rugați-vă de mine să scap de ziua asta cât mai repede. Uite, fii atent, uite, mă da. Mă, dar să le fii atent, vină coace, că vreau să spun ceva, dar să deși atent, vrei să ai priveliște în partea aceasta sau să stăm în partea aia la canapele frumos, să ai priveliște la mare? Eu vreau să mănânc, alo, batu, mamă, vrei să-i dar să-i, bă, ok, deci dar să-i vrea să mănânce și el a zis bere, ok, deci dar să le vină mă încoace, că eu fac comanda, dar să le, eu fac comanda, tu stai la masă, tu stai la masă, dar să le, că eu comand totul, sau tot ce vrei, vină în partea asta, dar să le, hai mă, bă, unde te și mă, vină aici, hai la masă, să stăm frumos, pune-te în partea asta, unde vrei tu, dar să le, poți să stai fiat în darsele. Mă, vreau, ale, bă, îmi place mai aici, bă, te pup, stai, te pup pe așa, mua, mua. Da, darsele, da, darsele, ok, deci fiat în ce vrei tu să comanzi, darsele, îți iau mil și îți iau de toate, ce vrei tu să comanzi? Stai așa, înainte să comandați, uitați-vă aici, că vă arăt mare schemă, și. Alice, am avut și Alice, bă, nu-mi pasă, bă, lasă-o să mă arăt, Rafale, eu vreau tot restaurantul să fie tot a mea. Bă, darsele, vrei să cumperi restaurant, peste mă, tu nu vrei să cumperi dinerul? Nu, bă, Rafale, eu vreau ăsta, uite, e mai fain ăsta, bă, Rafale, e mai fain ăsta. Da, e mai tare, darsele, ce vrei tu, darsele, dar eu zic că e mai frumos dinerul, pentru că e reprezentativ pentru tine și la dinerul să vină mai multă lume, darsele, dacă stai să o iei așa. Nu, bă, Rafale, eu vreau ăsta, bă, eu pot să fac ăsta mai bun ca dinerul, să vând mai mulți burgeri și mai șmecheri burgeri. Bă, tu nu știi, bă, că tu ești fraier și na. Bă, dar să le înțeleg ceea ce vrei să spui tu, dar să le înțelegem și pe mine, pentru că eu să fac un bine, dar să le vreau să fac un bine, să câștigi mai mulți bani. Dacă vrei să cumperi un restaurant, dar să le, dacă vrei să cumperi un restaurant, ascultă-mă bine, dar să le, chiar vreau să spun treaba asta, dar să le, că ar fi foarte frumos să cumperi dinerul, pentru că toată lumea știe de diner de la tine, dar să le, ai făcut o reclamă și tu dacă o să cumperi dinerul, toată lumea o să vină la tine. Bă, Rafale, pe mie mi-a mai venit o idee. O să cumpăr și restaurantul ăsta și dinerul să cumpăr. Mai bine, dar să le, vezi, mă, dar să le, știi tu, să gândești tu mai bine. Ok, deci da. Deja mă și nervează, dar să le, în fine. Fete, tu să le cumperi bambele. Păi da, și ți le cumperi pe numele tău, nu? Da, pe numele meu și tu plătești chiria. Bine, mai ales numai dacă mor, mai am 3 inimi, dar Alif, ce faci? Salut, ce faceți, bă, Chad? Eu sunt așa 2012 și când la pieru, uite, am aici pe frumoasa mea, iubită, cum o cheamă, Alice, și are să cântăm. Ia, la, 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 mă cheamă, Darusel, și sunteți mai șmecherel, și Rafael, fraiel, la, la, la. Dacă v-a plăcut cum a cântat, vă rog să dați like și subscribe, să scrieți în comentarii, că dacă nu v-a plăcut, eu tot vă cânt, hai, Alice, și tu, hai. Da, la, la, Darusel cu capul mare și Rafael, la. Sunt de acord cu voi, da, știu că e cel mai prost cântăreț, ar trebui să se lase de cântat, dar asta e, azi trebuie să facem așa. Pa! Deci eu chiar vreau să aflu cât mai multe detalii despre iubitul lui Alice, pentru că Alice, știți că Alice vorbește tot la telefon cu un băiat și am înțeles că îl cheamă David. Atunci dacă l-am spionat, vorbea cu un băiat pe nume David, i-a pronunțat și numele și eu vreau să aflu cât mai multe detalii. Vreau să aflu dacă s-au cunoscut sau ceva de genul, pentru că eu vreau să-i fac o farsă lui Alice. Aș vrea să mă costumez în iubitul ei, dar trebuie să-mi dea mai multe detalii. Sper că l-a văzut totuși, că dacă nu l-a văzut, de fapt ar merge și să nu-l vadă, pentru că dacă ea nu l-a văzut, eu pot să mă costumez absolut cum mi-aș dori, dar ar fi mai greu dacă l-a văzut, pentru că ar trebui să mă fac în așa fel încât să semene ca să-și dea seama, dar să sperăm că nu s-a întâlnit cu el în realitate, doar că l-a văzut așa prin online, pe FaceTime, pe ce să te ia, pe WhatsApp, pe toate alea, sincer, cameră. Dar acum chiar sunt curios dacă o să pot să, da, prima oară să vedem dacă Alice acceptă sau nu să spună că are un iubit, că practic Alice nu știu cât mai ține secret asta, dar astăzi o să aflăm treburile acestea și vreau să mă transform în iubitul ei, pentru că dacă m-aș transforma în iubitul ei, mai știți atunci cum m-am transformat în iubita lui Darusel, când Darusel a întâlnit el o fată, a fost foarte, foarte amuzant și chiar aș vrea să facem și de data aceasta cu Alice și trebuie să fac și eu altă voce, pentru că n-aș putea să fac cu vocea aceasta și mă gândeam tot așa ceva de genul, să fac o voce mai subțire, pentru că practic cred că David e un băiat mai mic, la fel de mică cât e și Alice, sincer, adică nu cred că ar fi un băiat mai mare, pentru că ar fi foarte ciudat, sincer, scrieți acolo în comentarii. Dar haideți să mergem acum la Alice. Prima oară vreau să vă spun că Darusel nu știu unde e, încă n-a ajuns acasă, adică încă nu mai e acasă, practic nu știu unde a plecat. Vedeți că aici este totul foarte gol. Aici știu că el n-are bani, n-are nimic în frigider, n-are burger, n-are nimic și probabil el s-a dus după burger pe la diner. Dar ceea ce vreau eu să fac acasă, bine, nu vă mai zic nimic, o să vedeți când o să ajung direct la Alice, pentru că o să fie ceva super, super tare. Să sperăm că mi iese. Țineți-mi acolo pumnii în comentarii. Așa, apropo, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să iasă și dacă o să iasă, dacă vreți să o mai trollăm cât mai multe episoade, să nu fie acesta ultimul. Aș vrea să nu-și dea seama, pentru că așa putem să facem cât mai multe episoade și ar fi super, super tare. Acum hai să nu mai stăm mult la vorbă, să mergem repede spre Alice acasă. Chiar sunt curios cum o să iasă. Să sperăm că o să iasă foarte, foarte bine. Ok, uitați-vă puțin la Alice, ca de fiecare dată ea mă spionează pe
geam, dar nu știu ce treabă are Alinsta. Tot face așa, adică ea chiar n-are nicio treabă pe lângă. Adică în loc să vorbească cu băiatul ăla cu care ea vorbește, ea stă să privească la geamă. Asta preferă. Ok, mă duc acum repede aici. Alice, Alice, cioc 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 cioc. Alice, ești acasă? Ah, ce faci, mă? Mamă, bă, stai, mă, ce vrei că dormeam? Unde dormeai, mă, Alice? Că te uitai la geam. Cum dormeai tu? Dormeai așa, te uitai la geam, dormeai și cu ochii deschiși, nu? Mă, ce-ai, mă, că eu n-am nimic, nu stăteam în pat. Ah, ok, deci pot să te cred într-un fel, pentru că văd că ai papuci ăștia în picioare, ai și aia pe cap, Alice, de dormit. Ei, practic, stai, tu nu știi ce bine mă simt în bătășeii mei. Ah, bra, ok, am înțeles, Alice. Deci fii atent, Alice. Hai să intrăm în casă, că ai zis, mă, stai, mă, tu dormeai? Da. Da, dormeai. Și ce căutai aici la geam, întrebarea mea, Alice? Fix aici la geamul ăsta erai și te uitai după mine, Alice. Mamă, cum adică? Nu, nu, da. Hai zi de ce ai venit, că poate te dau afară, zi. Ok, Alice. Vreau să întreb în primul rând, tu ai lipsă de ocupație, n-ai ce să faci de să stai la geamuri? Da, eu nu. Păi, ia zi, mamă, zi. Ok. Ba, Alice, gata, m-ai speriat pe bune, adică gata, nu mai faci așa cu mine, că eu ți-am cumpărat casa asta, sunt prietenos cu tine. Alice, tu ce faci? Păi da, nu mă interesează că e pe numele meu, zi ce vei. Ok, Alice, te-am enervat într-o zi pentru 24 de ore, dar nu te enervezi din nou, eu nu vreau să faci asta. Sau acum vrei să mă enervezi tu pe el, să crezi că tu mă enervezi cum ar veni și de fapt să îmi faci un prank? A, poate tu îmi faci mie un prank, zi odată ce vrei că deja mă enervezi. Mă, Alice, nu s-a nici un prank, ce prank să-ți fac? Ok, acum am venit, Alice, vreau să te întreb ceva, Alice, mă, fii atentă. Știu că, adică te-am întrebat frumos, tu ai lipsă de ocupație aici sau de ce te pe geam? Tu n-ai ce să faci altceva? Nu, acum vorbesc la mă serios, nu vreau, chiar sunt curios, gen, dacă bai vreo, ce, de ce scuzi telefonul? Da, mă, am ce să fac, de ce? A, păi și tu, de ce, mă, în afară stai pe geam, Alice, ce ai tu de făcut, sincer? Să dorm, să mănânc, să merg la baie. Ok, și fii atentă, în afară, fii atentă, Alice, vreau să te întreb ceva, sincer, acum, Alice, știu ce secret ai tu, ce secret ascunzi, ce ai ascuns tu față de mine și de Darusel, de noi toți, Alice, știu ce ascunzi, pentru că te-am auzit când vorbeai la telefon, vreau să-mi spui, adică, pe bune, că eu vreau să te ajut, Alice, în treaba asta, vreau să te ajut să-ți meargă cât mai bine. Am înțeles că tu vorbești cu un băiat pe nume David, nu-i așa? Bă, da, mă, bine, m-ai prins. De ce? Așa, și te-ai întâlnit vreodată cu băiatul acela? Bă, păi, nu. A, nu te-ai întâlnit și nu te întâlnești cu el? Ce faci? Așa, doar vorbiți sau ce faci? Păi, cam așa ceva. Mă, ce faci, mă, bă, Alice, gata, ce-i, mă, cu covorul? Bă, tu îmi furi covorul, ia și pune-l înapoi. A, păi, da, tu, bă, okay, pune-l, deci, tu... bă, la loc. Ok, Alice, da, am înțeles, cred că din cauza aceasta nu se întâlnește băiatul acela cu Alice, pentru că Alice, uitați ce ciudată e. Mă, Alice, vreau să te întreb ceva, păpune, tu nu te întâlnești cu băiatul ăla niciodată? Nu m-am întâlnit, de ce? Și nu te vei întâlni? Asta te-am întrebat acum. A, păi nu știu, de fapt, eu i-am dat locația, acum eu nu știu. A, bă, adică el știe unde stai, mă, tu te-ai cunoscut cu el pe internet și el știe deja unde stai? Păi da. A, și tu știi unde stai el? Păi nu. A, păi, deci da, tu nu știi, ok, deci să nu faceți ca Alice, să nu dați la când necunoscuți locația, pentru că nu e bine. Ok, Alice, fii atentă, vreau să te întreb în felul următor, dar măcar știi cum arăți, ți-a arătat cum arată? Bă, păi, da, mi-a trimis odată o poză, stai puțin, Alice, stai puțin, că trebuie să caut ceva pe aici, stai să mă spăl și eu pe mâini, ok? Mă lași să mă spăl pe mâini? Da. Bă, nu e bine, că dacă, deci planul meu o să meargă din ce în ce mai greu, pentru că Alice, dacă l-a văzut și acum vrea să-mi spună cum arată el, o să fie ceva mult mai nașpa, pentru că o să fie greu, că probabil știe cum arată și nu știu dacă o să fiu exact la el, dar încerc să reproduc să fie totul foarte, foarte bine, dar haide să vedem, totuși, dacă nu l-ar fi văzut, ar fi fost mult mai bine, dar în fine. Ok, gata, Alice, ce faci, mă? Da, mă, mă uitam la perete, deci așa, stai așa, îți ziceam, deci mi-a trimis odată o poză cu el. Așa, ți-a trimis o poză cu el și mai știi cum arată? Da, deci avea o bluză de-asta maro, parcă, pantaloni albaștri, ochi căprui și ceva albastru în păr. Bluză maro, pantaloni albaștri, ochi căprui, e sigură că așa arăta? Da, mă, da, hai, gata că plec. Mă, stai puțin că vreau să te mai întreb. Ok, mi se pare că ar fi din ce în ce mai greu, fiindcă eu n-am chestii de genul acasă, dar probabil cred că mă minte, bă, nu știu care este treaba. Eu n-am chestii de genul, mă, ce cauți aici? A, uitați-vă puțin, adică cine s-ar întâlni? Chiar n-aș vrea să se întâlnească David cu ea niciodată, pentru că ar fi foarte, foarte nașpa. Mă întâlnesc eu acum și ar trebui să, da, ați înțeles care este treaba. Dar trebuie să mai întreb încă o dată, că eu nu prea am înțeles, de fapt am și uitat, mă, care e faza. Mă, Alice, stai puțin. Ce vrei, mă? Mă, Alice, cum ai zis că n-am înțeles? Mai zi o dată, mai repetă. Deci așa am zis, pantaloni negri, bluză albastră și ochi
căprui. Oh, și, bă, Alex, mă mai minți mult prima oară. Da, ceva albastru, bă. Dar prima oară de ce mi-ai zis altfel? Mi-ai zis cu maroc? Bă, dar parcă nu mai știe. Ia, hai, pleacă, bă, de aici mai rapid. Bine, gata, 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 știam, mă, fii atentă, mă, Alex. Ok, ok, gata, plec acasă. Fii atent, Alex. Bă, bă, da, bă, ok, știți care este faza? Eu trebuia... Mă, Alex, 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 cioc, cioc, cioc. Alex, vino repede, vino repede, că vreau să te mai spun ceva, am ceva de spus, Alex. Mă, ce faci, mă, ce faci, mă, ce mi-ai zis așa? Hai, mă, zi o dată, ce vrei. Așa, Alex, fii atentă, vreau să spun că Darcel ne-a invitat într-o jumătate de oră, adică Darcel nu e acasă, nu știu pe unde, mi-a zis să venim la diner într-o jumătate de oră la restaurant. Bine, hai că mă pregătesc, pa. A, vii, vii, vii? Ok, ok, bine, bine, pa. Mamă, este bine pentru că vine, dar trebuie să am 30, am 30 de minute de... Ok, eu am 30 de minute la dispoziție, jumătate de oră, trebuie să mă pregătesc, să mă costumez totul, totul foarte, foarte bine. Să vedem dacă am acolo prin garderobă niște haine, cum a zis, mă, ia, deci am zis că ar trebui să fie ceva de genul, dar cred că ar trebui să apelez la magicianul pe care îl cunosc eu, pentru că trebuie să-mi schimb și fața și ar fi mult mai greu, dar a zis ceva cu pantaloni negri, bluză albastră, ochi căprui și părul, nu știu, nu mai știu, nu cred că a zis de păr sau a zis ceva de păr măron, nu mai știu, a zis ceva cu o șuviță, ceva albastră, nu mai știu sincer, dar a zis că dau un telefon la vrăjitorul meu și să-mi pun acolo în garderobă să ne schimbăm foarte, foarte bine, să sperăm că o să fie asemănător cu băiatul pe care ea l-a văzut cu David, practic, sau poate a uitat totuși cum arăta și nu o să-și dea seama, ar fi foarte, foarte bine ca să ne iasă planul așa cum ne-am propus. Ok, gata, să sperăm că totul este foarte bine, 3, 2, 1 și hai să ne ducem acum la baie să ne uităm în oglindă cum arătăm, chiar sunt curios, sper să fie totul, totul foarte bine, bine, nu știu exact cum arată, dar hai să o vedem, mamă, opa, o mamă cum arată, bă, dar Alice, vedeți că Alice chiar are un băiat ca lumea, chiar arată frumos băiatul acesta, uitați-vă puțin ce skin mișto, cum arată cu caracterul ăsta, cu șuvița aia în păr, cum arată cu albastru, cu hanoracul, cu toate chestiile astea, genul, bă, Alice are gusturi la băieți, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă Alice are gusturi sau nu la băieți, pentru că, bă, arată bine, ia să nu uităm și de la spate, mamă, mamă, dar să sperăm că cam așa arată, pentru că n-aș putea să reproduc 100%, dar poate, poate, poate nu-și dă ea seama, poate, pentru că nu l-a văzut niciodată, l-a văzut o singură dată, așa cum a spus ea, dar acum trebuie să merge, ok, de ce nu mai am, știți, că dar se, de fapt, nu, Alice, deci Alice mi-a aruncat mașina, dacă ne uităm în partea aceea, ne ducem acolo foarte frumos aici, pe plajă, cred că o să fie mașina mea undeva prin apă, deci, da, vedeți, acolo în partea aia e mașina mea în apă, n-am ce să fac, trebuie să-mi cumpere altă mașină, nu știu cum o să fac eu rost, pentru că n-aș vrea să-mi cumpăr o mașină, dar, da, haideți să mergem acum la Alice, să vedem dacă ea încă e acasă, să ne uităm în partea aceasta pe aici, dar, de fapt, nu, trebuie să mă duc repede la diner, pentru că dacă m-ar vedea așa, cred că n-ar fi foarte bine, dar mă duc acum repede la diner să vedem care este faza, dacă ar fi totul, totul foarte bine și să sperăm că planul o să iasă așa cum ne-am propus. Gata, mă, să mă duc repede să nu întârziem toate astea, mă, ok, uitați-vă puțin la Alice, deci Alice deja a ajuns la diner, bă, frate, nici n-a trecut jumătate de oră, i-am zis să vin mai devreme și ea deja s-a pregătit, au trecut 15 minute, mai mult atât n-au trecut, sincer, dar nu știu care este faza, ok, vreau să mă duc așa să mă pun undeva, cred că mă pun la o masă pe aici, deci ea s-a pus în partea stângă, mă pun în partea dreaptă și să vedem dacă o să vină ea, dacă o să suspecteze ceva, dacă își dă ea seama, chiar sunt curios pentru că treaba aceasta, da. Bă, da, bă, da, parcă seamănă cu David, mă, ia să-i... Mamă, ok, deci bă, Alice... bă, alo, David, de ce nu ai spus că vii și tu aici? Alo, cine ești? Bă, cum adică cine sunt? Hei, ești Alice cumva? Da, mă, da. Dar ce cauți aici? Că eu nu ți-am spus că o să vin eu aici în oraș la tine, nu ți-am spus, ce cauți tu aici? Păi, da, de ce nu mi-ai spus? Păi, da, voiam să-ți fac o surpriză să vin la tine pentru că mi-ai dat locația și eu vreau să spun să vin la tine, dar îți place cum arăt? Arăt ca în poză? Da, da, e exact la fel, dar hai că mă duc să iau ceva rapid de mâncare pentru tine. Federico, treci în coa, bă, că acum dă mâncare, bă, dă mâncare, dă mâncare! Mamă, deci dacă chiar ar veni David, uitați-vă puțin la Alescu de rea, e cum face, că e nebună, bă, dar pe bune că e fană nebună, deci dacă ar veni David în persoană, chiar el, cred că s-ar speria și să sperăm că nu o să vadă niciodată David, pentru că mi-ar fi milă, sincer, de David, scrieți-vă acolo în comentarii dacă vă ar fi milă de David, pentru că mie, da, mi-ar fi milă, dar, bă, dar ce face, mă, aia acolo, uitați-vă puțin la ea, deci sperăm că nu și-a dat seama, ți-a rostat în felul următor, ea a zis că arăt cam poze, că ceva de genul, că ok, deci e bine, înseamnă că am decurs foarte, foarte bine și acum vreau să aflu mai multe detalii despre ea, când mai multe chestii, să vedem ce vorbea și cu David, vreau să o duc și undeva. Fii atent că am mers acolo și am vorbit cu Federico, da, și uite, ia aici, ia aici, și ia aici, și ia aici, aici. Ce faci, Alice? De unde ai tu banii ăștia? Cum, de ce îmi dai bani, Alice? Dar nu eu trebuia să te scot aici, să-ți cumpăr ceva? Poți să-mi dai un Felipe de pizza. Da, poftim, dar îți dau banii înapoi pe ea, adică cât a costat? Nu, că nu e, nu s-a mei. Cum adică nu sunt? Păi și ai cum sunt, ai furat? Trebuie să mă duc. Da, deci dacă chiar ar veni David, dacă chiar ar veni un băiat, chiar n-aș vrea să dea Alice de vreun băiat, adică un băiat să dea de Alice, practic, pentru că ar fi foarte nașpa, adică uitați-vă la ea,
nu știu care, ce face ea acolo. Ma, Alice, de ce nu te mai văd? De ce ți să văd doar alea de la vei pe tine și... bă, dar s-a luțit. Alice, stă în pijamare. Bă, Alice, nu mai iese din pijamare. Alice, te văd. Știu că ești tu aici. Da, uitați, da, deci chiar nu... chiar... Alice, te văd. Alice, ce faci? Alice, mă auzi? Ok, deci este foarte ciudat, Alice. Uitați-vă puțin cu... Alice, mă ce faci, Alice? Ce? Ce? Nu te aud, Alice? Nu te-am văzut, bă. Cum adică nu m-ai văzut? Păi vorbi cu mine până acum. Cum adică? Bă, nu te-am văzut gen acum, de da, știi? A, da, tu ai puteri magice, ce ai tu? Eu, nu, cum adică, acum am venit de la baie de acolo. A, ok, Alice, hai să me... Federico, te-am zis să tai milk și-ai coala. Uitați, bă, da, chiar n-aș vrea să dea vreun băiat de Alice. Uitați-vă cum se comportă foarte, foarte ciudat. Bă, da, e comic, e amuzant, dar în același timp e cam trist, sincer, pentru că ar fi foarte rău. Uitați-vă puțin, adică distrugești toate alea pe acolo. Alice, știi ceva? Vreau să spun ceva, Alice. Vrei să... Alo, da. Vrei să-mi prezinti și mie casa ta? Da, hai. Ok. Mă, uitați-vă ce entuziasmat e Alice, este foarte entuziasmat, nu știi. Hai, trecem cu ea. Gata. Hei, ce, da, unde-i scos mașina asta, Alice? Mă, dar tu ai puteri magice și tu cum conduci la vârsta ta? Nu ești cam mică? Nu, hai, trecem cu ea, mașina unui prieten. Ok, ai prieten. Alice, tu mi-ai spus că n-ai niciun prieten. Cum adică ai prieten, Alice? Vezi că știi că eu sunt gelos. Nu, un vecin. Asta e casa ta? Da, uite, am și mașină. Păi și cum ai, de ce la mașina prietenului tău? Alice, vezi că mă super pe bune și lasă mai vreo cu tine. Nu, e un vecin. Ok, cum spui tu? Ok, dar arată-mi și mie pe vecinul rol tău, pe bune. Hai, ia trecem cu ea. Păi unde mergem, Alice? Ia să vedem, ia, mă duci undeva? Ia, unde mă duci? Mă duc la vecin. Nu vreau să dau cu el. Nu, Alice, mi-e rușine, Alice. Păi, dar mai spus că vrei, uite. Nu mai. Deci vii aici, așa, uite, dă-te jos, uite, da. Așa, deci te dai jos și uite, vii pe aici, da, uite. Intrăm așa peste el, că nu ne pasă. Cum să intru? Eu rămân aici la ușă, n-am cum să intru în casa oamenului. Wow. Mă, alu, tu intri, că nu ne pasă, de ce crede el. Ok, hai că am intrat în casa omului și acum ce fac? Uitați-vă puțin, deci Alice mă bagă în casă, bă, uitați. Am înțeles, deci ce-ar face Alice, ar băga pe tapăr, ar băga pe toată lumea în casă la mine. Am aici o chitară și... Alice, dar nu mi-ai spus că tu cânti? Păi da, nu că nu cânt, am luat-o de la vecinul. Așa, uite, putem să ne uităm la televizor. Alice, nu erau niște... Alice, de ce ai furat lucruri? Uitați-vă puțin, deci mi-a furat lucruri, ok. Alice, mă auzi? Hai, vino aici, că-ți fac cunoștință cu prietenul vecinului. Uite, te duci aici. Păi da, intri. Alice, ai spus că mă duc la vecin, nu la prieten. Păi da, mă, da, nu contează, că întâi trebuie să-l întâlnești pe el. Îl cheamă Ion, intră acolo. Ion? Cine Ion? Așa, și du-te pe Discord și apelează-l pe Ion. Ok, îl apelez acolo pe Ion, ia să vedem dacă ne răspunde. Așa, nu răspunde, asta e, hai jos. Da, nu răspunde, uitați-vă puțin ce face Alice. Deci Alice. Da, stai așa, că nu cred că are nevoie de astea. Ok, deci Alice se comportă ca la ea acasă. Ok, deci este foarte, foarte stresant. Cine ar pune chestiile alea înapoi? Adică nu înțeleg de ce fură toate chestiile alea. O să am o discuție cu ea foarte serioasă când o să fie eu practic normal, pentru că acum trebuie să vedem, bă, eu de ce am urcat aici? Să stați puțin, că după pare că am suspect, sincer. Alice, ce faci? Uite, mă, și aici la ăsta. La ce? Alice, dar stai puțin. Arată și mie casa ta. De ce m-ai adus aici? Că nu e casa ta asta. Sau asta e casa ta? Da, nu ai în cameră la vecinul să vezi cum îi... Și să-l vezi și pe vecinul. Uite. Bă, Rafaele, bă, unde... Rafael? Bă, stai așa, că nu are nici el nevoie de ăștia. Ei, Alice, nu mai fura lucrurile de la om, că nu e frumos, după trebuie să-și Bă, nu, că le împrumut pe o durată nedeterminată. Ok, dar Alice, vreau să te întreb ceva. Da, bă, stai așa, cum suni acum? Ia, mai vorbește. Alice, vreau să te întreb ceva. Bă, dar ce ai cu mine? Bă, tu suni diferit. Nu, bă, ia rămâi tu în casă aici. Dar sunt răcit, Alice. Da, uitați-vă puțin la... Mamă, dar nu e bine că s-ar putea să-i dea seama. Cred că și-a dat seama într-un fel, să sperăm că nu și-a dat seama. Ok, trebuie să mă duc după ea la acasă și... Da, bă, eu chiar sunt răcit, sincer, chiar sunt răcit. Ok, trebuie să mă duc acum acasă să vedem la ea, să vedem cum o să fac. Da, uitați-vă că iar se uită pe la... Da, bă, dar ce-a făcut, mă, asta? Uitați-vă unde a parcat mașina, nu, că e nebună, pe bune, sincer. Ok. Alice, ce faci, Alice? Uite, stăteam și eu pe aici. Te-ai supărat pe mine, Alice? Nu, mă,
nu, că a fost, fost un test atunci să văd dacă chiar ești tu. Dar lasă că ai trecut, vino, vino. Păi cum adică? Tu nu mă mai cunoști, am vorbit atâta timp și tu nu mă mai cunoști. Numai ți-am arătat și poza cu mine, tu n-ai fost atent la ce poză ți-am trimis. Ba da, ba da, mă, ba da. Hai, du-te-ți acolo, du-te acolo așa. Nu mai da mine, uita să băi să-mi faci, deși ia, dă, stai, stai, și servește-te din asta. Eu mă duc să mă asigur de vina vecinului, da, da, să mă asigur. Ok, ok, m-am usat puțin, m-am usat să am vorbit. Am uitat să fac vocea și sper bine, sper, nu m-am auzit, că a plecat. Oricum, dar trebuie să cere bună e cum face toate treburile acestea. Este foarte, foarte enervantă totuși, adică nu știu care este faza, dar totuși, haideți să uităm cum o să facem în continuare, pentru că eu a zis într-un fel, adică practic le putem să facem în continuare și a zis că într-un fel sunt David și toate astea. Nu știu ce aș putea să mai zic sincer, dar să vedem dacă vine aici să-mi stai așa, deci înainte să mă prezint eu pe aici, hai să-ți arăt ceva ce fac eu mereu cu vecinul. Ce fac? Cum adică ce fac? Ok, sună foarte suspect ceea ce a zis, dar Alice, să fii atent. Da, hai, urcă. Ce vrei să-mi arăți? Arată-mi, hai să vedem, am urcat, gata, am urcat. Mama, Alice, asta e mașina ta, este foarte frumoasă mașina ta, știi ceva? Mă, ce da, mulțumesc. Ia uite, aici e colecția de mașini a vecinilor. Păi, dar ce caută în apă mașinile lor? Păi, când mă enervează, le aduc aici. Se odihnesc. Ok, Alice, mă cam speri, sincer, eu cred că o să plec acasă, că m-a să mașina mea. Ce? Păi, acum, adică, și deja gata. Ce? Nu te aud, Alice. Mă, dar pe n-am întâlnit și deja gata. Alice, Alice, eu voiam să-mi prelinzi casa, tata, eu trebuie să plec acasă, Alice, pentru că m-a sunat mama mea, trebuie să plecăm, pentru că ei sunt pe aici prin oraș și o să mă duc la mine în oraș și înapoi. Bine, hai că vin și eu la tine într-o zi, hai. Nu, Alice, da, uitați-vă puțin cum face, dar data viitoare, vreau să facem aici, pentru că am zis, ok, nu, chiar în ziua asta, nu mai vreau, că deja mi-a dat foarte mari, foarte mari dureri de cap, vreau ca data viitoare, când o să mai vin ca David aici, vreau să-i prezinte casa lui, adică să-mi prezinte mie casa cum are pe acolo și să vedem, să ne mai spună câteva lucruri interesante, să mai mergem prin anumite locuri, uitați-vă puțin la ea cum face. Da, nu mai zic nimic, sincer, scrieți-mi acum în comentarii dacă vreți, dacă sunteți curioși să vedeți partea a doua în care îl va întâlni din nou pe David. Bine, David care nu e David, dar poate într-o zi o să vină și Davidul adevărat, dar să sperăm că nu prea cu... nimic suspect. Astăzi a venit momentul să ne costumăm din nou în iubitul fanei nebune lui Alice David. Adică trebuie să ne costumăm, să-mi iau costumația de aici din garderobă, foarte, foarte frumos. Și trebuie neapărat să mergem la Alice, pentru că a rămas să facem în felul următor. Ea mi-a spus ieri ca să-mi prezinte casa ei și am zis, bă, Alice, nu mai vreau să-mi mai prezințați. Ne vedem mâine, pentru că astăzi vreau să facem o zi specială în care ne prezintă casa ei și să vedem cine știe ce o să mai zică Alice, cine mai prezintă, ce chestii mai scoate. Și știți care este treaba? Sper să nu-și dea seama totuși, pentru că a zis că încă nu și-a dat seama. Este foarte, foarte bine că nu și-a dat seama că eu o trolez. Nu și-a dat seama că nu e de fapt David. E bine că nu l-a văzut niciodată. Asta este foarte bine. Dar da, să vedem cât o să mai țină treaba aceasta. Mi se pare că am văzut eu cumva undeva pe acolo. Da, uitați-vă puțin, adică la modul cel mai serios, uitați-vă la Alice, deci să uită după mine. Mamă, vă stați puțin, dacă să uită după mine, stați puțin, că acum i-am dat seama. Eu cum pot să mă costumez din nou? Cum pot să mă costumez să ies aici din casă, să vin din partea asta? Ok, cred că ar trebui să mă costumez lejer și să merg cât de cât pe aici și să nu mă vadă în așa fel, dar uitați-vă puțin, da, cum aș putea eu să fac în așa fel încât să nu mă vadă? Ok, deci dacă m-aș duce prin partea asta, nu cred că m-ar vedea în felul acesta. Și aș trece pe aici foarte frumos și trebuie să mă duc tip-tip-tip-tip prin spate, să ajung pe aici prin spate și de aici trebuie să mă duc repede-repejor și să văd pe unde ar trebui să iau, sincer, pentru că uitați asta, că am lăsat și ușile astea deschise, în fine, sau de fapt cred că mi le-a deschis Alice, da, altă dată, uitați-vă puțin, da, nu știu cum aș putea să mai fac eu treaba aceasta, dar vedem noi imediat. Gata, 3, 2, 1 și să mergem acum la baie să vedem cum arătăm, dacă ne-am costumat perfect, cum a fost și data trecută, să vedem. Mamă, uitați-vă puțin, uite-ți, eu sunt David, ok, de fapt eu nu sunt David, nu pare credibil. Dar dacă aș face așa în felul următor, puteți să spuneți că eu sunt David. Deci da, fiți atenți, astăzi o să facem la fel ca data trecută. Practic, cine n-a văzut episodul de data trecută, trebuie neapărat să-l vedeți, ca să înțelegeți cum stă povestea, cum stau toate lucrurile de genul, pentru că vreau să-i facem mult mai multe farse cu chestia aceasta. Bine, sper să nu se prindă, că dacă se prinde, nu putem să-i facem mai multe, dar totuși hai să vedem atâta cât o să putem.
putem noi să facem, dar trebuie să merg acum repede prin spate pe aici și să văd pe unde să merg totuși, pentru că ați văzut că Alice a uitat după mine și nu este bine, că probabil Alice, dacă încă mai e pe acolo, o să-și dea seama și ar trebui să vină undeva din partea aceasta, pe aici așa, și să nu-și dea seama. Bine, să sperăm că nu mai e Alice acolo, dar haideți să vedem cum gestionăm situația, să vedem ce are Alice de prezentat, că a zis că reprezintă casa ei, ne arată toate lucrurile de genul și să vedem ce mai are de făcut, pentru că a zis că mai are surprize, nu știu, adică uitați-vă, uitați-vă puțin la Alice, opa, mă stați puțin, uitați-vă puțin, cred că m-a văzut că sunt David, ok, deci m-a văzut că sunt David, dar trebuie să vorbesc acum, trebuie să-mi iau vocea de David, că dacă nu, o să fie cam nașpa, pentru că e data trecută, era cam puțin să mă dau de gol, dar totuși n-a auzit, așa este foarte bine, când am uitat, hai că uitați-vă puțin, aia, trebuie să merg acum, repede, ok. Bună, Alice, ce faci? Hei, David, ai venit? Da, Alice, am venit, ce faci? Uite că am venit la tine, s-a făcut următoarea zi și eu am venit, ce faci? Da, eu fac bine, dar ce te duci aici, că nici nu m-am pregătit, stai puțin. E, cum adică, ok, uitați-vă, deci Alice nu s-a pregătit, adică ce să se pregătească, mă, că ieri a fost la fel, adică în ce s-ar putea pregăti Alice, pentru că ieri a fost la fel, a rămas cu pijamalele alea pe ea, nici nu i-a mai zis, nici nu i-a mai zis, adică eu așa țin minte, că a rămas cu pijamalele de... ok, cred că ar fi o idee să intru înăuntru, deci Alice, intru pe... Ok, deci Alice m-a pus să vorbesc cu gardul, wow, deci nu știu ce să pregătește, ce mai face Alice, sincer, dar da, haideți să revenim imediat când se face Alice, că știți cum stau fetele o groază de timp, cred că o să mă apuce noapte aici, sincer. Da, deci s-a făcut și noapte, ceea ce am spus eu, că o să ne apuce noapte aici și s-a făcut deja noapte, uitați-vă puțin, eu deja nu mai suport, am stat o groază de timp, nu știu cum am putut eu să rezist, dar totuși, ca să facem treaba să fie cât mai interesantă, că mai șmecheră, totuși am stat într-un final pentru voi, dar haideți să intrăm acum, că deja nu mi se mai poate, nu mai... Alice, ce faci? Ești gata? Mă, hei, nu, te rog, pleacă, că mai am nevoie de timp, te rog. Cum adică, Alice? Hai, mă, că nu ești gata, să vă... Hai. Hei, nu mai dam mine, Alice, ok, gata, am plecat, gata, rămâi acolo. A, uitați-vă puțin, deci așa se comportă Alice cu un băiat, ok, deci Alice chiar e fată nebună, la mă duce, mă, chiar este o fată nebună. Mă, da, parcă nu stă bine așa, nu știu, parcă aș lăsa așa, dar parcă, nu știu, mi-aș mai pune ceva pe aici, pe la ochi, așa, nu știu, hai că merg așa. Eu am gata, Alice, ce faci? Ai că ești gata? Păi nu chiar sunt gata, dar gata să mergem. Păi deja e seara, ce-am făcut? Păi eu stăm nici eu, Alice, tu ai vrut să dai mine, vrei să mă omori, Alice, tu așa dai... Alice, cred că o să plec acasă și nu să vreau să mai vorbesc cu tine. Nu, deci îmi pare rău pentru asta, dar fii atent, hai să ne culcăm. Hai, vino aici. Cum adică să dormim? Mergem, ne culcăm și după aia mergem unde vrei tu toată ziua. Hai, intră. Mă, stai puțin, Alice, tu mi-ai zis că azi îmi prezint casa ta și după mă duc și nu știu unde. Păi, da, îți prezint pâine dimineață. Alice, vreau mâncare, Alice, nu mai da, te rog eu, Alice, deci dacă mai dai o dată... Păi, intră atunci în casă. Gata, dacă mai dai o dată, Alice, eu nu o să mai fiu cu tine. Bine, deci, uite, frigiderul e tot în față la dreapta, ia-ți ceva de mâncare, eu mă duc și pregătesc sus. Ok, mă, uitați-vă puțin la modul cel mai serios, Alice, mai am o jumătate de inimă, stai să iau aici ceva din mâncare, ok, bine, care mâncare totuși pe aici, atunci uitați-vă la Alice, cât de enervante e totuși, nu știu care este faza cu ea, deci, adică știu care este faza, că e fană nebună, dar este și fată nebună, nu e doar fană nebună, credeam că e doar cu mine așa și cu Darius, dar vedeți, care cum stă treaba, adică o să-mi dau seama care este treaba cu Alice, bă, să sperăm totuși că nu-și dă seama că sunt eu, că poate, da, nu știu ce să zic sincer, dar să sperăm că totuși nu-și dă seama, poate își dă seama, dar să sperăm că nu-și dă seama, că știți, dacă e fană nebună, ea știe totul despre mine, frate, și dacă ar ști totul despre mine, cred că ar ști și cum fac voci din astea, cum fac orice, că sunt eu, adică ea cred că și-ar da seama, dar să sperăm totuși că nu-și dă seama, ca să meargă trebuie foarte, foarte bine, să facem cât mai multe chestii interesante și da, acum trebuie să mănânc, să mă regenerez foarte, foarte bine și să-mi prezinte casa, nu știu unde s-a dus, chiar sunt curios, s-a dus sus, trebuie să merg peste ea, dar de fapt o să o aștept aici jos, ca să nu-și dă seama totuși că dacă mă duc așa peste ea sus acolo, o să strig mai bine, că dacă mă duc sus peste ea, o să fie cam nașpa tot ce să mă... De ce ai mâncat? Alice, m-ai speriat. Alice, ce ai făcut? Păi am mers și am pregătit acolo, patul sus. Cum adică, Alice, ce? Cum adică, Alice, mă ceartă mami. Mă, nu te ceartă. Uite, fii atent, dăm telefonul alea, că așa. Ce? Stai acolo, că sun eu, da, deci... Mă, stai puțin, nici nu mi-a luat telefonul, ăla e telefonul tău, Alice. Uitați-vă puțin, Alice, ce faci? Adică ea zice că mi-a luat telefonul, că nu știu ce, wow, foarte amuzant. Adică uitați-vă puțin cum încearcă Alice să facă totul să fie bine pentru ea, dar... Se auzi, care-i numărul mamei tale? Deci, 07? Nu, nu ți-l dau, Alice, da telefonul, că nu e, adică nu e, adică e al tău ăla,
tu nici nu mi-ai luat telefonul, eu nici am telefon la mine. Bă, atunci zi-mi numărul, hai, că rezolvăm acum. Păi, dar nu știu. Hai, prezintă-mi aici, ce nu știu că vrei să-mi faci prezentarea. Mă, da, e seara, așa, nu știu. Păi și prezentarea cum, adică nu ai lumină prin casă, uite că e lumină pe aici. Poți să fac să nu mai fie. Păi, tot e lumină. Păi, poți să sting și astea. Da, tot e lumină, Alex, de ce nu ai chemat totuși azi la tine? Ce vrei să facem? Adică te-ai pregătit și tu acum vrei să te colci? Bine, mă, bine, hai că ți arăt. Deci avem aici, avem așa, da, uite, vezi și tu, și așa, așa, stai puțin, așteaptă-mă aici puțin, te rog, mă duc puțin până afară, stai acolo. Ok, uitați-vă puțin la Alex, de ce nu înțeleg care este faza, că este foarte ciudat, se comportă foarte ciudat, adică uitați-vă puțin, toate chestiile pe care le face, ea zice, nu știu ce, hai să mă pregătesc, după ce că am stat toată ziua, s-a făcut și seara, acum zice, hai să ne băgăm la somn, adică cum să mă bag la somn când Alex s-a pregătit, adică cine s-ar băga la somn, cine s-ar mai... Alex, ce faci? Tu ești aici? Alex? Alex? Sunt fantomă! Alex, acum te-ai costumat așa? Alex, ce se întâmplă cu tine? Sunt fantomă! Da, foarte ciudat ceea ce se întâmplă aici. Alex! Ce-ai zis? Ai zis ceva? Da, ți-am zis, Alex, hai să mergem în prezență. Nu, ai zis că e ceva ciudat. Ce? Cum adică? N-am zis nimic, Alex. Bă, stai tu aici. Da, eu nu înțeleg nimic. Totuși, bă, m-a auzit oare că am făcut-o cu vocea mea? Adică totuși, nu, bă, cred că Alice știe totuși și bate joc de mine. Altceva nu-mi explică, se comportă foarte ciudat și nu cred că n-ar putea, adică cum să te comporți așa cu iubitul tău, practic. Adică dacă ar fi un iubit pe bune, nu cred că s-ar comporta așa cu el. Alice, ce e asta? Ce-mi faci? Bă, dar nu e mă nimic, eu de asta invizibilă, știi? Ah, ok, gata, am trecut peste, wow, Alice, dar ce... Mă, ce faci? Mă, dar numai că eu nu fac nimic al încredere. Nu fac nimic, da. Alex, cred că o să plec acasă. Da, trecut și ziua. Adică, uitați-vă, deja s-a făcut iar zi. Nu știu ce s-a întâmplat. N-am făcut absolut nimic, practic, până acum. Dar să merg acum din nou la Alex. Alex, unde e, mă? Ce faci, Alex? Alex, bine. Dar ce e cu mine, Alex? Adică, nu-ți mai place de David, de mine? Adică... Mă, cum adică, bă, nu, mă, nu, hai aici, deci începem așa frumos, avem o de-astea de cărți. Bă, nu fura cartea, că e a mea. Nu fur cartea! Nu, Alex, de ce ești așa rău, Alex? Eu nu credeam că ești așa rău, adică... Așa, nu-i nimic, ți se pare, avem aici... Vreau, stai puțin, vreau să văd ce scrie în cartea asta. Cei mai fraier oameni, Darusel 2012, Rafael, cât cei care notau like și subscribe, adică cine e Darusel și Rafael? Nu e nimeni, ai încredere, da? Ai încredere? Alex, ai ceva să-mi ascunzi cumva? Nu. De-asta, nu știu. E ceva de YouTube, că am văzut cine nu dă like și subscribe, dar tu faci YouTube sau cine te uiți tu la YouTuberi, Alex? Da. Ce faci, Alex? Ce ai pus cartea acolo? Îi dau foc ca să nu ne mai strice nimica. Hai în casă. Ok, dar nu mai da mine, te rog, că o să mor, Alex. Adică eu sunt, practic vreau să spun, Alex, că nu ți-am spus treaba asta până acum, eu sunt sensibil, ok? Da, bine. Deci avem așa o plantă. Ok, planta asta ce e? Care e faza cu ea? Păi e o plantă, să dai cu capul în ea. Ok. Deja mă și enervează. Adică, da, uitați-vă puțin ce am făcut. Am intrat direct în focul ăsta. Nu știu care este faza cu... Alex, ajutor. Gata. Ai furat chiar cartea sau o lua foc? Ce? A luat foc cartea, nu mai e. De ce? Uite, eu mănânc, n-am o carte, am mâncare. Bine. Hai, prezintă casa ta, n-ai zis care să-mi prezinti casa? Așa, da, deci avem aici o podea, e făcută din lemn natural. Așa, prezintă pe aici, ce e locul ăsta, ce se întâmplă aici? Așa, deci aici e locul meu, nu trebuie să-ți explic nimic, da? Așa, aici avem un calculator, un setup frumos. Așa, și mai altceva? Bă, cum ai zis? Mai altceva? Mă, ai auzit că-n ciudat din nou, nu știu. Așa, avem aici o canapea, aici ca sufragerie. Așa? Aici televizorul sus și cu asta, dacă nu ești cu minte, știi cum? Și meniu, da, care e faza cu el? Păi, aici vin cei care nu sunt cu minți. Ok. Imediat aprind focul și... Bine, Alex, bine, așa. Și pe aici, asta este bucătăria ta, practic. Aici totul foarte bine, nu? Da, exact. Așa, apoi vină puțin aici. Alex, dar
o întrebare, camera ta unde este? Tu aici dormi jos? Nu, am să-ți arăt mai încolo puțin, așteaptă, deci, uite, vino să-ți prezint aici, deci, avem așa frumos astea de spălat, da? Așa? Vezi? Avem aici niște țărtaruri, dacă le vezi, uite. Nu le văd, sunt orb. Păi, cum adică? Bă, chiar aici, uite-le. Da, le văd, ce e cu ele? Așa? Păi, nu, nimica. Așa, avem aici întrerupătoare de la lumină. Ok, și aici este baia, ok. Stai, că e ceva special aici. Uite, vino să-ți arăt. Arată-mi-o. Aici, uite, fii atent. Dacă vii aici, vin aici. Așa, uite. Ce fac? Alex, ce-ai făcut? Nu știu, aparent s-a blocat ușa. Mă, deschide-te! Alex, scoate asta de aici, acum, adică... Alex, scoate asta de aici, că tu... Alex, plecă, Alex, nu te schimbi... Mă, tu sigurești, Alex? Ieșim pe aici, ok, mersi. Mă, ce-mi faci? Alex, ce-mi faci? Ajutor! Da, uitați-vă puțin la față. Bă, eu nu înțeleg care este faza cu Alex. Este foarte ciudată pe bune, adică a luat apucăturile lui Darusel cu envilurile astea, cu toate chestiile pe aici, să mă blochez aici. Alex, mersi, gata. Mă, Alex, dar ce faci tu toate treburile astea? Ce se întâmplă? Că nu se întâmplă nimic. Așa cum, hai să-ți arăt la mine camera. Stai puțin, că vreau să văd ceva. Da, pe aici ce prin curte? Arată-mi curtea, că mie mi se pare interesantă curtea. Da, uitați-vă deja. Ok, deci spuneți-mi acolo în comentarii cine ar sta cu Alex, sincer. Adică uitați-vă puțin cum face toate treburile astea. Gen, nu cred că ar sta vreun băiat cu ea. Alex. Uite, asta e aici. Ce e asta? Nu, n-ai voie, mi se te apropii. Nu. Ok, Alex, de ce ești așa rea cu mine? Nu știi cine sunt eu? Da, e apere, e moștenire, n-ai voie. Așa, apoi avem aici... E fermecată, ce e asta? Nimica. Așa, apoi avem aici casa unui prieten, îl cheamă Rafael. Și mai devreme când te-am întrebat, de ce nu mi-ai zis? Păi nu, că era, nu știu ce a fost, dar aici locuiește el, din păcate, nu are mulți bani. Și cine e el? Alex, tu nu mi-ai... Tu mi-ai spus că n-ai până înainte niciun prieten, tu așa mi-ai spus. Da, mă, cum adică? Nu, aici locuiește el, da? Bun, așa, hai mai departe. Ok, da, uitați-vă puțin la Alice, adică să nu aveți încredere niciodată în Alice, sincer. Așa, Alice, așteaptă-mă, ce e aici? Mamă, cât de tare e locul acesta. Deci, uite, aici încă un loc în care să te pun pe foc, adică să pun oamenii pe foc, adică să pun carnea pe foc. Da, ok. Așa, și vină tu după mine. Ok, acum arată-mi în casă, vreau să-mi arăți în casă. Ok, deci se comportă foarte ciudat. Alex, nu știu care este faza cu ea, bă, dar e ok, deci chiar e nebună, sincer. Adică nu mai spuneți-mi acolo în comentarii dacă e nebună sau nu. Alex, hai. Da, hai să-ți arăt camera mea. Ce să-mi arăți? Camera mea. Ok, hai să mergem. Unde e camera ta? Deci aici sus e camera ta, Alex, ia unde mergem. Da. Aici uite, mai avem și aici. Mai e o baie, ai două băi? Mamă, da, uite, stai. Ok, așa. Mamă, și aici este camera ta. Uitați-vă puțin, mamă, deci nu știu ce tot vrea să facă Alex. Dacă așa se comportă acum, este foarte urât. Adică, nu înțeleg ce... Da, ce, Alex, ce? Vino puțin. Nu vin. Hai, vino, arată-mi. De ce nu vii? Păi, da, ai zis că vrei să-mi arăți camera ta. Păi, da, mă, vino aleacă puțin. Bine, hai că vin, ce? Uite. Mamă, ce amuzantă ești tu, Alex. Am ieșit, mamă, Alex, cât amuzantă ești tu. Da, foarte amuzant, nu știu ce se întâmplă aici cu Alex. Cred că deja o să plec acasă, tip-til-tip-til. Mă duc frumos acasă, pentru că ceea ce se întâmplă aici deja mi s-a luat, sincer. Alex, hai, mă, ce tot fuge atâta, măi. Alex, mă mai bagi în seamă? Eu cine sunt? Ce? Da, vină cu mine, hai să mergem la vecini. Mă, la ce? Alex, prezintă-mi casa ta. Mă, Alex, coboară puțin, că vreau să... Bine, hai să mergem după aia. Hai rapid. Că eu nu am timp de stat. Ok, uitați-vă puțin, deci eu nu înțeleg ce. Eu vreau să vorbesc cu ea, ea pleacă, nu știu care este faza cu ea, nu știu ce te-o face, nu știu. Alex, stai puțin, Alex, vreau să vorbesc cu tine. Ok, Alex, poți să-mi spui și tu mie de ce te comporți așa urât cu mine? Ce s-am făcut? Adică așa urât? Ce? Cum adică așa urât? Păi da, tu ce faci aici, că nu te înțeleg, Alex. Păi ce fac? Se blochează ușile astea, nu știu ce tot au. Așa, și uite, avem aici, uite, un desta, așa, niște sertare, avem aici asta, da, meu. Mă, dar tu sigur ești, Alex? Da! Da, de... Nu,
când vorbeam cu tine. Și uite, avem aici, asta e făcut din lemn, saltea rezistentă, tot ce trebuie. Ok, am nevoie până la baie, Alice. Deschide-mi și mie, te rog, ușa. Păi, dar e blocată. Deschide-mi, te rog, ți-am spus, am nevoie, dacă nu o să plec, dar tot și eu să mă... Așa, mersi. Ok, deci gata, am plecat, nu știu care este faza, ce se întâmplă aici, deja mă enervează, o să plec acasă, nu știu, deja mă și enervează foarte, foarte rău. Care este faza cu Alice, nu știu, vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce credeți despre Alice, cum se comportă Alice, toate lucrurile... Alice, am uitat să spun, mă chema mami acasă, pa, o să mă duc acum acasă. Ok, deci... Nu pleci nicăieri până nu-ți prezinti casa vecinilor. De ce casa vecinilor? Alice, ai ceva să-mi spui? Nu, mă, nu, hai, urcă. Cum adică casa vecinilor? Ok, hai, Alice, nu o să mai vorbesc cu tine în viața mea, pa, am plecat. Să te calc cu mașina dacă nu fii după mine, te calc. Ok. Să fiu sincer, mă, cam îngrijorează felul în care Alice vorbește, comportamentul ei, cum se comportă ea cu un băiat. Totuși, adică am văzut, eu m-am costumat în David pentru cine nu știe, iubitul fanei nebune, pentru că Alice vorbește cu un băiat, David, despre care eu am aflat detalii de la ea, cam cum ar arăta și toate lucrurile de genul, și eu m-am costumat în felul în care ea mi-a descris, pentru că partea bună este că ea nu s-a întâlnit niciodată cu el, doar au vorbit acolo prin mesaje sau nu știu prin ce au vorbit ei pe la telefon, habar n-am, sincer, dar ceea ce vreau eu să fac astăzi, vreau să mă duc prima oară, pentru că știți ce s-a întâmplat, dățile trecute s-au întâmplat niște treburi cam ciudate din partea ei, adică să se comporte așa cu un băiat, dar mă rog, nu mai spunem asta acum, vreau ca prima oară, vreau să mă duc ca Rafael, practic să fiu eu singur, practic n-am mai fost pe la Alex de vreo 2 zile. Dar știți care este faza? Eu sunt curios și unde este Darusel, pentru că Darusel încă nu este acasă. Adică mă rog, Darusel, iar ar pleca de nebun, nu știu, cred că e pe la bunică sau habar n-am unde, în fine. Iar acum vreau să mă duc la Alice acasă, pentru că vreau să văd dacă ea spune niște chestii. Pentru că știți, acum dacă s-a întâlnit cu David, care eu de fapt sunt eu, nu e niciun David, pentru că David, săracul, nu prea știe că Alice se întâlnește cu David, care nu e David. Dar în fine, ați înțeles voi care este ideea. Acum vreau să mă duc la Alice să vedem dacă îmi spune ceva despre zilele trecute, dacă s-a întâlnit cu David, dacă îmi spune că s-a întâlnit cu David și toate treburile astea de genul. Chiar sunt curios, dar haideți să mergem acum la Alice, să nu mai stăm la vorbă și după vreau să mergem și ca David, adică nu stăm doar așa, dar prima oară mergem așa normal ca Rafael să ne mai vadă și pe noi, că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și poate se îngrijorează. Haideți să mergem acum repede. Alice, mă, ce faci, mă, Alice, aici? Bă, alo, ce faci, mă, cu undița aia? Te duci la ce te duci, mă, Alice? Te duci la pește? Unde te duci? Mă, ce se întâmplă, bă? Cum adică să merg la pește? Iarba. Alice, ai cum tunzi iarba? În primul rând, ai ok. Cum tunzi iarba? Păi, da, stai așa, deci am găsit pe internet că cică cu eu de asta poți să tunzi iarba. Bă, mă, dacă când unde... o pune aici, nu face nimica. Pentru că e o undiță, Alice, undița prins pește cu ea. Cum să tunzi iarba? Tu ai nebunit? Bă, dar nu e o undiță, mă, care e un morcov în vârf. Băi, da, e o undiță cu o momeală. Adică, asta cred că e o undiță de fapt pentru iepuraș, Alice. Adică, dacă vezi Bă, lua să o iepuri. Ok, da, uite să băsi la Alice. Bă, Alice, vine mă înapoi că vreau să vorbesc ceva cu tine. Mă, Alice, unde te duci, mă, ce fai? Bă, Alice, ce mai făcut în zilele astea? Că n-am mai venit pe la tine, dar chiar ce mai făcut? Că, sincer, chiar, adică știu că ieri, Alice, știu că ieri stăteam acolo sus la mine în casă și tu mă spionai, venit să-i la mine la geam. Ce căutai? Dar chiar că am uitat să te întreb. Cum adică ce căutam? Bă, nu, tu halucinezi, că eu am stat aici, eu de 3 zile stau și mă chinui să tund iarba. Am înțeles. Ok, Alice, și ce mi-ai făcut în zilele astea, cât timp n-am mai venit pe la tine? Păi ți-am zis, bă, că am făcut iarba. Cum? Păi ți-am zis că nu merge și tu, adică, stai puțin, tu te chinui de vreo 2 zile să tunzi iarba și nu reușești. Exact așa. Doamne, Alice, ok, și altceva n-ai mai făcut? Păi, dar ce să fac altceva dacă ți-am spus că tunzi iarba? Nu, știu, ai mai făcut ceva prin curte. Păi tu nu mă lași în pace, bă, stai așa, am făcut ceva, ia trecem cu asta. Treci, bă, încoară când îți zic, treci, bă. Chiar e nebună, sincer, nu vreau să mai au explicații, chestii, nu vreau să mai au Alice, ce-i asta? Mă, păi, eu vreau un animal și nu pot să-mi iau un urs că mă mănânc, așa că vreau o pisică. Așa, și ce-i asta? Adică vrei o pisică și ce? Ți-ai pus o statuie de pisică ca și cum că asta e pisică, nu? Wow, bă, dar nici măcar cam seamănă cu un câine ăsta, sincer să fiu. Ai stricat-o tot, așteaptă să vorbesc. Mă, ce? Păi, hai, vorbește, ce mă vrei? Așa, deci, am făcut asta și acum aștept să cadă o pisică din cer, că am mers la lac și am dat cu sare de 3 ori și se spune că așa o să apară o pisică dacă face loc. Doamne, Alice, tu te uiți la chestii pe internet, tu vezi chestii pe TikTok sau pe ce te uiți tu, Alice, și tu chiar crezi în ele? Mă, adică, mă, da, stai, încerc să sar super, da!
am cumpărat papucii ăștia de pe internet și se spunea că dacă faci, uite, așa și apoi sar, te sare sus. Da, da, foarte, foarte, Alice, ce să spun, și cât ai dat pe ei? Bă, păi, nu știu, 4-5 tecuri de valize de bani? Tu vrei să-mi spui mie că tu ai dat 4 sau 5 serviete cu bani, pline cu bani, pentru... Nu 4 sau 5 serviete, 4 sau 5 stecuri de serviete, adică 4 sau 5 ori 64 serviete cu bani. Bă, stai, Alice, Alice, am înțeles, tu ești nebună, dar chiar atât de nebună ești să dai bani, atâția bani pe niște chestii care nu sunt adevărate. Cum adică, bă, trenul mă stă aștept, o să sare sus! Sunt adevărate, Alice, dar nu funcționează, asta e treaba. Mă, nu, că funcționează, trebuie să aștept și sus! Ok, cum zici tu, Alice, în fine, ok, deci am înțeles că tu vrei să-ți cumperi o pisică, Alice, sau ce vrei să faci tu? Da, mă, dar vreau o pisică, adică nu vreau să-mi cumpăr, aștept să cadă pisica. Mă, cum să cadă o pisică din cer? Bă, Alice, tu te-ai signit rău de tot la cap, sincer, ce ai pățit? Ai venit să-ți strici aici visurile, să știi... Ai văzut? Ai văzut? Ce-a mers? N-a mers nimic, te-ai urcat pe gard, wow. Nu mă, în fine, merg când vor ei. Dacă pot, deci dacă tu ai venit aici să-mi strici mie visele, să știi că poți să pleci, hai, pa. Ok, stai puțin că vreau să vorbesc cu tine ceva. Mă, Alice, bă, stai puțin, ce vise? Vise sunt alea când dormi, Alice, tu ai visat în somn și tu acum crezi că dacă ai visat în somn, că realitatea o să sari în sus, nu? Și o să-ți pice pisici din cer, nu? Pleacă, bă, de aici. Ok, stai puțin, Alice, dar ce faci? Tu chiar te-ai țignit la cap, mă, ce-mi faci, Alice? Eu îți fac magii vrăjitorești pentru că am o de-asta pe cap și acum pot să-ți citesc gândurile și să fac ce vreau cu tine, pa! Ok, stai puțin, că vreau să vorbesc cu tine, mă, Alice, bă! Ok, deci tu chiar te-ai țignit la cap pentru că asta voiam să zic, ai chestia aia pe cap, nu știu care este faza cu ea, dar cred că te-ai lovit, nu? Și da-i mai pe cap, că ești tu nebună, nu? Dar nu vezi că mai am și altceva? Ce mai ai altceva? Ce? Ți-ai pus acolo pantaloni? Ce sunt aia? Bă, cum adică, mă, pantaloni? Că stai antiglonț! Ce, bă, Alice, bă, da, tu prea trăiești în filme, mă. Mă, cum? Bă, ce? E gata. Ok, nici nu s-a auzit. În fine, da, cred că o să plec de aici. Mă, este foarte bine. Am aflat o informație nouă. Deci Alice vrea să-și cumpere o pisică și ceea ce înseamnă ar fi ceva foarte, foarte bine. Și eu m-am gândit să mă duc să cumpăr o pisică. Dar nu trebuie să-i dau eu, ci David, adică iubitul fanei nebune, cum ar veni practic. Alice, cum ai ajuns tu pe casa, Alice? Păi da, ți-am zis eu că cu ăștia poți să sari super sus, numai că trebuie să vrea ei. Da, am înțeles. În fine, hai că plec eu acasă, Alice, am niște treabă, bă, Alice, hai, lasă, stai tu acolo. În fine, ok, ceea ce este foarte bine acum este faza că, de fapt, n-ar mai trebui să mai vorbesc pe aici, că deja mă aude și Alice. Ce faci, Maia, să o duci la mine acasă? Ok, cred că nu mă mai duc nicăieri și o să rămân fix aici pe stradă. Ok, planul stă în felul următor. Eu vreau să mă duc la un veterinar, bine, nu la veterinar, că nu avem nevoie de veterinar acum, pentru că vreau să mă duc să-i cumpăr o pisică și trebuie să mergem la un magazin de animale, la un pet shop, care știu eu că se află undeva prin apropiere, adică nu știu dacă exact prin apropiere, dar am aflat eu totuși că pe aici prin oraș se află un magazin de animale, unde se află chiar și pisici, adică cine n-ar vinde pisici la un magazin de animale, să fim serioși. Iar eu m-am gândit că tot ar trebui, adică tu, Alice, vrea o pisică, nu vreau eu să-i fac cadou să creadă că e de la mine, vreau să-i fac direct David, chiar sunt curios, pentru că ea s-a comportat foarte, foarte urât cu David zilele acestea și vreau să văd dacă schimbă comportamentul sau care este faza, adică de ce Alice se comportă așa cu un băiat, habar n-am totuși, poate are ea ceva, un motiv anume, dar asta vreau să aflu astăzi, după ce o să iau cadou, după ce o să iau pisica și o să-i aduc să vedem cum o să reacționeze, chiar sunt curios cum o să reacționeze totuși, dar nu mai stăm la vorbă, haideți totuși să vedem cum o să reacționeze. Așa, apropo, scrieți acolo în comentarii de câte ori am zis reacționeze, că deja am zis reacționeze de foarte multe ori, reacționeze. Ok, nu o să mă acostumez de acum, pentru că o să fiu ca Rafael, pentru că prima oară trebuie să mă duc la veterinar, nu știu de ce zic veterinar, poate trebuie să-i facă și vaccin, trebuie să-i facă niște chestii la animal, dar în fine, mă duc la magazinul de animale să cumpăr acolo o pisică, mă duc direct ca mine, ca Rafael, și după aceea trebuie să vin repede acasă cu pisica și să mă costumez neapărat, deoarece, stați puțin, că mi-am adus aminte, bă, dar eu cu ce mă duc? Trebuie să mă duc cu bicicleta pentru că Alice mi-a aruncat, ok, deci uite să puțin la mine, eu să-i fac un cadou o pisică lui Alice, practic, bine, într-un fel, adică i-ar face David, dar David care nu e, sunt tot eu, practic, dar, da, ea mi-a aruncat mașina în apă și tot eu îi fac cadouri, adică, pe bune, scrieți-vă acolo în comentarii, dar nu sunt eu un om bun, față de Alice.
Dreams față de Darusel, sincer, dar de Darusel chiar nu știu. Scrieți acolo în comentarii unde credeți că a plecat Darusel, că nu știu unde e, sincer. Ok, cred că am ajuns. Cred că aici se află în părțile astea pe aici, pe undeva, nu știu de ce, cred eu. Ah, ok, deci fix aici se află. Perfect. O să-mi pun eu bicicleta aici și să mergem înăuntru să vedem care este faza. Vreau să văd ce animale sunt. Ok, mamă, e un șarpe aici. Cine ar vrea, sincer, să aibă un șarpe? Adică uitați-vă puțin cum se ridică șarpele ăsta și cum face din dinți, cum are dinții, cum are toate astea. Da, nu, eu n-aș vrea un șarpe, sincer, mi-ar fi foarte frică. Ok, mai avem pe aici, mamă, o tarantulă, niște pești, foarte, foarte frumos. Totuși aici, o iguană, ce e asta, iguană, cred că. Și pe aici, pe aici nu e nimic, ok, nu mai e absolut nimic. Eu am venit după, uite căței pe aici, mamă, cât de tare. Oare n-ar vrea Alice niște căței, sincer, pentru că am văzut că acolo nu mai sunt. Bună ziua, aș dori și o pisică, totuși, adică am văzut că n-aveți pe aici, dar aș putea cumva să dați o comandă ceva, adică nu știu pe unde aveți pisicile, știu că aveți pisici totuși, mi-aș dori o pisică totuși, pentru că am nevoie de o pisică, vreau să cumpăr o pisică pentru o prietenă de mea, foarte, foarte bună și chiar aș avea urgent nevoie, sincer, adică nu aș vrea să mai stau foarte, foarte mult. Mamă, cât de frumos e pisoiul acesta, pisica asta, mamă, deci am făcut o lege foarte, foarte bună. Ok, nu vă speriați pentru că m-am costumat, pentru că am venit aici la Ali și planul stă în felul următor. Am adus pisica, uitați-vă cât de frumos arată, chiar sunt curios ce nume o să-i pună Ali. Scrieți-vă acolo în comentarii un nume pentru pisică. Dacă Alice nu o să știe un nume, vreau să vedem. Poate știți voi un nume foarte, foarte potrivit pe care Alice ar putea să-l pună la pisică. Dar ceea ce este în felul următor, o să stăm acum, pentru că fiți atenți ce vreau să facem. Vreau să mă duc la Alice, să vedem ce mai face, cum să mai simte, cum toate astea. Vreau să întreb prima oară de ce s-a comportat cu mine, adică cu David așa de urât zilele trecute, adică ieri practic și alarteri. Și după vreau să zic cu Alice, am o surpriză, nu știu ce toate chestiile, de ce nu, și vreau să cum reacționează când o să ajung aici în spate. Dar știți care este faza? M-am gândit la o chestie acum, după ce am cumpărat eu toate chestiile acestea, oare Alice nu și-ar putea să-și dea seama că eu sunt de fapt David, că adică am venit eu mai devreme, care pare că am suspect, sincer, am venit mai devreme, am întrebat-o ce face aici, am văzut treaba asta, mi-a zis că vrea o bizică și să vin eu așa dintr-o dată, dar haideți că rezolvăm, suspect, nu cred că o să-și dea seama, sincer, pentru că până la urmă e Alice și nu o să-și dea seama, dar haideți să mergem acum repede la ea în fața casei să vedem unde se află Alice, să vedem, pentru că, da, nu, deja sunt emoționat, nu știu ce să mai zic, în fine. Gata, perfect, am ajuns aici în față, acum trebuie să-mi pregătesc vocea. Bună, Alice, bună, gata, așa, mi-am pregătit vocea și acum trebuie să mă duc la Alice, să-i facem să vedem cum stă planul, cum, ok, nu mai zic nimic, că deja nu mai știu ce să mai vorbesc, sincer, sunt prea emoționat, dar haideți să mergem acum. Alo, Alice, sunt eu, David, Alice! Mă, foarte bune morcovul ăsta, mam! Alice, da, mă, vin încoace la ușa, Alice! Foarte bune morcovul ăsta! Salut, ai venit! Mă, ce faci, Alice? Nimica, mâncam un morcov, nimica! Poftă bună, Alice! Da, mulțumesc! Alice, da, îți pare bine că am venit eu pe aici, pe la tine, să te deranjezi! Nu-i nimica, de ce? Păi, dar, nu știu, mi se pare că te comportă foarte urât cu mine ieri și mi-a fost frică de tine, Alice. Ce-ai pățit? Pare rău, era numai să testez eu ceva. Dar ce te aduce pe aici? Ce? Ok, ce să testez, Alice? În fine, ce să mă ducă pe aici? Alice, fii atentă, pentru că, adică, m-am gândit să-ți fac o surpriză, Alice. Am o surpriză pentru tine. Știi de ce am eu surpriza asta? Înainte să spun surpriza, vreau să spun în felul următor, Alice. Am făcut surpriza asta pentru că, nu știu, îmi pare că nu-ți mai place de mine, că nu-ți mai dai interes, adică mie-mi e frică, Alice, că te-ai comportat foarte urât când am venit, că de ce sunt urât în realitate, că, adică așa mi se pare, mi-e frică, Alice, spune-mi. Nimica, nu, gata, păstel, așa, unde-i cadou? Ok, tu deja întrebi de cadou, Alice, adică, nu. Păi, dar zi bă, unde-i cadou? Bine, da, Alice, da, spune-mi sincer, ți-ți mai place de mine? Da. Mersi, Alice, ok, hai, vină repede aici, în spate, pentru că, fii atent, Alice, închide ochii, nu te uita, deja s-a uitat, în fine, numai, Alice, ia uite ce ți-a cumpărat. Pisică care mănâncă flori? Ce? Păi n-ai văzut că mănâncă flori. Ți-am cumpărat o pisică, Alice. Mi-ai luat o pisică? Da. Mamă, mulțumesc. Ok, deci mie mi se pare că Alice deja nu se bucură. Nu știu care este faza cu bucuria asta, e ok. Până la urmă e Alice și n-am gen ce să mai fac, în fine. Am găsit un nume perfect, am să-i spun pisica. Alice, ce? Îi pun numele pisica la pisică? Da. O idee foarte, foarte bună, Alice, ce să spun? Da, o idee originală, cea mai bună idee. Nu, adică altă idee n-avea, nu știu. Pisica, mănâncă morcovul, pisica. Mă, ce faci, mă, Alice, aici? Ce? Nimic. Alice, îți place cadoul pe care ți l-am făcut? Da.
Alice, dar nu pare. Alice, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat ceva? Adică eu înțeleg, pot să nu mai vorbesc cu tine, nu te mai stresez, nu mai vin până la tine. Adică de când ne-am văzut, păi, Petru... Nu e nimic, stai cu minte. Ah, ok, ok. Da, îți place cadoul? Da, da, e frumos așa. Da, Alice, da, tu, pentru ce ai făcut curtea asta aici? Că da, am venit aici în curte și am văzut curtea asta și am gândit că e un loc perfect pentru o pisică. Da, păi, să știi că așteptam să cadă o pisică din cer. Cum adică să cadă o pisică din cer? Alice, cum adică? Alice, cum adică? Ce vrei să-i faci la pisică? Nu, 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 că eu nu-i fac nimica. De ce te comporți așa ciudat? Parcă nu era așa. Așa cum? Mă, Alice, spune, te rog, ție-ți mai place de mine? De David, adică de mine? Păi, da, cum să nu? Păi, da, nu știu, te compar foarte, foarte ciudat, nu știu, ești foarte rea și eu nu credeam așa, nu știam că ești așa. Mă, ce faci? Alice, ce faci? Eu nimica, tu stai calm. Alice, ce faci aici? Alice, mă, ce... Alice, știi ceva? Cred că o să-mi iau pisica înapoi și... Bă, tu nu iei pisica nicăieri. Deci, fii atent, că vreau să spun ceva, da? Dar trebuie să fii foarte atent. Bine, bine, ce vrei să-mi spui? Deci, să știi că eu mă bucur foarte tare pentru pisica și că am făcut acestea din nou să te testez, să văd așa dacă încă să mai stai și toate astea. Ce? Adică? Că nu te înțeleg. Ce? Cum adică? Ce să mai stau? Unde să mai stau? Să mai stai aici. Adică, mai stau, Alice, dar te comporți foarte urât, adică mi-ai spart asta aici, ce vrei să faci? Nu, că gata, s-a terminat cu asta, de acum totul e bine. A, păi, dar de ce ai făcut așa? Păi ți-am zis că vreau eu să testez ceva, că intră. Ce adică să testez? Ce să testez? Vino, mă, ce funde pleci? Am făcut toate astea ca să văd dacă tu stai pentru cu mine aici, pentru un motiv sau ceva, sau tu chiar vrei să stai așa și văd că stai pentru că așa vrei tu. Mă, nu te înțeleg, Alice, cum adică? Bă, deci fii atent, am vrut să văd dacă ești o persoană bună și am aflat că tu chiar ești așa foarte tare, o persoană foarte, foarte tare. Mulțumesc, Alice, chiar mă bucur, adică, adică tu toate treburile astea le-ai făcut așa cu un scop să vezi, adică practic tu ai vrut să vezi dacă eu mă comport frumos cu tine, chiar dacă tu te comporți așa ciudat sau toate chestiile, dacă îmi place de tine sau ce? Da, exact. Ok, să știi că m-am cam speriat. Nu, că n-ai de ce, e totul bine. Acum hai, intră în casă. Nu, Alice, că atât a fost, că vreau să mă duc acasă. Ne vedem data viitoare, ok? Păi, da, deja pleci. Da, băi, dar n-am ce să fac, că trebuie să plec la mine, acolo, că eu stau departe. Să faci seara și nu mai apuc. Bine, hai că mă duc și eu. Bine, papa. Da, uitați-vă puțin, adică Alice iarăși dă cu invizibilitate toate chestiile astea. De ce nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă a fost o idee bună să-i fac cadoul acesta, dacă Alice s-a comportat, dacă... Vreau să spuneți acolo în comentarii dacă credeți că Alice se comportă cum s-a comportat până acum sau dacă credeți că se va comporta mai bine de acum încolo. Mă, ce face mai acolo? În fine, nu mai contează asta. Chiar sunt curios totuși unde este Darusel. O nouă zi în care o să mă transform din nou în iubitul fanii nebune a lui Alice, adică David, care ea nu l-a văzut niciodată până acum și asta este foarte, foarte bine pentru că planul nostru ne merge foarte perfect. Până acum Alice n-a avut nimic de bănuit, adică cred că a avut niște bănuieli, dar ea încă nu și-a dat seama că eu de fapt nu sunt David, ci de fapt sunt Rafael. Bine, nici eu nu mi-aș fi dat seama, sincer, într-un fel, dar astăzi vreau să mă duc din nou la ea pentru că știți că ieri i-am cumpărat, i-am făcut o mare surpriză, i-am cumpărat acea pisică și totuși nu știu ce, dacă i-a pus vreun nume ceva, dar apropo, scrieți-vă acolo un nume de pisică în comentarii, chiar sunt curios ce nume va spune voi la pisica aceea pe care eu i-am dăruit-o lui Alice, adică David, practic, pentru că eram costumat și acum vreau să merg la ea să văd ce mai face. Bă, dar Darusel ăsta nu știu unde e, că tot n-a venit pe acasă, habar n-am, nu știu când o să mai vină, dacă mai vine Darusel pe acasă, dar o să mă duc acum la Alice, prima oară trebuie să mă costumez din nou în David, iar după aceea o să merg direct așa. Să vedem ce mai facem astăzi, cum se mai simte, dacă mai e așa, că bă, ați văzut, se comportă foarte, foarte ciudat, adică să se comportă și acum, bă, dar totuși a zis că într-un fel m-a testat și toate astea, ar trebui ca data aceasta să nu mai fac așa, dar haide, rămâne de văzut, sperăm că o să fie totul bine, acum ne luăm hainele și ne pregătim direct de atac. Bine, nu merge la război, dar vorba vine. Ta-ta! Deci cam așa arată, mă, deci e perfect, mă, bă, chiar arată mișto skinul acesta, sincer, adică chiar arată mișto skinul acesta, mi-mi place foarte, foarte mult cum arată David, cum l-am recreat eu pe David. Doare cum așa. Și acum vreau să mergem repede la Alice să vedem. Vreau să mă uit așa puțin de pe geam de aici. Nu prea se vede, dar în partea aia este pisica, dar da, mergem acum la Alice să vedem ce mai face și bă, să sperăm că vine și Darusel totuși, că ar fi tare să vină Darusel acum acasă. Îi face și lui o farsă că el nu știe de treaba asta, pentru că nu știu Darusel unde a plecat. E plecat cred că de vreo săptămână, de vreo 3-4 zile, habar n-am unde e Darusel, sincer. Scrieți-vă acolo în comentarii unde credeți voi că se află Darusel. Bun, gata, am ajuns în fața casei lui Alice și acum trebuie să facem planul în felul următor. Trebuie să-mi fac vocea și haide să dăm aici. Ali, au!
Alice, ce faci, Alice, ce faci? Da, stai așa, de ce cauți aici, de fapt? Cum adică, nu mai primești la tine acasă? Ba da, dar ce cauți aici, așa de vreme? Cum adică de vreme, Alice, e ora 12. Mă, ce, păi, eu pe m-am trezit. Păi, da, eu m-am trezit de 7 ore, Alice, hai în casă, Alice, că, da, ești în pijamale și nu e frumos așa să ieși afară. Mă, Alice, ce faci, dormești sau ce-ai făcut? Mă, păi, nu chiar, adică m-am trezit acum câteva minute, dar n-am niciun ceas prin... Uite ăsta ceasul aici, acum tu nu știi ce ai prin casă? Da, nici nu știam de existența acestui ceas, așa că hai să-l luăm. Ok, ce mai faci, Alice, ce mai faci? Bă, eu fac foarte bine, tu ce mai faci? Bă, dar Rafael, unde, bă? Bună ziua, bă, Alice, ăsta e tacto? Ce, mă, bă? Ce? Cum adică, bă? Din ziua întâlnă, domnul, eu vreau să mă mric cu femeia dumneavoastră. Bă, alo, Alice, ceva să-mi spui, cum adică, cine bea tu ăsta aici, a spus treaba asta? Măi, nu, mă, David, e vecinul meu. Ce, mă, David, băi, David, am și plecat. Mă, tu cine e, Alice, el cine e? Eu ți-am zis, mă, că e vecinul meu. A, și de ce să ascund așa, are de-alea cu invizibilitate, cu de-alea? Nu, că el îi place să se prefacă un magician, dar de fapt el nu știe nicio magie. A, nu știe, e fraierul, dar e urățel așa. A, da, știam, n-ai văzut că e chel rău de tot. Da, e chel. Da, ăsta e el, să nu te sperii, da? Treci odată, bă, afară, Darusele, hai, treci aici. Dar Darusele, m-ai auzit în numele ăsta, Darusele? Da, taci puțin. Bă, ești, bă, odată aici, că deja mă enervez, hai mai rapid afară. Alice, mă, cam sperii, ce se întâmplă aici? Oh, nu se întâmplă nimica. El se joacă, știi, are o pelerină de aia de la militar care se camuflează cu ce în spate, știi, și și-o pune pe el și îți crede că e invizibil, dar nu-i nimica. Am înțeles. Da, chiar, mă, da, îți mulțumesc pentru pisică, pentru cadou, da. Da, îți place, unde e? E tot acolo în spate? Da, păi nu o aduc aici în casă, că na, știi cum e. Da, lasă multe chestii pe aici și trebuie să ai foarte mare grijă, te așa e mai bine acolo în curte. I-ai pus până la urmă un nume? Pisica. Pisica e nume? Păi, pisica e o pisică și un nume e o pisică. A, da, adevărat, ai și tu dreptate. Uite la copilul ăla. Mă, dar el cine e până la urmă? Ți-am zis că el e vecinul meu. Dar stai așa că n-am terminat să spun cum am ales numele ăsta. Deci folosim teorema lui Pitagora care se divide la X împărțit la Y, că rezultă că numele pisica este folosit pentru a da numele unei ființe vii numite pisica. Deci în concluzie acesta este un nume. Ok, deci tu te faci profesoră, nu? Nu, nu-mi place. Nu-ți place? Auzi, de ce a spus băiatul ăla, dar veni mai devreme aici dacă că vrea să fie cu tine sau nu știu ce? Nu, el glumește, se crede el așa, dar nu-i. Am văzut că e cam prostuna chiar așa de fel. Păi da, știu. Oricum, știm că e pe aici pe lângă noi, nu știu de ce tot se ferește așa, adică nu știu, e supărat. Stai să mă schimb așa și stai că mă duc acum la el. Bă, treci bâncoa! Da, uitați-vă puțin, cu cine umblă pe aici, adică să înțelege faptul că și Darius și cu... Aha! Așa, Rafael, mă ajuns pe mine, nu? Așa mă ajuns pe mine, nu? Aha! Cine e Rafael? Cine e Rafael? Deci fii antena, Alice, eu vorbeam cu prietenul tău, uite, cel mai bun, ăsta, bă, cum te cheamă? Darius? David! David, bă, ce faci, bă, ce atrebuie, pe mine mă cheamă Darusel și sunt iubitul lui Alice. Ce? Cum? Alice, uite-te la mine, e adevărat? Nu, e adevărat, nu-i nimica, te minte că așa face el. Am înțeles, deci da să te comporți tu ciudat cu mine, nu? Cum adică? Bă, nu, uite-te la fața lui, se vede că minte de... Da, e ca un rățel, e ca un rățel, chiar așa de fel, îl știu pe el. Asta zic și eu, uite, primești o cafea și tu nu primești nimic. Așa, bă, n-apoi, știi ce, v-ați mai fac una. Mulțumesc, e cam rău copilul ăsta. Auzi, Alice? Da, hai să vezi pisica mai degrabă. Alice, stai, cum ți-ai dat, nu mă da de gol, Darusele, nu mă da de gol, ce faci aici, vrei să mă dai de gol, că zici că sunt Rafael, că ce? Nu, bă, Rafael, bă, dar ce faci, bă, ești, hai să ne batem, hai, stai, gura, hai, nu, Alice, ajutor, Alice, facem, mă ia la mișto.
Da, nici măcar nu vă înțelege ce zice Alice. Adică, da, clasic aici, practic e un episod foarte ciudat. Nu mai haos pe aici. Cred că mi-am pierdut vreo 10 neuroni în momentul de față. Dar haideți să mă duc acum înapoi. Mamă, pisica, bă, uite, cum ai că te cheamă? Pisica. Nu, îl cheamă pisica pe el, bă, pisica. Nu, pe mine mă cheamă, dar așa 2014, asta 2014. Nu, nu, nu îl cheamă așa. Vino, spune aici, uite, vino aici. Tu rămâi acolo. Bine, spune, spune. El s-a tuns chel ca să pară așa că e băiat, știi, dar el de fapt îl cheamă Darusica. E fata? Da. Dar e voce de copilaș, dar băiețel. Păi da, că e copilaș, nu vezi? Nici nu are toți dinți în gură. Darusica, ce faci, Darusica? Bă, bă, cum are cheamă Darusica, Darusel? A, Darusel, bă, da, Alice, tu mă minți? Te minte el, nu vezi că vrea să pară el, da. Bă, ok, da, Alice, mă, bă, Alice, mă, ce vrei tu, Alice, mă, du-te, mă. Bă, dacă mă de aici, că poate să mă arunc și ție mașina ăla. Chiar dă-te că mă duc eu fix acum. Bă, dar stai, vin cu acim, mă, lasă să nu plece de aici, că vreau să mai vorbim aici așa ceva, da, asta, da, uite, a plecat acum, bă, dar să le fii atent să nu mă dai de gol, că vreau să-i facem cât mai multe prank-uri cu treaba asta, dar să le vreau să-i facem cât mai multe, să o spionăm, să-i facem chestii de genul de-astea. Bă, dar nu-mi place, bă, Rafale, uite, bă, ea e sim, este sim. Păi de ce? Păi fii atent, bă, Rafale, uite, că se ia de mine, mă face dar Rusica. Mă, stai cumva pe aici, mă, ce facem, mă, ia stai puțin, bă, a la mașina, uite-te la ea, bă, dar ce mașină a luat? Da, uitați-vă puțin ce se întâmplă aici, aveam să fac și eu ceva, să mai vorbim aici, să mai fac mișto, dar Alice pleacă, dar Rusel e nebun, nu știu ce se întâmplă aici. A, uitați-vă puțin, că, da, clasic, mă, ce faci, mă, Darusele? Nimica! Auzi, Alice, Darusel, știi că, Darusel, așa ai spus că te cheamă, așa-l cheamă? Da, Darusel, Darusel! Darusica, mă, Darusica! A, Darusica, ce mai mult, Darusel? Darusica, Alice, du-te de aici! Pleacă, bă, de aici, hai că știm cu toții de ce te-ai tăscher. Așa, zi mai departe ce vrei să zici. Așa, dar să fii atent, știi că pisica asta eu i-am cumpărat-o, eu i-am făcut cadou pisica asta. A, da. Ia multe, bă, da aici. Am furat-o. Așa, stai, acum vino, te rog puțin cu mine, dacă tot e vorba de mașini, așa, ia trecem. Stai puțin. Nu, că eu îmi pierd aici 1000 de euro. Bă, dar să le, dar să vină un coace. Bă, ce mă de fac așa, mă, dar să le, îmi pierd 1000 de euro cu tine. Nu știu, bă, Rafale, vine, deci da, vreau, Hai, trecem cu ea, că am un cadou special pentru tine, ia uite, ce, e aici. Cum adică, ce cadou, unde e? Alice, poți să-mi spui și mie care e faza cu mașina asta, ce vrei să-i fac, ce, cum adică surpriză, ce surpriză e asta? Da, cum a zis David. Ce, păi, cum adică, vreau să mergem și să ne plimbăm, hai, tu urcă. Și eu unde mi-am urcat acum? Tu dă-te jos, el vine, tu stai pe bancă. Da, asta e mașina mea! Nu e nicio dovadă, hai, urcă, David. Ok, deja, deci, bă, Darusele, bă, eu nu înțeleg nimic din ce faceți, mă, Darusele, bă, ce aveți, mă, de sunteți așa, mă, Darusele, pe bune, eu nu vă înțeleg nimic, apia, nu știu, eu nu pot să vorbesc, nu pot să fac nimic, vorbiți, dar nici nu vorbiți, nici voi, ce faceți aici, că nu vă înțeleg. Nu știu, bă, Rafale, bă, dar Alice, ca niciodată, bă, și nu-mi place, bă, Rafale, uite, pe mine mă las pentru, bă, fii atent, că tu ai zis asta cu David, că e ciudată și asta, și atent, vreau să mergi acolo, gen, să-mi zici mie, ca și cum, bă, David, fii atent, dar vezi că Alice e cam nebun, ai grijă cu ea, că e nebună, nu știi ce-i poate. Da, hai. Alice, unde ești, bă? Alice, unde e mașina lui? Da, unde e mașina? Adică a fost mașina, nu mai. Bă, David, e cam nebună asta, e cu capul, e... Bă, pleacă, unde e, bă, hai, du-te acasă, ce tot trece aici? Ia, hai, mă, mai rapid, că poate te conesc acum, hai, stai, bă, de aici. Uitați-vă la ei, pe bune, adică, da, nu, bă, eu chiar nu mai știu ce să mai vorbesc, adică eu nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă. Dacă mă uit acum în spate, uitați-vă puțin la Darusele în partea aia, cum merge că toate... Alice, dar ce de-i tu ești așa, că, Alice, chiar are dreptate, că, nu știu, de ce te comporți așa ciudat? Nu-i nimica, haideți în casă, vă rog eu, da, deci veniți după mine și haideți să mergem să bem un ceai ceva. Ceai? Da, ui, ceai, îmi place ceaiul! Să se liniștească așa apele, știi, uite, vă fac aici o cafea. Alice, Scolpești tu înapoi. Și apoi aruncă cu cana în el. Stai,
Lăsați-mă pace, bă! Da, uitați-vă puțin. Deci eu chiar sunt cu grădința aici, cu nebune. Grădința de copii nebune aici, sincer. Adică scrieți-mi în comentarii dacă e adevărat. Alice, să nu te mai bine cu la mine acasă sau cu Rafael. Să stai tu cu Darius, da, tău, cu Darius, să stai cum mi se face, ok? Da, eu nu înțeleg nimic. Deci Alice, Alice începe să vorbească și după uite să mai vorbească. Adică vorbește, zice două litere, după nu mai vrea să mai vorbească, dar Rafael nu înțeleg ce vorbește el acolo. Tata. Da, bă, Rafael, bă, nu mai pot. Păi, dar unde a zis mai că s-a dus? Unde s-a dus, bă, Darusele? Că eu nu vă înțeleg, bă, unde s-a dus? S-a dus încolo, unde s-a dus, Darusele? La noi acasă, hai să mergem, mai să mergem! Așa, și ce face acasă? Mamă, da, eu nu înțeleg nimic, sincer. Stai, așa? A, mamă, Darusele, dar când timp, mă, mergi tu așa, Darusele, dar când timp ești tu? Da, nici nu mă bag în seamă, bună ziua, bună ziua, doamna, bună ziua, doamna, hai, mai repede, mai repede! Pe sănirea, mă, Mr. Beast, acum e doamnă, ce mai e? Asta e, hai. Uite, să văzi, deci Darusele acum este foarte legal, știe toate regulile de circulație, toate chestiile, Darusele. Hai, rapid. Da, da. Alice, am înțeles ceva. Alice, vină puțin aici. Deci, eu am înțeles. Tași puțin, băiatul, Darusele, așa te cheamă parcă. Deci, asta este casa lui? Nu, cum adică, da, ba da. Da, e casa lui. Bă, dar sunt apă pe unde, bă? Alice, ce-ai făcut? Eu, păi da, mi-ai spus parcă să nu mă mai prind pe aici, nu? Parcă așa ai spus. Da, tu ce cauți? Ce, ea pleacă? Ea pleacă din casa mea! Da, atunci cred că nu mai vrei să te apă înapoi. Da, hai, da-l. Păi da, parcă mi-ai spus să nu mai vin pe aici. Păi mi-l dai și pleci! Păi nu merge așa. Ce se întâmplă aici? Că nu înțeleg, ei? Ce faci? Lasă-le acolo, că după e greu să le pui la loc. Vorbesc serios, e greu să le pui la loc, nu le mai lua. Bine. Așa, gata. Mă, dar Alice, de ce te comporți așa? Așa cum? Dar să ce puțin? L-ai supărat, Alice? Da, eu cred că gen o să plec. Bă, dar să le uite ce am făcut ala. Nu se mai poate. Bă, dar pe bune, doar să le uite, a luat toate lucrurile de aici, acum cum o să le pui tu la loc? Că e greu să le pui, nici nu mai știi cum le mai avea, adică e foarte greu să înger. Bă, eu vreau să plec, să plecăm noi, bă, că nu se mai poate, bă, că nu se mai poate. Unde să plecăm, mă? Unde să plecăm? În antoraj, bă, furea, că nu se mai poate, bă, Rafale, nu se mai poate să plece ea. Uite. Stai, mă, că noi pe aici, a plecat, e cu bicicleta, ne-a furat bicicleta, uite-te la ea, dar nu ne aude, dar înseamnă că suntem în casă, cum vrei să ne audă din casă? Aici, rapid. Ce să facem aici, mă, ce facem, mă, ce, mă, tu? Ne ascundem de ea, nebuna, că nu știe aici, nu știe. Ia să vedem, poate intră în casă, ia să vedem, să mă aici ascunzi, foarte, foarte bine, ia că mă duc eu în partea asta, că aici era mai bine, păi și unde e, mă? Uite că e bicicleta aici, bă, uite-te în spate, că e bicicleta, l-a lăsat acolo, păi și unde e, mă, bă, unde a plecat ea? Bă, eu zic să ne mutăm, yeeeey! Mă, unde să ne mutăm, mă, Darusele? În alt oraș, bă, departe de ea! Tu! Alice, bine că ai venit, uite-te unde m-am dus copilul ăsta, le trebuie, tu! Oprește-te, gata, că nu-i frumos, mă, ce aveți, mă, de ce sunteți așa amândoi? Mă, dar eu nu știu, mă, ce are el, lasă, nu mai plecăm, hai să plecăm, hai! Dar să el vorbește că... Bă, eu nu te înțeleg, dar să el nu mai vorbi peste ea, lasă să vorbească, dacă vezi că vorbește, lasă-o pe ea, nu mai vorbi tu, că după tine nu te înțeleg dacă ea sare așa care e bună și vorbește peste tine. Oricum e nebună, Alice, cu capul, băi, Alice, da, de ce ești invizibilă, bă, asta-i invizibilă, hai, bă, ești gata să ne batem, hai, bă, da, hai să ne batem, hai, de unde a apărut ăsta? Nu știu, bă, hai să ne batem, Bă, te-ai ștâmpit? Da, de ce mă faci ștâmpit? Bă, stai puțin, bă, oare și-a dat seama, mă, de noi sau era deasupra? Că nu înțeleg, gen, de fapt, nu știu ce să zic, sincer, dar, bă, te comporti și tu ciudat, dar și ea se comportă mai ciudat. Ei, bă, Rafale, zici să ne mutăm! Lasă, bă, Rafale, fii atent, eu mă duc acum pe
Google să caut țări în care pot să mă mutea în Nord Corea. Bă, Rafa, le vrei în Nord Corea? Mă, duște în Pitarasile, cum să ne mutăm în Corea de Nord? Rasile, n-ai cum acolo. A, păi hai în Pakistan. Mă, dar România nu-ți mai place? Nu, bă, Rafale, bă, că România e nebuna aia de cum o cheamă? De Elice, de Alice. Mă, dar în Grand City nu-ți mai place? În Grand City, aici nu-ți place casa noastră? Dar nu, bă, că o să stăm cu Alice, bă. Dar în seria. Alice, ce-ai pățit? De ce stai cu mâinile așa, Alice? Ce vrei să ne faci? Vrei să ne bați? Ce vrei să ne faci? Păi să zicem că vin eu de undeva, da. Așa, mă, de ce a zis? Tu ești ăla, nu? Da, eu! Hai! 3, 2, 1 și... Aia! A plecat și fraieră! Bă, Rafale, fiind... Bă, la 3 fugim, ok? La 3 fugim, bă, că nu așteptăm. Hai, 3, 2, 1, fugi! Bă, Rafa, hai! Hai rapid! Eu nu înțeleg unde a plecat, dar să-l sincer, da, nu mai zic nimic, mi-am pierdut 1000 de neuroni, eu acum cred că o să mă duc direct să... Bă, Rafa, alo, bă, m-auzi? Bă, ce fac? Hai, urcă! Bă, de unde ai luat avionul ăsta, de elicopterul ăsta, din omul, dar să le... Bă, ce fac, mă, unde, ia, hai că urc, ia să văd cum e cu elicopterul, ia să te văd, ajutăm, 3, 2, 1 și... Da, am înțeles. Bă, dar să el ales, ia uitați unde v-am adus eu aici astăzi, înainte de toate, nu vreau să vă spun, vreau să spuneți voi unde credeți că v-am adus, dacă mai țineți în minte. Ia, da, e așa, ia, spune-mi tu mie de ce mai întâi spui numele lui, eu prima dată. Pe mine! La Hide and Seek, Gata. Deci stai atent, v-am adus la Hide and Seek, unde am jucat prima oară cu Darcel, după cu tine, Alice, și acum am joc contra voi amândoi. Data viitoare vreau să facem cât mai multe chestii, dar înainte de toate, mă, Alice, vă zic așa, în felul următor, voi vă ascundeți și eu mă pun. Ok, hai, stai, stai puțin, că trebuie să dăm aici la astea. Ok, deci ăștia deja a plecat înainte, în față. Ok, practic, acum îi dăm direct, acum trecem. Bă, am făcut ceva. Bă, ce-a făcut, bă, ia, mamă, mă, pe lea. 1, 2, 3, uite, 3, 6, hai, gata, Fiți atenți, dar să-l și Alice, ok, fiți atenți, acum o să mă pun eu, iar pe cine o să găsesc prima oară, o să se pune la următoarea rundă, care va fi aceasta, Endu, cum ar veni. Ok, dar okay, să bine, da, ok, am înțeles, ok, deci, da, uitați-vă puțin la ei, nu mai zic nimic, acum voi trebuie să vă ascundeți, dar să le vorbește și tu mai aproape, că totuși, dar să le dacă... Ia, mă, Darusel, tu cel mai șmecher dispecție! Ok, cred că mai bine te punea să nu mai vorbești, în fine, o să revenim imediat, prima rundă este aceasta, scrieți acolo în comentarii dacă credeți și pe cine credeți că o să găsesc, că primul dacă credeți că o să-l găsesc pe Darusel sau dacă credeți că o să o găsesc pe Alex prima oară și să vedem cine o să se pună următoarea rundă, pentru că eu clar nu o să mă mai pun, pentru că dacă nu vă găsesc, ar fi cam rușine și cred că aș închide episodul de rușine, sincer. Ok, fraiere! 5, 4, 3, 2, 1 și o să înceapă prima rundă. Hai să vedem pe cine o să găsesc prima oară, Darcel, Alice, gata. Sper că v-ați ascuns, adică mine. Eu, practic, într-un fel, sper să nu vă ascundeți ca să vă găsesc mai repede și să mă pun... Ia, mamă, deci am eu impresie că undeva... Ah, ok, nu e nimeni pe aici. Mă, unde sunteți, mă, Darcel, Alice, unde sunteți? Ia uite-l! Face niște de mine, să înțeleg, nu? Da. Bă, ia-te, bă, ce sare, bă, ce sare! Ah, da, unde sărea, unde mă vedem, dar deci am înțeles, dar... Ia uite, bă, uite cum sari, uite cum urci scările alea, așa, merge în față dreapta, acum sari, Ok, deci v-ați oprit din vorbit, acum când vine în partea asta, aveți ceva să-mi spuneți cumva, v-ați spune... Așa, și ia uite-l cum a căzut de pe copac, pe casă jos. Da, uite, fraierul, Ali, stai ce-ai... Uite, a intrat acolo înăuntru și de aici înăuntru ai să mergi sus. Mă, unde sunteți, bă, stați puțin, bă. Opa, mă auziți ce? Uite ce ți-ai damage. Wow, sunteți foarte amuzant. De ce vă juc? De ce? Bă, ce s-a întâmplat? Bă, eu nu știu cum să-ți spun.
Putem să-și cântăm față. Bă, dar frici are fix, bă. Uite că scrie efecte, bă. Da, dar pot să-l auzi și să nu sufli microfonul ăla. Bă, dar răsire, bă, dar voi sunteți în simțiri, mă. Vă bate joc de mine, veniți aici să vă ascunde. Să vă veniți cu ora de invizibilitate, iar, nu? Gata, nu mai folosim asta de invizibilitate, că nu e frumos, că ești necinstit, pentru că altfel n-ar avea niciun farmec, sincer. Da, înțeleg. Ok, înțeleg, ok, Alice, bă, unde-i dus, mă? Alice, unde-i dus? Eu sunt aici, bă, dar tu poți să-mi vezi numele. Dar chiar, e fii atent, hai să mergem pe aici, vreau să mergem fix pe aici, prin partea asta, bine, să nu-i dați. Bă, dar nu-i spune, bă, că te aude. Păi gata, nu vreau să-mi mai dau detalii, asta voiam să spun, vreau să mergem partea asta, să mă pun undeva pe aici, și de aici vreau să merg undeva aici, mă, dar unde, bă, da, aici chiar nu sunt locuri de ascuns, adică la modul ce mai serios. Ia, fii atentă, cred că am găsit eu un loc aici, vreau să mă... Cine nu-i gata locul în pata, că mai sunt 30 secunde! Bine, gata, dar să... Ok, deci fii atent, nu vreau să stau aici, că aici ar fi un loc basic, vreau să mă pun undeva într-un loc în care tu nu ai putea să-ți dai seama, pentru că fii atent, dar să le am un loc foarte șmecher, bă, Alex, unde-i căzut, mă? Eu n-am căzut, ia, uite-te sus. Ok, deci unde? Mamă, unde ești tu, Alex, acolo? Mamă, cât de tare, dar fii atent, Alex, mamă, vin eu ăsta, eu să mă ascund fix aici, aia, dacă o să mă vadă, dar am eu presimțire că dar să nu o să mă vadă absolut deloc aici și o să fac mișto de el, dar nu știu, să sperăm că o să fie așa. Dar cine nu-i gata, ăla cu Daruseala. Ok, ei, da. Ei, tu nu ești gata. Bă, alo. Bă, alo, Rafaele, unde ia, bă, unde mă, Rafaele? Bă, chiar așa de fraier, cât de fraier am fost fraier. Mamă, și acum pot să stați pe tipă, dar să-i de mișto, mamă, dacă... Ok, dar să-l mai găsi pe mine, ai, acum văd că ești cu invizibilitate, ar fi mai greu pentru Alice, dar fi atent, dar să nu o să găsești pe Alice, atât, dar spun oricum, ai tu casca aia pe cap, cum a spus și Alice, tu ai casca pe cap și te vede. E, nu! E, da, pe dar să-l vorbește și tu, bă, dar să-l tu, îți bași de noi, vedem astăzi, nu? Am, ok, și antenul, acum o să te caut, o să te mănânc. Deci, atent, mamă, dar să-l de... Ceea ce vreau să spun este faptul următor. Eu, bă, dar am fost fraier de tot că tu nu m-ai văzut, bă, acolo și am crezut că m-ai văzut că ai sărit pe mine pentru că a fost timingul ăla. Ia, uite-mă. Mamă, deși atent, dar să-l de... Tu ai zis în momentul ăla de mine ca și cum ceva de mine că mă găsești, nu știu ce, și fix atunci ai apărut și am crezut că tu m-ai văzut și de-aia am dat în tine, bă, dar tu nu m-ai văzut, bă, cât de fraier am fost. Tu ești fraier în general. Ok, hai să te vedem, dar să-l cum o să găsești tu pe Alice. Ok, mă faci pe mine, frate, ia să te vedem pe tine. Nu, nici un parcurs nu știu în sare să faci, bă, dar să le. Ia stai. Ce faci, mă, tu acolo, bă, dar să le. Dar vorbește și tu, nu știu mai tare, bă, dar să le. Nu poți să vorbești mai tare. Ok, stai, noi acum o să cap pe Alice. Așa. Alice deja a plecat, nu mai e aici, dar să le. Logic ar fi plecat. Nu înțeleg de ce ai stat atât de mult să cauți locul acesta, dar Alice a plecat. Nu! Alice, am văzut-o. Da, 100% ai văzut-o, dar să le. Eu știu unde e, dar să le și n-ai cum să vezi, deci nu e oricat, bă, să atâta, spun că nu e pe aici, bă, sus e undeva pe jos. Da, ok, bă, nu e pe sus, e pe sus. Bine, caută-te mult și bine, dar să le, ia, du-te, bă, unde am fost, dar să le, unde am fost eu, ia, du-te, unde am fost eu. Nu e mai nimeni pe aici, du-te, unde am fost eu, dar să le, ia, vezi, cineva aici, hopa, nu e nimeni, cum să mai fie, mă, cineva aici, nu mai e nimeni, dar poate ți-am dat un indiciu, dar tu nu ești în stare, dar să le, nu te duce capul așa puțin pe tine. Ba, da, pe mine mă duce capul, că fie antenă, pe mine mă duce capul, că bam, bam, bum. Ok, da, deci foarte tare îl duce, bă, dar să-l cap, am înțeles, bă, dar să le, bă, nu știu ce să mai spun, sincer, Alice, opa. Alice, nu, Alice, vino, ia vino tu încoace, Alice-uca, nu. Hala, tati, hala, tati. Nu mai spune așa. Acum, tu, o să le cap. Nu, din păcate, eu trebuie să mă pun, dar să le, că cine e la, pe cine ai găsit prima oară, pe mine, dar să le, pe mine. Acum merge la mapa, trebuie la hartă, mamă, fix la harta asta, mă, frate. Ok, mă pune la harta asta, o să mă găsesc, pentru că asta e o hartă ușoară, după părerea mea, nu cred că ar fi foarte, foarte greu, dar, da, iar trebuie să mă pun eu, din păcate. 5, 4, 3, 2, 1, să vedem cine nu e gata la culopata, iar trebuie să mă pun, din păcate, trebuie să spune chestia aceasta, cine nu e gata la culopata, bă, și mi se pare, mi s-a făcut ceva, bă, ok, bă, da, bă, ce,
Bă, ok, deci ți-ai dat și de la ca să nu mor sau nu știu ce s-a întâmplat, bă, Darusel, dar poți să nu mai fii așa de amuzant, Darusele, pe bune? Adică... Bă, Rafa, dar din greșeală, bă, din greșeală m-am buguit așa. Hai, gata, gata, așa. Cred că, bă, Darusel, o să-l dăm afară și o să zicem doar cu Alins, ok, dacă scriem ban Darusel 2012, practic acum rămân cu doar cu Alins. Și să vedem aici, dar de fapt, și Alins a băgat, știu că și Alins a băgat, uite că se vede acolo deasupra, Alins, să vă particulele cum ies din chestia aia, te știu, Alins, mamă, dar puteți să nu mai fiți așa de amuzant să zicem și neca lumea? Ok, bă, Rafa, Ok, fiți atenți, pentru runda următoare va trebui să mă căutați voi pe mine pe harta următoare. Atât vă zic, voi amândoi trebuie să mă căutați pe mine. Nu mă interesează, asta trebuie să fac. Nu ne interesează, tu ne cauți. Ok, ok, eu stau acum în bandar, să nici nu mai știu cum să mai scoteam. Pardon, dar să le pardon Alins când se spune că dai mine, ok, da, foarte amuzant, sunt delicit să spun. Trece la runda, da, Alins, poți să te arăți puțin, ai avea tu pe ul acesta, să te arăți pentru că știu că ești pe aici. Bă, dar ok, ok, Alins, Darusel, asta este o pedeapsă. Cum ar veni, eu să mă pun singur, iar voi trebuie să mă căutați. Aha, e, dacă vedeți, acum mă căutați amândoi. Bine, practic, într-un fel e greu și pentru mine să mă căutați amândoi, dar mă rog, în fine. Da, aici doar asta e ok, deja nu găsim niciun loc aici pentru... Hai, Alins, parcur! Băi, cam încet azi. Ce, mă, ce faceți acolo? Parcur! Bă, Flori, tu taci, da, parcur! Da, parcur! Bă, dar nu să mă ascund, eu n-am un loc, nu găsesc un loc bun, frate, bă, și să duce timpul ăsta, mamă, deci mă enervați, adică, bă, chiar, într-un fel, cred că e mai greu pentru mine ce vreau să fac eu aici, da, mă rog, în fine, ia să vedem, ia pe aici, fiți atenți unde vreau să mă duc, vreau să fac o chestie aici, super șmecheră și nu o să mă găsiți în 3, 2, cat, aici, o să stau perfect, o să stau liniștit, aici, voi niciun stres, n-o să am și... Ok, dar să-l iar s-a apucat de cântat, 3, 2, 1 și hai să vedem acum, Alins, dar să-l preluați voi acum, momentul să vorbiți că nu o să mă găsiți, nici nu vă văd și vreau chiar să-mi corespundeți sunteți. Hai, mă, Alins, dar să-l chiar așa nu mă găsiți, bă, așa de slab sunteți, în momentul ăsta trebuie să mă găsiți, sincer, dacă sunteți amândoi pe mine, cum ar veni. Anu! Păi, dar ce faci, mai? Mă, ce? Mă, ce faceți numai acolo? Că eu nu vă văd și eu nu înțeleg ce faceți. Mă, bă, unde sunteți voi? Ca asta mă enervează, frate. Bă, era mișto dacă puteam să vă și văd, sincer, că ar fi văd Caterinca, așa, că practic eu să stau spectei pe voi, că aici stau... Aș fi tare să taci din gură, ok? Da, dar Rusele, la cum vorbești tu, dar Rusele, cred că mi-ar fi rușine să mai vorbesc, sincer. Ok, și atunci, bă, Rafale, ar fi tare să taci din gură că te-am găsit. Bine, unde mai? Ce faci acolo? Unde știi? Pleacă. Nu mă găsești. Da, ia să te vedem, Alins. Ce o să faci tu aici? Pentru că n-ai. Nu. Ok, am rămas singur pe lume. Aici, practic, o să câștig eu și 1000 de euro, dar de ce? Nu, am eu, fă-te sicar, că ești fraierică! Nu, fii atent, pentru că aia a fost runda de pedeapsă, acum trebuie să se pună doar Alins să ne caute, Alins, nu mai da mine, trebuie să te pui tu, pentru că tu nu te-ai pus deloc, Alins. Ești prea fraierică, să înțeleg, ok, gata, acum trecem acum repede la ultima rundă, bine, nu ultima, e penultima, și aici, dar să le, bă, unde ne ascundem, bă, Rafa, fii antenă, o să facem schema mea veche. Mergem în același loc, vrei să facem schema, bă, unde e locul ăla, bă, unde e? Bă, fii atent, că știam și eu un loc, dar, nu cred că e pe harta asta, nu cred că, ce schema, ce vrei să, să te uiți pe aici, pe asta, nu, eu nu vreau pe aici, bă, dar să le, Bă, dar unde-i casa aia? Bă, erau casă unei! Bă, dar, gata, bă, vină aici, fii atent, hai să stăm amândoi aici, înăuntru ăsta, bagă-te fix aici. Bă, ce faci iubiți acolo, bă? Tu cum intri aici, întrebarea mea? Așa, mă, da, fii atent. Bă, te-am pupat! Bine, pleacă acolo, pentru că eu să mă pun fix în locul acesta, care este cel mai bun loc, unde nu o să mă găsească absolut deloc. Alins, atâta zic, bă, Alins, chiar aici n-ai cum să mă găsești, sincer. Da, dă-mi și mie un indiciu, te rog eu. Un indiciu, suntem pe harta, Alins, dar nu sunt lângă Darusel, practic. Bine, acum văd că Darusel parcă vine așa pe lângă mine, dar da, asta vezi că e un indiciu, că dacă îl găsești pe Darusel, practic ar trebui să mă găsești și pe mine, să fie mai ușor dacă eu sunt lângă. Da, practic am intrat, haideți, veniți aici, cea, 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 c
Ok, ok, Alice, cum... Eu, bă, ești bolnavă! Ok, Alice, cum să venim? De ce ne-am zis să venim noi aici? Pentru că nu trebuie să venim, tu trebuie să vii după noi, Alice, nu crezi? Eu nu cred. Ah, ok, 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 avem aici 337 de secunde, Alice, în care eu să stau aici și o să mă plictisesc pentru că tu nu o să mă găsești. Mamă, deci, Alice, dacă mă găsești aici, îți dau, bă, Alice, îți dau ceea ce dorești tu, aia îți dau, îți cumpăr ursuleț, îți cumpăr ce vrei tu. Da, bă, da! Pe bune, hai să vezi acum ce rapid te găsesc, mă. Ia, 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 să te văd, ia, chiar sunt curios. Cât rapid o să mă găsești? Chiar sunt curios, Alice. Cât ai zis ce pește? Ah, cât ai ce pește? Uite, am zis pește, nu, nu m-ai găsit, gata. A, păi nu, că trebuie să spui p e ș t e. Și acum trebuie să aștepți. A, tu cât trebuie să aștept? 300 de secunde în care nu o să mă găsești și o să-ți ducă timpul, practic, nu? Trebuie să aștepți 300 de secunde. Mamă, 300 de secunde? Ok, ok, da, păi da, 300 de secunde, exact, ai dreptate, Alice, că nu o să mă găsești. Și practic ai zis bine. Bă, nu mai pot să scheme de asta. Pe noi așa mă trezele, nu așa am zis? Ba da! Bă, da, nu mă, nu, că vă trișați amândoi. Nu, mie mi se pare... Alice, Alice, fii atent, Alice, tu ai trecut pe lângă mine. Nu, știți ce mi se pare mie? Că voi faceți acum mișto de mine și voi, de fapt, știți unde sunt, sunteți unul lângă altul. Și practic tu, dar să răsuiți prin oameni, unde mă aflu eu. Nu, bă, Rafale, bă, ce ai, bă, ești bolnav. Ok, ok, bine, 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 oricum, dar să le nu înțeleg de ce n-ai vrea tu să te ascunzi, pentru că asta este farmecul acest joc, să te ascunzi, dar să le foarte frumos. Vezi, bă, stai, Alice, ce, unde este, bă, dar nu știu, Alice, nu știu, Alice, dar, ce da, da, adică că eu caut aici în pântână, nu știu ce ai. Mi-a zis, bă, mi-a zis în DM-uri, bă, ce, bă, unde este ăsta, nu știu, nu știu. Da, bă, eu nu știu ce pățești tu, mă. Ok, Alice, după ce că ești ofticată la jocuri și la Stumble, și la Minecraft. Ai făcut. La găsi, bă, dar răsele, bă, ok, ok, ok. Bă, dar răsele, nu mai mor. A, voi chiar cum. Ai fi uitat. A, a, pleca, gata, ai ieșit din apel. Ok, Alice, acum spor să mă găsești pe mine. 200 de secunde, trebuie să mă găsești pe mine, Alice. A, da, păi foarte ușor, gen. A, foarte ușor, ia să te văd cum. Cât de ușor e, Alice, eu sincer, adică 200 de secunde, mă, Alice. Eu aș cam ieși din locul ăsta, pentru că tu am auzit ceva, Alice, și nu știu. Mă, Alice, intră-mă, sunt într-o casă, atâta, spun că sunt într-o casă, atât, nu-ți mai dau altine, ci eu doar sunt într-o casă. Într-o casă, da, bine, hai te rog, oprește minciuna asta. Păi, da, caută, mă, Alice, unde nu mă cauți, ce faci aici? Da, ce ai făcut? Cred că a fost o idee proastă să zic totuși că sunt într-o casă, bă, da, dar să-l chiar ai și pe bune. Păi, chiar pe bune, pe bune. Și acum, nu, ce faci aici, că la ultima hartă mă stai, mă, că trebuie să-l facem pe ăsta înapoi, mă, Alice, că nu se poate așa ceva, adică pe bune, bă, ăsta, bă, da, Alice, credeam că, de fapt, cred că amândoi sunteți ofticați, am ajuns la concluzia să știu treaba că... Bă, hai, gata, încetează, ia și cheamă-l pe ăsta înapoi. Alice, ia uite pe cine l-am adus. Uite-te unde s-a pus. Stai, lasă-mă pe mine. Băi, ia zi, bă, zi-mă, de ce, unde, de ce aici? Zi-mă acum, zi-mă. Bă, gata, nu mai vorbim, mă, dar să-l stai, bă, terminați-mă, bă, gata, alo. Mă, dar să-l, ce ai, mă, dar să-l, ai ieșit așa, te-ai supărat pe bune, chiar te-ai ofticat, bă, dar să-l, ai început să plângi, ce-ai făcut tu? Bă, da, bă, Rafale, bă, da, are hecuri, bă, cum a prins, bă, de acolo, bă. Da, păi da, vezi, dacă ai vrut să faci schema aia, dar înțelea, și pe mine m-am găsit, te-am zis, într-o casă și a venit în următoarea secundă fix acolo, bă, dar înțelea, nu știu cum am găsit. Ia, ce-i scrie aici? Scrie, asta, hai. Ok, gata, înțelea, dar acum e ultima hartă și din păcate pentru tine, dar înțelea, dar din fericire pentru mine și pentru Alice, o să ne ascundem noi și tot să ne cauți, așa, pe deapsă și oricum ai pierdut, practic, primul, dar hai să vedem, Alice, fii atentă, vine după mine, cam, fii atentă, Alice, vrei să mergem într-un loc unde nu o să ne găsească niciodată? Vrei? Ia să văd. Ia, fii atentă, vine după mine că nu mai știi exact unde era. A, aici, fii atent, Alice. Bă, aici nu o să ne găsească niciodată. O să stăm aici foarte lejer. Vino aici, vino așa. Intră pe aici. Vino pe aici. Nu vreau să-i dăm detalii lui Darius, s-a înțeles? Nu vreau să-i dăm detalii. Aici. Dă și asta. Și uite, aici foarte, foarte frumos. Practic ăsta e locul și nu o să ne găsească. Practic tu, bă, da, ar trebui să deschidem asta și să stăm așa. Totuși, uite, fii atentă. Nu, că poate vine. Da, lasă-l pe ăsta, da, să ne facem aici spate, să dai tu pe spate, să te văd așa puțin, nu? Da, dar nu mai stai așa, că o să-ți vadă picioarele. Ola, asta e adevărat, dar cum facem, mă, Alice? Stai puțin, ia pune-te tu aici, să văd dacă se văd picioarele sau nu, ia, să te văd. Pune-te, deci, în partea. Fii atent, uite. Da, bă, să văd, ai dreptate, dar fii atentă, bă, Alice, nu o să ne găsească aici, practic, să stau așa lejer și, practic, cam atâta, nu, bă, fii atentă, mamă, deci sunt astea două, mă, dar, serio, de ce sufli microfonul, e supărat? Da, bă, hai, 3, 2, 1 și... Gata, acum a venit să te-am omorât.
toaletă. Mă, Alice, știi care e partea nașpa la situația asta unde suntem noi acum? Ia spune. Că pe Darusel nu o să ne găsească pe noi niciodată aici și Darusel practic o să stăm, uite-te așa și nu prea ne vedem. Asta e treaba. Dar fii atent, uite, așa o să stau, așa o să stau. Deci ăsta e la care se dă practic, ăsta e, nu? Gata, perfect, perfect. Așa o să stăm, Alice. Uite, stau fix așa între el ca să vină înapoi, așa e perfect. Te dai tu, ia tot în spate din partea cealaltă. Mamă, dar oare prin partea oare te-ar putea vedea sincer? Așa, mai bine stai așa, mai bine stai așa totuși cum stau și eu din partea asta, că din partea asta în spate aici nu e absolut nimic. Și bă, dar să le, bă, dar să le chiar ne este milă de tine, atât putem să spunem. Bă, dar zi, bă, unde ești? Bă, dar nu-i core, frate, nu-i core, bă, nu mă ajung și gata. Dar să le zic atât, zic că pe oricum e ultima hartă, dar să le ieși și mai devreme zic atât, lemn, eu vedem lemn prin jurul nostru, suntem înconjurați numai de lemn și cam atât. Bine, pe aici, okay. Da, cam atât, da. O să te prind! Mă... La, 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 la! A, Alex, da, în partea aia s-ar putea să te vadă, sincer, dacă stai și te uiți așa. Știi ce faci tu, dar eu mă duc să văd aici ce se întâmplă. Aolo, bă, Alex, și duceai de mine. Ok, da, nici eu n-aș mai sta, bă, sincer. Bă, bă, înapoi ei. Du-te, eu mă duc mai întâi. Gata, eu sunt o misiune specială. Ok, ok, să nu-l faci cumva să vină în partea asta. Nu, 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 da, deci, acum, stai, deci, eu văd aici că scrie, uite, scrie lege că trebuie să mai dăm o rundă în care să scrie Rafael Seeker. Da, dar chiar fi antenă, bă, dar chiar, bă, nu, vezi, acum să fie Alice, fie Alice. Nu, că eu am fost înainte de tine, eu am fost înainte de tine. Dar, am auzit cumva numele Bianca de la tine sau mi s-a părut? Nu, am zis Rafael și Alice, am zis Alisa. Nu, stai puțin, ai zis cumva Bianca și tu ai zis ceva de Alisa, nu era vorba. A, dar Rafael, ai ceva să ne spui, dar Rafael? Vreau să vă zic că, bă, Rafael, că eu și Alice am făcut un copil pe nume Bianca. Bă, ce, bă? Hai, acum tu, Rafael, tu te ascolzi, tu nu mergi. Ok, okay, nu, cam atât a fost cu acest episod, pentru că Alice, bă, după ce că... Rafael, nu, a fost să nu mai țipi, dar să le la modul cel mai serios, poți să nu mai țipi așa, dar să le, că deja îți poarși timpanul la toată lumea, dar să le și nu se mai înțelege nimic, atâta, pe bune, adică uite-te la... după ce că Alice ne-a dat de gol, dar să le a zis, nu ai încredere, nu știu ce m-a dat de gol în secunda, doi tu ai apărut, dar să le, nu știu cum s-a făcut de ele și tu pe acolo, mă, Alice, tu zici acum să mai dăm o rundă să mă pun, nu, stai, puțin, bă, Alice, tu ai spus în felul următor, hai să ies așa, acum tu zici tu mie că vrei să mai dăm o rundă să mă pun tot eu, care tu ai și din ascultătoare? Da, hai, te rog eu, că am fost eu înainte, da, și uite-te, hai, te rugăm. Hai, te rog eu. Ok, scrieți acolo în comentarii dacă vrei să mai facem un episod cu aceeași artă, pentru că... Nu, mai bine, hai să vă împac pe amândoi, n-ați mai bine să facem un alt episod în care să mă pun doar eu și să vă caut pe voi? Nu! Ah, ok, da, cam atât a fost cu acest timp, să nu mai facem nici, nu, pa. Lasă, vezi tu, Rafaele, ce-ți fac eu ție. Astăzi este o zi foarte, foarte specială, deoarece astăzi este 1 decembrie, ziua României, adică ziua tuturor românilor, celor care vă uitați la clip și a mea și a lui Darusel și a lui Alice. Vreau să mă duc la Alice și la Darusel, pentru că trebuie să facem ceva foarte frumos, pentru că după cum puteți vedea, mi-am făcut aici un steag foarte frumos și dacă vă uitați afară, vedeți, mamă, deci are și Alice un steag acolo, dar vedeți că s-a făcut toată strada, adică probabil o să fie ceva foarte, foarte frumos, o festivitate, ceva, și nu vreau să ratez chestia asta, vreau să merg și cu Alice și cu Darusel, dar încă o dată, la mulți ani România, scrieți și voi acolo în comentarii, spamați acolo cu la mulți ani, cu steaguri, cu toate chestiile de genul. Ok, acum hai să merg să mă duc la Darusel, pentru că n-avem timp de stat, chiar n-avem timp foarte mult de stat, pentru că trebuie să mergem foarte frumos, să avem aici o zi de foarte minunată. Mă, ce s-o... de române, vizorul cel de parte, la care te adânci, bă, ce vrei, mă, Darusele, bă, te-ai bucat de cânta, mă, să-i pui și ochelar, mă, ce, mă, Darusele, pe bune, adică ce se întâmplă cu tine, mă, Darusele, ce cânti tu așa, Darusele, știai tu că îmi zi, mamă, ți-ai făcut și steagul aici, bă, Darusele, bă, tu ești patriot, mă. Da, bă, Rafaele, stai, bă, așteaptă aici. Ok, deci Darusele a plecat, nici măcar nu l-am înțeles, cred că a zis să-l aștept aici, ok, în fine, da, cred că se duce, nu știu, se duce la baie, la toaletă, mă, bă, Darusele, ce faci, mă, aici la baie, iar te duci acolo să faci toate prostiile, ce mai faci tu pe acolo? Mă... Ia, bă, Rafaele, ia-te bară, bine? Darusele, arăți la fel. A, stai. Ok, deci Darusele iar face prank-uri din alea, nu știu ce vrea el să arate, dar, mă, cam enervează, sincer. Bă, Rafaele, fii antenă! Bă, ce, bă, Darusele, ce ți-ai făcut, băi, nebunii, te-ai mascat, te-ai pictat, ce ți-ai făcut, mă, pe față, de ce îți bagi joc de tine, Darusele? Bă, Rafaele, fii antenă, eu acum mi-am pus o mască, îți place? Da, Darusele, arăți foarte, foarte bine, ce să, Darusele, dar ce e cu piciorul așa galben? E, nu contează, bă, Rafaele, stai, mă, și acolo cu, ok, deci, Darusele, mă, dar tu, mă, ce fai, mă, Darusele, sperii lumea cu asta, mă, du-te-mă înapoi, mă, fă-te ca lumea, tăi machiajul ăsta jos, dă-ți pictura asta jos de pe tine. Fii antenă, bă, Rafaele, nici mie mi-a alecat piciorul, mi-a alecat în vopse, mi-a alecat piciorul.
nu vom da, 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 cred că ți-a alunecat și limba, dar Ursule, că văd că prea vorbești tu așa. Bă, nu mai da, mă, mine, mă, dar Ursule, mă, ce, mă, băi, nebunii, mă, dar Ursule, pleacă, mă, de aici, mă, dar ce faci, mă, tu, de ce cântai, dar Ursule, de ce cântai tu, de ce, pentru ce te pregătești tu? Mă fac patriose, deșteaptă de române, din somnul cel de mare, din care te adânciră, iubii barbarii de tine. Ok, ok, hai, du-te de aici, mă, dar Ursule, mă, du-l la Alice, vină, du, hai cu mine, dacă vrei să vii, bine, hai să vedem ce faci și Alice, uite, bă, Alice, are dita mai steagul acolo, uite-te puțin acolo, dar Ursule. Hai să spargem. Mă, dar Ursule, cum să faci, bă, așa ceva? Bă, vină, mă, înapoi, bă, dar Ursule, vină înapoi, mă, ce, bă, dar Ursule, nebunii, cum să faci așa ceva? Adică e ziua României, dar Ursule, e ziua noastră, ziua națională, dar Ursule, cum să faci rău de ziua României? Bă, nu, mie mi-a dat jos, nu vreau să mă putu, dar Ursule, chiar nu mi-aș dori chestia asta, sincer, dar Ursule, ok, hai să mergem la Alice, bă, Alice, poliția, mă, sus, poliția, bă, mă, cânte, mă, cânte, bă, am vrut să te sperii, dar să pare că cu dar să cu patine nu pot să te sperii. Bă, dar să le vină înapoi, fii atent, bă, dar să le vină înapoi. Bă, ce faci mai aici? Mă, ce cauți mai aici? Jos, dar să le unde te duci? O copie Alice, bă, Alice. Bă, dar chiar mă unde, mă, dar pe bune, bă, dar să le că n-am asta, vezi că nu e sus, nu e mașina. Mă, unde a plecat mă asta, bă, dar să le asta e nebună, pleacă de ziua României, nu e ca. Dar nu știu, bă, Rafaele, am uite, haide să sunăm, stai, ce fai, mă, vrei să sun pe Alice pe sună, mă, ai telefon, ai numărul ei? Da, stai, 6-6-9-4, așa, alo, ce? Alo, bă, zi, ce vrei? Alice, ce faci, Alice, ce faci? Bă, lasă-mă, bă, că sunt aici la petrecere, nu mai pot, bag aici niște mici. Mă, lasă-mă pe mine să vorbesc, mă, Alice, ce faci, unde ești, dar Alice, acolo, de cine ești acasă? Bă, păi am plecat, mă, m-am dus eu să petrec sărbătorile, cum adică credeați că stau cu voi? Ia, plecat pe de aici. Stai puțin, Alice, ce nu stai cu noi? Că noi te așteptam, am venit aici la tine, am văzut că ți-ai pregătit un steag acolo, cu steagul loc ce rămâne așa, ai făcut steagul așa degeaba? Păi da, bă, l-am făcut ca să vă dau speranțe false. Acum, hai, lăsați-mă că sunt aici, la petrecere. A, bine, Alice, noi, Alice, o să ne distrăm foarte mult acolo. Stai, mă, nu închide. Alice, noi o să ne distrăm foarte mult. Poate, adică, o să regrez că tu n-ai venit, noi ne distrăm, mergem acolo, mergem peste tot, o să primim bani aici în sat, așa s-a spus că să dau bani foarte mulți, chestii, tu. Da, bă, frero! Ce faci, bă, ce faci, mă, ai închis, mă? Da, bă, Rafaele, stai puțin, dar eu vreau să aud reacția ei, mă, dar Ursule, nu așa, ai închis direct în fine, ia zi, ce vrei să zici? Vreau să zic că papa! Ah, wow, foarte amuzant, să zici, să știi că nu te văd, dar Ursule, pe aici, wow, ok. Deci, dar Ursule, fii atent, bă, acum ce facem, mă, dar Ursule, trebuie să mergem, am auzit că e o paradă, ceva, ai auzit de ceva, că eu n-am auzit de nimic, bă, dar Ursule, poți să te faci și tu văzut, te rog eu, adică vreau și eu să vorbesc cu tine, să mergem și noi la festivitate, la chestii de genul, dacă se ține ceva, ok, deci nu voi, mă duc singur, o să primim niște bani pentru chiar să dau bani, dar Ursule nu știe treaba asta, dar chiar să dau bani dacă mergem. Și da, chiar e mai bine așa că primești mai mulți bani dacă dar Ursule nu vine, că stai invizibil toate chestiile astea de genul. Bă, dar Ursule, tu chiar nu vrei să te arăți, mă? Da, în fine, mă duc eu în casă, dar Ursule, dacă nu vrei să mai fie, în fine, nu mă mai interesează, mă, dar să-ți puțin ia, stai, că mi se pare că e o carte nouă asta, mă, ce e aici? A lăsat cineva o scrisoare, ceva, ce scrie? Ia să vedem. La mulți ani România, ok, deci e o scrisoare de 1 decembrie, ok, ok, foarte, foarte tare. La mulți ani România, cu ocazia Zilei Naționale a Țării Noastre, vă invităm la concertul special de 1 decembrie, locația Scena din apropierea dumneavoastră. Mă, care scenă din apropiere? Aia de acolo, mă, uitați-o că să văd alea. Mamă, deci să face festivitate, mă, în sfârșit. Bă, mă, dar Ursule, vină, mă, ok, deci lasă că plec fără. Dar Ursule, auzi, mă, dar Ursule, că să dau 100 de lei, mă, dar Ursule, 100 de lei, tu nu vrei să vii? Bine, merg singur. Ok, deci mă duc acum mai repede, am înțeles că e o festivitate. Chiar sunt curios ce o să se țină acolo, pentru că e 1 decembrie și o zic că o să se țină ceva foarte, foarte frumos. Ar fi foarte, foarte bine, dar trebuie să merg eu prin partea aceasta, mamă, dar e cam mult de mers. Adică e aproape, dar totuși trebuie să urc aici, dealul, trebuie să urc toate astea, pentru că eu nu mai am mașină, chiar dacă chiar am luat. Dar Ursule, eu nu mai am mașină și da. Bă, dar să-ți puțin mașina, nu, dar Ursule, unde e? Că eu n-am văzut acolo, deci, dar Ursule, cred că a plecat cu mașina asta, nu știu care este faza. Dar hai să mergem acum. Mamă, cum arată aici, arată genial, mă, totul aici, ia să vedem. Mamă, și acolo au făcut toată scena asta, toate chestiile astea de genul. Ia, cine e mai aici? Gigel? Mă, cine e mai aici? Gigel? Ioan? NPC? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Ia să mă pun și aici frumos să stau așa la concert, să vedem aici. Să înceapă concertul, mă, dar chiar să sunt și eu pe Alice, mă. Ok, trebuie să sunt pe Alice, că adică să vadă și Alice concertul, să vadă și ce pierde aici, toate chestiile astea. Genul, hai să sunăm acum, hai să vedem, să ne răspundă totuși, să-i arăt aici pe cameră frumos.
alo, bă, ce vrei? Nu ți-am zis că am petrecere. Gata, mă, Alice, bă, stai puțin, uite-te aici, că suntem aici și festivitate, e frumos, ți-am zis să nu pleci, mă, Alice, uite că-ți dau pe cameră, ia uite-te pe cameră aceea, uite, e Gheorghe, e Gigi, e foarte... Bă, păi, da, pe ce e asta, mă, nicio mâncare, nicio nimic, eu aici mănânc, dar nu mai pot. Mă, uite, ar trebui și, mă, Alice, mă, cât de tare, mă, Alice, uite ce pierzi tu aici, bă, Alice, bă, bune, adică pierzi foarte multe chestii, nu știu ce, dar ia stai, mă, să mă pun și eu puțin mai aici, mai pe la jumate, mă pun în primul rând, să stau și eu să văd mai bine aici, totuși că arată super, super tare aici, bă, dar nu mai începe concertul ăsta odată, mă, Alice, bă, bune, adică, bă, oricum, mă, cine, Alice, bă, mie mi se pare că se aseamănă cu cineva, are mișcările cuiva, mă, cine, mă, ăsta, bă, Alice, se pare cunoscut, Alice. Mă, cum a să vă pit în cap. Bă, stai, Alice, bă, stai, dar să-l mă, bă. Bună ziua, acum o să vă cânt imnul României și cu remixul meu. Nu, nu vreau să-l aud cum cântă, pa. Tate române, din somnul cel de moarte, bum, 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 la care te-a dăcit. Bă, dar să le bătă, bă, ce cap, bă. Deci pleacă domnul barbarii de tiran, barbarii de tiran. Mă, ce fai, mă, gata, zero, zero, ieși de pe scenă, cobor de pe scenă, pleacă de aici. Bă, pleacă, mă, că ți-a închis și Alice apelul, mă, dar răsire, bă, am sunat-o pe Alice să te vadă aici. Așa, sfiante, mă, și Rafael este un foarte și fraier n-am, fraier și foarte n-am. Da, mă, dar răsire, ce mai prost ai cântat? Ai stricat parada aia, mă, festivitatea frumoasă. Te-ai băgat tu peste oamenii ăia. Ce tu căutai tu acolo, dar răsile? Ce ai căutat să cânt stău? Bă, știi, simți, bă, Rafael, știi, simți, bă, eu sunt super saria asta. Deșteaptă-te, rămâne. Da, 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 gata, mă, dar răsile, fiate, lasă, cântatul ăsta, fiate, dar răsile. Ia uite și aici, în chestul acesta, dar răsile, uite-te în cufăr, frumos, aici avem mâncare, dar răsile, să faci grătar, dar răsile, că e ziua României, trebuie să facem grătar, mă, bă, ce fac, mă, porcu, porcu, așa, hai, așa, bă, acum așteptă. Bagamicu, bam, bagamicu, bagă cărnatul. Da, deja mă enervează, dar să adică uitați la el, nu știu ce face. Stau acostumat, uitați-vă, bă, dar să le zic chiar caragios. Bă, gata, mă, ce-ai făcut, mă, gata, ai făcut cărnații, ce-ai făcut tu aici, mamă, dar să le... Ok, eu deja mă apuc să mănânc, la mulți ani tuturor, bă, dar să le aici e masă mare, bă, dar să le... Așa, să se facă și mici, așa, bă, la mulți ani România, bă, Rafale și fetele, la mulți ani, știi? Și la mulți ani la toți care dau like și subscribe. Oh, mersi, Dăsele, mersi. Aia care nu dau like și subscribe, asta o să fie ultima lor zi. Oh, bă, ok, ok, trebuie să dau like și subscribe, așa aici, dar să le, în fine, mă, dar să le, mă, ce, mă, ce, mă, la mulți ani și ție, dar să le, bă, da, nu-ți mai dai și tu machiajul ăsta, jos, că se pare frumos machiajul ăsta. Bă, stai puțin, că acum mi-am dat seama, dar să le, dar să le, tu te uiți că tu ai, ia uite-te puțin la, vino aici, dar să le, vino aici, uite-te puțin, spune culorile de la steagul ăsta care sunt, sau vino aici, fii atent, că să-i de aici mai frumos, le vezi mai bine, spune culorile cum sunt, în ordine, din partea stângă la dreapta. Păi, bă, Rafale, stai așa, așa, bă, Rafale, ăsta este pus greșit. Da, ia mă, dar să le, cum arată la tine steagul, adică chiar sunt curent, dar să le, cum arată, așa, cu galben, cu albastru la jumate și cu roșii, și ia fii atent, dar să le, vino aici, stai, lasă, nu mai schimba. Ok, bine, schimbă tu aici, schimbă, dar să le, ia, vino, mă, ia, fii atent, dar să le, spune și mie cum arată steagul tău aici, ce ai făcut tu, cum l-ai făcut aici, dar să le, că tu l-ai făcut. L-am pus greșit, mă, l-am pus greșit, ce prost tu, așa. Da, chiar e prost, dar să le, adică mă enervează, sincer, nu știu care este faza, ce mai faci, dar să le, ok, mamă, dar n-am la mâncare, lasă că mănânc eu aici, toate astea frumos, luăm așa, bă, fiatele, dacă tu vorbi de mâncare, mi-e foame, așa că hai la diner. Mă, ce să căutăm la diner, mă, dar să le, bă, nu ți-a ajuns, mă, dă grătar, mă, ce să mai cauza la diner, dar să le, bă, dar să le, e festivitate, 1 decembrie, dar să le, la ce mai mergi tu la diner? Hai, urcă fraierul meu, Rafael este fraierul, paca, bă. Da, wow, ok, dar să le, deja faci mișto, adică, ce fai, mă, dar să le tenești cu mâncarea aia, cu grătarul, ok, bă, da, bă, ce să mă, cu mașinile astea, uite, dar să le, dar să le, nu mai poli, ia stai puțin, dar să le, stai puțin, că vreau să întreb, bă, ce fai, bă, nu se îmbrăca, dar să le, nu, fii atent, dă-ți puțin asta repede jos, că vreau să spun, dar să le, nu te îmbrăca așa, bă, dar să le, tu ai uitat faptul că, adică știi, eu am o bănuială de ce e poliția aici, dar să le, la diner. De ce? Păi, tu nu mai știi că ai furat pictura aia și te căuta agentul? Asta chiar, bă, mamă, dar fii atent, bă,
falei, eu acum sunt deghizat. Am scapat miniștrațele, gata, mă. Ok, dar răsele, da, la cum vorbești tu, dar răsele, chiar da, nu-mi vine nimeni să ia, da, dacă te va, dacă te, dacă... Ok, dar să zici, dacă te îmbraci și am polițist, o să zică polițiște ceva. Ok, da, n-aveți ce să-i face, nu doar intră, adică uitați, ăla ia, intră aici, mă, bună ziua, bună ziua, ce faceți, băi, nebunilor, taca, bum, bum. Bă, dar să le ai, mă, să plecând aici, scuzați, e mai nebun el așa de fel, bă, dar să le nu mai vrea, da, de nerochi, deci nu mai avea burger foarte, foarte bine. Stai, așa. Mă, ce fac mai aici, bă, dar să le vorbești și tu, pe bune, vorbești, ce mai faci, că nu te înțeleg, dar să le nu te aud deloc, vorbești și tu, ce faci, ia, ce-ai făcut, wow, foarte amuzat, dar să le, da, uitați, ok, așa, și ce faci acum, unde mergem acum, dar să le, ia, arată-mi și mie, unde vrei să mergem noi acum? Rafaele, alu, băi, surt? De ce ții la mine, dar să le? Băi, mi-e bă, Rafaele, hai să mergem, bă, Rafaele, mamă, bă, Rafaele, hai, rapid, a frat burger, bă, gata, deja mă și enervează, dar să le, adică nu mai vrea să mai merg nicăieri, sincer, ok, bă, dar nu se mai pretice nimic așa, păi, prin oraș, prin, mă, ce facem ăsta, mă, dar să le, mă, ce-ai, mă, mă, ce-ai, ce-ai? A, nimic, a, bă, Rafaele, fii antene, iate, artifoce, bă, Rafaele, aplaudăm, paradă, bă, Rafaele, paradă. Mă, ce festivitate, mă, stai un puțin, dar să le, ce festivitate, ce paradă să faci, paradă să mai facem cu o paradă, bă, dar să le, dar tu de unde știi de treburile astea, dar să le, că eu nu știam. E, nu contează, nu contează, bă, deci fii antene, bă, Rafaele, eu te rog să mă aștepți că mă duc până la baie. A, wow, te duci până la baie, păi și eu unde să mă duc, mă, a, ok, deci azi, dar să le, că să face festivitate, nu știu ce să face, dar unde să face festivitatea asta, mă, dacă stau să mă gândesc acolo că erau mașinile alea de poliție, poate chiar alea aveau vreo legătură, oamenii ăia, polițiștii ăia, dar erau la diner, mă, nu cred că să face ceva, dar totuși o să merg aici în față, pentru că în partea aceasta s-ar putea să se facă, nu? A, cred că pe aici, mă, că e intersecție, e drumul ăsta, eu zic că prin partea asta pe undeva ar putea să se facă, dar nu, cred că direct pe principală, că pe aici n-au gând să facă pe la, hai să fim serioși, n-ar face pe la casa mea și pe la Alice, pe la intersecția noastră, n-ar face, ar face direct pe aici, pe principală, pentru că uitați-vă cât de mișto e drumul ăsta pe aici, bă, dar chiar arată mișto orașul ăsta, adică orașul, bine, că nu e orașul ăsta, adică e satul, orașul în parte aia, dar mă rog, bă, oricum, îl aștept pe Dar să-l aici dacă știe unde să vină, adică el a zis că, adică, bă, să sperăm că o să fie aici, că eu încă nu știu unde e. Mamă, deja mă plictisesc, bă, aici m-am pus și pe telefon, bă, dar nu începe nicio paradă, nimic, adică, pe bune, mă, ce, o, începe paradă, mă, ce sunt? Deșteaptă-te, române, Isonul cel de... Dar să-l oprește-te, oprește-te, mă, ce fai, mamă, ce fai, mă, bă, ce fai, mă, aici e mașina polițiștilor, lasă-mă mașina acolo, ce paradă e asta, tu-ți bagi joc, mă, Dar să-l... Bă, taci din gură, e paradă, deșteaptă, așa un era, Isonul cel de moarte, am uitat cum să căi, Rafaele și cel mai fraierit. Bă, poliția, vine poliția, fugi. Wow, uitați-vă la Dar să-l bate joc, adică eu credeam că o să fie o zi frumoasă, cred că mai bine aș fi plecat și eu cu Alex, dar nu ne-a spus nimic, asta e, adică... Bă, Dar să-l, poți să-mi spui și mie ce cauți cu mașina de poliție, de ce ai furat mașina și uite că să uite polițiștii la tine de pe geam, Dar să-l... Mori! Aolo, bă, măcar să venim aici, la priveliște așa, așa, Dar să le, că până la urmă n-am făcut nimic, azi măcar atât, mă, să privești și eu așa foarte frumos aici, să vin la restaurantul ăsta foarte frumos, cum se vede și roata și toate chestiile astea, să mă bucur și eu de viață, că ziua asta, uitați-vă cum a fost, cu Dar fel, cu festivitatea, cu toate astea, mă, ce faci, mă, Dar să le, acolo? Mă, la priveliște, Braful, este foarte frumoasă, bă! Da, este foarte frumoasă priveliștea, nu? Nu, gata, mamă, bă, nu, am vrut să fac și o glumă, Dar să le, ce, n-am voie să mai fac o glumă, că nu te-am dat jos, n-ai văzut că n-ai căzut nicăieri? Ei, lasă-mă, bă, Rafaele, bă, ia stai, mă, bă, ia stai, ia. Bă, porcu, Rafaele, stai, bă, porcule, hai să cântăm. Deșteaptă-te, din somnul cel de moa, bă, dar de ce fugi de mine, bă, uite, bă, Rafaele. Dar să nici porci, nu te vorbă, Dar să-i, păi te lumezi cu de urățare, Dar să-i și cu de, Dar să-i, nu știi, ești foarte ciudat, mă, Dar să-i, nu știi, ai devenit mai ciudat decât Alex, sincer. Aș ceva, bă, Rafaele, de acum o să mă maturizez. Da, te maturizezi, tu, Dar să le, da, te bâlbâi așa în continuu, 100% te maturezi, Dar să le, nu glumești acum, nu? Nu, stai, deșteaptă-te, română. Ok, deja mă deranjează, Dar să le, mă enervează, uitați-vă la el, mamă, Dar să le, Dar să crede mare cântăreț, ok, mamă, deci deja s-a aude, nu știu, vreau să vă zic la mulți ani tuturor, la mulți ani tuturor, Dar să le, deja mă enervează, mamă, da, am intrat aici peste oameni, nu, că nu e bine, mă, ce faci, mă, ce, Dar să le, ok, nu mai bagă seamă, la mulți ani tuturor, atât am de zis, că cu Dar să le, nu mă mai înțeleg, n-am ce să mă mai înțeleg cu el, uitați-vă puțin la el, Doamne. La mulți ani, România, la mulți ani, China, eu acum o să vă cânt, stai, deșteaptă de române, bum, bum, din somnul cel de moarte, la care te adânciră, Dar Iuselul cel mai bun, pe Rafaelul cel
el mai nap. Da, deci dar resele ce mai prost cântăresc din lume, dați voi acolo notă în comentarii ce e cel mai prost cântăresc din lume. Mă, dar resele, lasă-te mă de cânta, mă, dar resele, că nu e de tine, mă, dar resele, nu e de tine. Ce se întâmplă, Rafaele? La care te adânciră? Dar resele cel mai bun, pe Rafael cel mai nap. Dă-ți leacă dacă nu vă mănânc. Mamă, ce se aflăm aici? Se face concursul Kiriș Rafael Gâie, un concurs de construit aici de ziua României. Ok, pe și cu cine să mă ia să mă uit în partea? Deșteaptă-te, rămâne, că dacă nu o să mor, că te omoară Dariuselu cu sabia de rusian, cu sabia de rusian. Ok, Dariusele, am înțeles. Deci eu sunt cu tine, nu sunt cu Alex. Ok, trebuie să mă duelez cu tine, că te văd, Dariusele. Hai că am intrat peste tine, nu mai ce să faci, mă, fiate. Mă, ce fac? Mă, ce vrei, mă, să faci? Mă, pleacă-mă de aici, du-te-mă în partea ta, fiate, Dariusele, fiate, bă, vină mă încoace. Ok, deci n-am cu cine să mai vorbesc, sincer. Adică acum am venit aici la un concurs de construit, dar se pare că... Rafale, bă, dar fii atent, Rafale, eu te-am adus la concurs de construit. O să facem ceva de România, gata, hai, pa, rapid, rapid, construiește, soldat. Deci, da, astăzi o să facem concurs de construit și ce o să facem noi la acest concurs de construit? Ei bine, o să facem casă de nob. Bine, nu facem casă, facem cine trece din cap, practic ceva ce are legătură cu România, de nob versus pro. Adică facem la prima rundă de nob, după facem de pro și știți, ca de fiecare dată, cum se întâmplă, scrieți voi acolo în comentarii cine câștigă, adică eu nu se pune problema de asta, dar astăzi vreau să fac ceva mai special, adică încă n-am ceva neapărat în cap, dar vreau să fac ceva super, super șmecher. Aș vrea să fac ceva șmecher și acum la început, dar sincer nu știu. Ok, dar să le de se pare că tu ești cam mai amuzant astăzi, dar ce faci tu acolo, mă, dar să le te crezi tu așa șmecher, tu ce o să faci acum, ia, chiar sunt curios ce construcții faci tu pe acolo, dar să le, adică pe bune. Secret! Da, secret, da, da, ai dreptate, ai dreptate, ok, mamă, deci o să fac eu prima oară, chiar nu știu ce o să fac, dar mă gândeam să fac ceva de genul. Hai să facem un fel de castel, dar de data aceasta vreau să facem un castel așa de sand, de nisip, cum ar veni, facem aici foarte, foarte frumos. Este foarte frumos, bă, Rafale, foarte frumos. Da, cred că dar să le o să te... nu o să vreau să te mai amu, dar să le, deci o să te dau pe mut, cât timp fac eu aici, că nu vreau, nici nu vreau să auzi tu aici ce se întâmplă, dar să le, că deja mai enervezat, mi s-a luat pe bune. E foarte bine, nu o să-l mai aud pe dar să le, deja mă enervează, nu mai am niciun chef să fac aici, dar o să-l bat eu ca de fiecare dată, foarte, foarte ușor. Ei bine, astăzi o să facem prima oară, vreau să facem așa un fel de, castel de nisip, dar nu știu exact ce castel. De fapt, trebuie să fac de câte 3, dar asta ar fi mult mai bine să-l facem așa, în partea asta ar fi de 2, dar nu, îl dăm mai așa, să fie tot de 3, să fie totul simetric, foarte, foarte frumos. Chiar aș vrea să fac ceva foarte șmecher, chiar dacă ăsta e de început și nu o să fie ceva foarte mare, dar da, oricum o să-l bapă, dar el chiar n-ar trebui să mă chinui, dar ar trebui să mă chinui totuși, că este, până la urmă, este o ediție mai specială de ziua României și o să iasă ceva foarte, foarte șmecher, dar de fapt aici nu prea pare să fie sincer, adică momentan nu prea arată așa, dar dacă punem astea așa în partea asta și în partea asta fix așa și în partea asta fix așa, eu zic că o să arate bine, cât de cât decent. Aici vreau să facem direct steagul și cam asta o să fie, pentru că este prima rundă, runda de nob unde nu o să trebuiască să mă chinui absolut deloc, pentru că oricum nu o să trebuiască să mă chinui cu Dariusele, pentru că Dariusele știți cum e, Dariusele e cam slab așa. Ok, că o să las așa steagul, chiar dacă nu arată foarte, foarte bine, puteam să-l fac eu mai șmecher, dar eu zic că e decent, arată că decât ok așa și n-ar trebui să mai fac nimic pentru prima rundă, eu zic că e ok și nu o să mă complic. Pentru asta o să vedeți ce să fac la ea de pro, că acolo chiar vreau să fac ceva super, super tare. Și apropo, la fiecare rundă scrieți voi acolo în comentarii dacă vreți să, adică cine a făcut mai mișto, dacă am făcut eu mai șmecher decât Dariusele, și dați acolo notă la fiecare construcție în comentarii. Bă, Dariusele, am terminat, am făcut foarte frumos aici, o să te bag clasic, tu ai terminat acolo sau n-ai terminat? Sau trebuie să n-ai terminat, că tu oricum niciodată nu termin, dar Dariusele, tu oricum ești cam slăbănog, așa ești cam slab la jocurile astea, dar Dariusele, la belbetă, nu prea te pricepi. A ta, Rafale, fii antena, eu mi-am 10 secunde și am terminat. A, mai 10 secunde și terminat, dar Dariusele, ia spune-ne, povestește-ne și nouă, ce ai făcut tu acolo, Dariusele, spune-ne și noi, dă-ne și nouă mai multe detalii, așa, până vedem și noi ce ai făcut. Nu contește, bă, Rafale, nu contește, dar se potrivește cu rimă și cu, Da, nu mai știți, mai vorbește în fine, nu mai contează, să fii atent, Dariusele, oricum, eu am făcut ceva de noob, Dariusele, adică e asta de noob, Dariusele, practic aici poți să locuiești tu dacă vrei, Dariusele, îți dau un mic detaliu că e ceva în care ai putea să locuiești bine, nu ai putea să locuiești, că e, bă, Rafale, dar din greșeală, bă, pe unde ia, bă, pe unde aici? Da, da, pe acolo, te duci direct în apă, Dariusele, treci mă înapoi, du-te mă pe aici, Dariusele, și nu mai faci nimic, hai, du-te facu, ai terminat, mă, ai terminat, dar chiar că vin, intru acum peste tine, intru și peste tine, mă, ce e asta, bă, Dariusele, tu-ți bagi joc, mă, ce e asta, Dariusele, chiar că e de noob, ce e asta aici? Bă, fii antena, domnule, vă rog să veniți, hai, 1, 2, 3, marș, 1, 2, 3, gata, hai să vedem, ia să vedem, ce ai făcut tu aici, ok, deci asta este un stack, cum ar veni și ai făcut o casă interioară, mamă, e simplu, sincer, dar e de noob, bă, Dariusele, îți dau nota, bă, fii atent, Dariusele, pentru că e ziua României, îți dau nota 10, bă, Dariusele, astăzi, pentru... Acum hai la tine, bă, Rafale, hai la tine. Da, merge la mine, dar să ce vorbiști așa în șapte, ți-e frică, dar să le, că o să pierzi? Nu, hai, mă, hai, ce-ai făcut tu, mă, ce-ai făcut tu, ia, bă.
Bă, Rafael, bă, ce-i mă asta, mă, ce-i asta? Wow, dar să le poți să mai bagi mult joc și să vorbești pe bune, dar să le că deja mă enervezi. Adică, ia, am mai și sparge, ok, 0 puncte, dar să le dau nota 2, îți dau nota 2, nu sunt să sustrage nota, nu mai e 10, dar să le dau nota 2 ție. Nu, gata, gata, scuze, ia, mă, ce-mi făcut așa? Mamă, bă, ce castel, mă, bă, Rafael, bă, dar ce-mi făcut, mă, cu săracul steag, bă, bă, ți-ai bătut joc, Rafael, de steag, ți-ai bătut joc. Mă, dar să dai, da, să dă nu, cum adică, tu-ți bagi joc, dar să le că la fel în care vorbești, dar să le poți să nu mai bagi joc și să vorbești ca lumea, să că nu te înțelege nimeni, dar să nu înțelege nimeni ce vorbești, oamenii vor să te audă și tu nu vorbești ca nimic. Ok, bă, Rafael, ești fii antenă. Ca să nu mi-mi place, cam steacul la ți-ai bătut joc de el, deci eu o să-ți dau nota 8. Ah, mersi, dar să le o notă bună pentru că cred că ce mai mare notă, nu știu, deci dar să tu mori, am înțeles, dar să tu mori acolo, du-te, dar să mori în pace, du-te, apucă-te de aia de pro, dar să da, dar să se comportă foarte rău. Nu știu, deci am mă enervează la culme. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi vă enervează la fel. Nu mai știu să mai vorbesc nici eu la fel, cum nu mai știe, dar să nu mai pun nici eu la cât mă enervează, sincer. Dar nu mai. Acum trebuie să mă gândesc să facem noi acum pentru că începe runda a doua, runda de pro. Deja scrieți-mi acolo în comentarii care vi s-a părut vouă mai frumoasă. Mamă, deja nu mai pot să mai vorbesc, să revenim imediat. Nu mai are rost, sincer, cu dar să nu mai trebuie să mai îmi bag capul. Ok, bun. Cred că am revenit cu o idee foarte bună, una dintre cele mai bune idei pentru că o să fac ceva specific România, adică construcție care se află și în realitate în București și anume Arcul de Triumf. Ei bine, dacă nu știți, adică toată lumea cred că știe, sincer, dacă nu știți, scrieți acolo, găutați acolo pe Google Arcul de Triumf și o să vedeți ce o să fac eu astăzi. Bine, să sperăm că o să-mi iasă foarte, foarte bine și da, haideți să începem acum. Să sperăm că o să-mi iasă foarte bine ca să nu mai căutați voi pe YouTube, Google, pe toate astea, ca să vedeți aici direct la mine. O să facem ceva de genul așa, începem forma asta foarte, foarte frumos. Aici punem partea dreaptă. Băi, eu așa din ce-mi dă, văd eu aici, sincer, aș crede că are și ceva foarte, foarte bine, dar de fapt trebuie să opresc asta ca să fac și eu așa să fie simetric totuși, că altfel n-ar putea să mai fie altfel, dar o să fac chestiile astea, o să dau acolo în sus, o să fie totul foarte bine și să sperăm că o să ne iasă, că dacă nu ne iese, cred că o să ne bată, dar să-l cheia asta de pro și ar trebui să fie ceva foarte, foarte șmecher, că dacă nu, o să fie cam nașpa, dar probabil o să fac mai multe chestii pe lângă aceasta, o să mai fac altceva, nu știu, dar momentan trebuie să facem asta, vedem ce o să iasă și după revenim cu restul. Da, și scrieți acolo în comentarii ce construcții aveați voi în cap, adică ce, la ce v-ați gândit voi așa, specific României, ce ați fi construit voi în locul meu sau în locul lui Darusel. Bun, și am terminat de construit, dar nu știu ce să zic, sincer, nu vreau să râdeți, scrieți acolo în comentarii, nu vreau să râdeți de mine, vă rog, chiar nu vreau să râdeți, adică o să vă arăt chiar acum 3, 2, 1 și cam așa arată, dar trebuie să mai fac mai multe chestii, că nu prea sunt mulțumit, sincer, adică doar atât nu, e prea puțin, sincer, mă, ce scrie, mă, Darusel acolo, în fine, nu mai contează asta, bă, cam așa arată, am făcut aici un fel de steagul România, am pus acolo deasupra și chestiile astea cam așa arată, trebuie eu să-l fac puțin mai mare, cred că puțin mai gros în partea asta, să fac mai multe blocuri așa, dar, bă, eu zic e cât de cât, ok, arată, ok, eu ți-ar trebui să mai fac mai multe chestii pentru că doar atât, cred că e prea simplu, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă e simplu sau dacă e ok și atâta. Acum mă gândeam să fac, nu știu, chiar nu știu ce mă gândeam să fac, probabil o să fac o fântână arteziană pe aici prin partea aceasta și o să mai fac ceva de genul, cred că o să mai fac o mică căsuță așa mai țărănească cum ar veni să dea bine, practic, eu zic că ar fi chiar o construcție foarte, foarte bună, dar nu știu, scrieți acolo în comentarii ce ați fi putut voi să construiți pe lângă ce am făcut eu aici, mai șmecher, adică pe bune, nu știu, adică, bă, e ok, ok, sincer, chiar e ok. Scrieți voi acolo în comentarii părerea voastră despre ce am făcut eu aici. Bă, dar ce se întâmplă, bă, cu mine? Bă, ok, deci e cu tremură Minecraft. Bun, deci mi-am luat acum materialele foarte frumos și vreau să mă ocup aici să fac un fel de mini parcurs. Vreau să fac fântâna asta arteziană cu niște băncuțe și să fac aici niște copăcii foarte, foarte frumos. Și o zic că ar da bine, dar în partea asta vreau să facem direct acum fântâna. O facem fix așa aici, vedem cum iese. O facem de 4 de astea. Eu zic e ok, să o facem fix așa. Dacă ar trebui, adică nu fiți atenți, cred că trebuie să o dau puțin mai așa. În primul rând ar trebui să ocup și eu aici să văd unde e. Da, uitați la Darusel, îmi face troll. Uitați-vă puțin că deja mă și enervează, sincer, la modul cel mai serios. E foarte amuzant el Darusel, ce să spun. Gata, să sperăm că nu o să mai facă Darusel așa, deci o să facem aici fix aici fântâna. O să fac în partea asta foarte, foarte frumos aici. Trebuie să iau și apa. Acum m-am gândit că eu fix apa am uitat. Adică cum ar arăta o fântână fără apă, sincer, adică n-ar mai fi fântână, dar haideți să punem în partea asta așa, facem în felul acesta. Hai să pun asta aici momentan, că momentan nu prea am nevoie de chestia asta. Și o să punem în partea asta direct apă aici. O să dăm așa să curgă, dar mă gândeam să fac așa ceva de genul aici foarte frumos, dar nu știu, cred că ar da în afară, nu cred că e bine, nu cred că e bine că n-am făcut-o mai mare, dar o lăsăm așa, o lăsăm așa că oricum e bine, tot o să-l bat pe Darusel și în halul acesta, în felul acesta o să-l bat. Aici vreau să punem și noi puțin gres, să facem aici foarte frumos, pentru că vreau să facem aici o mini poieniță, să facem aici și niște bănculețe, adică ca și cum stai pe bancă, stai foarte frumos aici, punem aici un mic copăcel, facem acum repede un copăcel așa.
așa foarte, foarte frumos, în stil de ăsta mai așa, mai exotic, mai de, cum se mai numește ăsta, de palmier, așa foarte frumos. Eu zic că arată cât de cât ok și o să facem aici cât mai multe chestii, o să-l facem cât mai mare, dar prima oară trebuie să punem aici iarbă, că avem nevoie de iarbă, să facem aici foarte, foarte frumos. O să facem asta, după că mă gândesc să mai fac o casă și cam atât o să fie, că eu zic că oricum dar el nu o să facă ceva foarte, foarte bine. Chiar sunt curios ce să facă, pentru că eu de ce mai specială și dați la Darusele cu invizibilitate aici, că o să face asta pe aici. Wow, deci e foarte amuzant, Darusele. Uitați-vă cum trișează el în continuu, nu se poate fără să trișeze Darusele. Cam așa arată până acum tot ceea ce am făcut eu momentan. Vreau să mai fac o casă și cam atât. Am făcut aici căsuța asta, adică n-am făcut căsuța, adică am făcut arcul de triumf și aici am făcut un mini porculeț cum ar veni. Avem aici fântână, avem niște băncuțe, avem niște copăcei, avem niște lumină cum ar trebui. Și am făcut aici un mic design cum ar veni aici, să se vadă mai așa, mai să fie puțin mai special, să nu fie totul plin de gres, că ar fi fost cam ciudat sincer să arate totul de iarbă, ar fi fost cam simplu. Și acum vreau în partea aceasta, pentru că aici n-a rămas loc, să facem o mini căsuță, să facem ceva foarte, foarte tare. Încă nu m-am gândit așa la o chestie, dar facem ceva foarte frumos, pentru că dacă vă aduceți voi aminte, casele pe care le-am mai făcut eu, adică uitați-vă la casa asta cum a ieșit, uitați-vă aici foarte, foarte frumos de ce ieșe casa asta. Mi se pare una dintre cele mai șmechere chestii pe care le-am făcut. Sau nu, asta era. Mamă, deci nu era asta, mamă, câte construcții am făcut, deci am făcut foarte multe. Uitați-vă puțin la asta, mie mi se pare genială, nu știu. Scrieți voi acolo în comentarii, dar acum revenim acolo și să vedem, poate să mai facem ceva de genul așa super, super tare. Ar fi fost mișto să pot să dau copy paste la aia, dar da, nu trișăm ca Darusel, că noi suntem mai, adică nu trișăm, că nu facem concurs de construit cu trișare, facem de ăsta în care construim pe bune, pentru că vreau, chiar sunt curios cum o să construim noi aici, ce chestii o să fac, chiar sunt curios cum o să-mi iasă și abia aștept sincer să văd rezultatul final. Eu zic că o să iasă ceva super, super tare, mă gândesc să fac aici ceva de genul așa, în felul acesta, nu știu, fac ceva random și vedem ce o să iasă până la urmă. Aia e, vedem, doamne, aștept să fie ceva super, super tare. Dacă ne bate Darusel la asta, chiar mi-ar fi rușine, sincer, chiar vă las să râdeți acolo în comentarii dacă Darusel mă bate la chestia asta cu de ziua României, sincer. Pot să spun că într-un final am terminat casa și vă arăt fix acum. Uitați-vă puțin, bă, dar mie mi se pare genial, sincer. Adică nu știu, am făcut o idee, așa mi-a venit ceva în cap și am zis să fac așa. Uitați-vă puțin din jur împrejur cum arată. Vreau să-mi spuneți acolo ideea voastră, ce părere aveți despre cum mi-a ieșit mie casa aceasta și vreau să vă spun și povestea. Deci prima oară am făcut partea aceasta și am făcut astea pe aici și după ce am văzut astea, că am făcut chestiile astea și am zis, bă, stai să mă duc să le duc așa ca și cum sunt agățate de ceva. Și am făcut chestia asta și dacă vă uitați aici în spate, uitați-vă puțin, zici că e casa asta susținută fix de asta, ca și cum am făcut aici un efect ceva. Să arate cât mai interesant și mie mi se pare că e o casă foarte, foarte decentă, având în vedere spațiul pe care îl mai aveam aici foarte, foarte puțin și mie mi se pare că arată genial, sincer. Chiar arată într-un fel cu o casă românească și e micuță, e așa, de lemne, țărănească, cum ar veni. Intrăm aici foarte frumos, steagul României clasică, nu putea să lipsească steagul României. Și aici vedem că avem o masă, avem aici, stai puțin, te bui pe scaun foarte frumos, te uiți aici în oglindă, te uiți frumos, aici e un cafea, un frigider mic, de aici spui cafea cum ar veni, aici e patul unde dorm foarte, foarte frumos, aici e bucătăria, un radio și un ceas unde te uiți practic la ceas cum ar veni și cam așa arată totul și eu zic că arată ceva genial, nu știu, n-am ce să spun mai mult, dar atât, cam așa arată în total tot ce am făcut eu pe aici, în afară de asta de nub, că asta nu se pune în considerare la runda asta. La runda asta avem aici arcul de triumf și uitați-vă în spate cum am, dar arată genial așa cum se uită, cum se vede așa în spate, mi se pare că arată cât de cât arată chiar super, super ok, adică uitați-vă puțin și părculețul ăsta aici și casa, băi, eu zic că e destul, adică am făcut și o casă și un parc, am făcut și arcul de triumf, ce mai puteam mai mult, dar tot sincer puteam să fac mai multe, dar eu zic că e ok, chiar eu zic că e ok și că nu ar trebui să mă chinui mai mult, dar tot pentru că Darusel cred că a făcut mai nașpa, nici de fapt nici nu mai pot să mai vorbesc sincer, chiar m-a cam obosit Darusel, ziua aceasta a fost cam nașpa, a fost cam stresant sincer. Hai bă Darusel, că am terminat, sunt gata, am făcut totul, cât îți mai am, Darusel, unde ești, că stai? Deșteaptă-te, române, din da, da, gata, Darusel, fii atent, te las să vii fix la mine, uite că vezi chestia asta, Darusel, vino așa, dă-te la o parte, fix în partea asta, să vezi totul frumos, Darusel. Bă, nu asta, bă, Darusel, bă, vino mai aproape, bă, Darusel, rămâi lângă mine, ca să te auzi, bă, Darusel, că vorbești în ce nu te aud, Darusel, ce vorbești? Ce? Darusel, uite-te la construcție, de ce am construit, nu te uiți? Bă, da, uite, mamă, bă, ia, e ceva înăuntru? Bă, nu mai spargi, Darusel, n-ai voie să spargi, fii atent, Darusel, vreau să-mi spui înainte de toate, Darusel, înainte de toate, vreau să-mi spui ce e ăsta, Darusel, ce reprezintă, ce crezi că e ăsta? Arcul României. Mamă, doamne, știu, bă, Darusel, arcul de triumf, bă, Darusel, tu chiar știi, mamă, ești deștept, bă, Darusel, ești chiar deștept, bă, Darusel, dar steagul când îl înveți tu, Darusel, că văd că ai albastru la jumate, când albastru e în stânga, roșie în dreapta și galben la jumate. Nu contează, eu am ce mamă, bă, beatle, mamă.
Da, brav, nu, aici, bai, copac, ce ai tu? Da, da, stai puțin, fii atent, vino, atent. Vreau să le iei pe fiecare pe rând, Arusule, vreau să dai notă la fiecare în parte. Vreau să dai primul la Arcul de Triumf. Uite-te din jur împrejur și dă-o notă. Cum zice, dacă ți se pare ție că arată ca în realitate. De fapt, doamne, zici că e Arcul de Triumf. Nota 8, asta nota 8. A, nota 10. Mamă, mersi, bă, Arusule, mersi și parcul tot nota 10. La copac, nota, adică sunt strâmbi. Da, Arusule, acum vorbești și tu, Arusule, nota 0, Arusule. Aici, gata, ok, nota 10 la 100, dar nu mai vorbești peste mine, Arusule, când vorbești peste mine, să știi că nu te aud, că vorbesc eu. Ok, dar nu-mi pasă, uite, la casă stau nota 8 și nota totală este nota 8. Da, dar să ok, n-ai văzut nimic, deja mă enervez, ok, mamă, mă enervează, rău, de tu nici nu mai știu să mai vorbesc, mă enervează. Bă, Arusule, hai să mergem la tine, că deja nu mai pot, bă, Arusule, bă, bune, cu tine. Așa așteaptă. Stop! Deci fii atent la fel. Dacă vrei să dacă vrei să vezi, nu trebuie să cânti în România. Hai, gata. Bă, nu scumă ține nimic. Hai să vedem. Ia să vedem ce ai făcut aici. Mă, ce e asta, bă, dar să le-ai făcut o casă, bă, dar să tu-ți bagi o casă de ziua României sau ce e asta? Este o casă țărănească, bă, hai urcă. O casă țărănească, e toată făcută din stone. Da, mă rog, în fine, hai să vedem ce ai făcut aici. Da, steagul României, care e steagul lui Darusel, cum ar veni. O casă țărănească, ai un gai, un de ăsta de gaming, dar să le ia. Hai, mamă, hai, baie, da, urai de toate, mă, dar să le mai. Da, mă, bine, foarte fain, nu este? Foarte fain, decât. Ok, dar să nu, ok, fii atent, dar să le vreau să-ți dau notă, dar să le pentru ce am văzut, dar să le o să dau nota 2 pentru că nu are nicio legătură, bă, dar să le nicio legătură, nu are nota 2, nota 2, ți-am dat 10 aici, nota 2 aici, aici nota 8, cum ar fi 10 minus 2, 8. Sau 10 împărțit la 2, nota 5 total. Da, deci Darusel a plecat bine că a plecat, că deja mă enervează. Dar să nu știu, scrieți acolo în comentarii ce credeți, dacă credeți că Darusel a respectat tema, dacă este o casă așa de... Mă, ce faci, bă, Darusel? Rafaeli, stai, bă, Rafaeli, bă, dar de ce faci așa, mă? Ia, deșteaptă-te, rămâne din somnul cel de moarte la care te adânciră Darusel Proplayerul pe Rafael Abu, pa, pa! Da, deja mă enervez, dar să nu știu, scrieți acolo în comentarii ce note dați la ceea ce am făcut eu aici, că mie mi se pare super tare, chiar mi se pare super tare. Uitați-vă la Darusel acolo, vedem că a ieșit, mie îmi place foarte mult, dați și acolo Darusel o notă, scrieți acolo în comentarii cine a câștigat și chiar sunt curios dacă voi credeți că Darusel ce a făcut acolo respectă tema, că mie nu prea mi se pare, adică a făcut o casă ok, dar a făcut camere de gaming să fie bine, pă, da, știu să zice, mai, nu știu, scrieți acolo în comentarii ce note dați la Darusel, la ce a făcut el, la aia de nou, la aia de pro și nota totală și scrieți acolo la fel la mine și cine a câștigat practic tot concursul și da, eu zic că a fost un concurs pe cinste, chiar mi-a, bine, nu mi-a plăcut, ce am construit sincer, dar nu, chiar nu mai am nimic de zis, deja eu nu mai știu să mai vorbesc absolut nimic, m-a căpiat de tot, dar se las astăzi, nu mai, chiar, da, nu mai, scrieți acolo în comentarii ceea ce vrei să faci, următoarea dată că o să o aducem și pe Alice, dar să vedem că Alice încă e plecat, Alice nu știu ce face, e de petrece așa, de sărbători cum ar veni. Și așa de final, un la mulți ani pentru toată lumea, pentru că este ziua României, deșteaptă-te române, da, am vrut să fac și eu ca Darusel, dar vă rog, la mulți ani toată lumea, la mulți ani români, scrieți acolo în comentarii, la mulți ani, o să vă răspund la toată lumea și da, să fiți mai buni, că cum e Darusel, deja, eu nu mai vorbesc sincer, încheiem aici, că deja, sincer, mi s-a luat, trebuie să iau o pauză, sincer, cu Darusel nu mai pot, gata. Vă mai aduceți aminte când am făcut challenge-ul acesta cu Alice, în care orice atingea în Minecraft trebuia să-i cumpăr? Ei bine, astăzi o să facem din nou cu Darusel, pentru că știți că Darusel data trecută, adică când am făcut eu treaba aceasta cu Alice, nu prea a picat bine, adică când a aflat, era cam supărat așa și am zis, bă, haideți că a venit momentul să-i facem și cu Darusel așa, dar de data aceasta la Darusel o să fie ceva și mai tare, deoarece o să fie mult mai multe chestii, pentru că acum ne permite mai multe și trebuie să răsplătim cumva la câte farse am făcut și toate chestiile astea de genul și o zic că ar merita, scrieți voi acolo în comentarii. Și după cum puteți vedea, avem aici un chest și dacă îl deschidem chestul acesta, vedeți aici avem mall, dealership și restaurant la diner și aici avem burger, cartofi prăjiți și salată, ceea ce ar putea să ia de la diner, de la restaurant. Iar aici mai jos nu vi le arăt, pentru că sunt niște chestii mult mai speciale pe care nu le-ați văzut la Alice și o să fie ceva super tare, dar eu sper totuși să nu prea scot eu așa banii, pentru că sunt cam scumpe chestiile alea și nu e casă, nu e mașină, e ceva și mai și sincer, atât vă zic. Ok, deci vedeți că am făcut aici o schimbare, l-am mutat într-un șulcăr, am mutat toate chestiile astea, dar
deci eu o să le iau foarte frumos după mine și o să-mi fie mai ușor dacă să vin aici în continuu, o să-mi fie mult mai ușor așa. Și eu zic să mergem la Darusel să dăm drumul la challenge, pentru că o să fie o zi foarte, foarte tare pentru Darusel, dar pentru mine nu prea, pentru că o să umplu cam rău la buzunar, adică sper totuși, dar sper să nu fie atât de rău, dar totuși o să fie sincer, adică atât vă zic, vă las să vedeți în continuare, rămâneți până la capăt să vedeți ce i-am pregătit pentru final. Bun, și acum trebuie să iau și masca și să plec repede la Darusel, pentru că am masca aici, pentru că fără masca aceasta n-ar putea să iasă chestia, pentru că Darusel ar vedea chestiile astea și n-ar fi corect, sincer, dar hai să mergem acum repede, mamă, vedem că și plouă afară, nu știu care este faza, dar să sperăm că se duce ploaia, că ar fi cam nașpa să plouă așa, nu putem să ne desfășurăm și noi activitățile cum ar trebui, sincer, în felul acesta, dar... Frate, ești speriat? Darusel, te crezi amuzant? Da, bă, dar stai puțin, ce cauți cu ochelarii aia pe cap? Ei, bă, Rafale, sunt șmiche, stai! Așa, gata. Darusel, ok, iar, bă, ia tu, bă, ți-am spus ceva, Darusel, te-am învățat foarte frumos să nu mai scrii, să nu mai, știm, tu acum, ia, ce, iar ai, zi, cum să spune, Darusel, iar ai, cum să mai spune, mă, Darusel, că nu mai știu să mai vorbesc, că mă deja mă enervez, tu și ești așa pe mine, iar ai răcit, ce-ai făcut? Da, bă, Rafale, am reușit, bă, Rafale, am reușit! Bine, Darusel, dar nu poți să vorbești tu mai tare, te rog, că nu prea te aud, adică vorbești acum pentru tine. Nu, mai tare. Ia, bă, acum e bine? Bă, Darusel, să înțeleg că tu ai răcit, da? Da. Ok, deci iată, Darusel, tu ai răcit, dar na, te simți cam trist, bă, ia, mamă, ce, Darusel, câte chestii îți mai cumperi tu? Lasă, bă, Rafale, bă, răcit, bă, și mi-a pus, stai. Ciu! Ok, e suficient, Darusel, poți să nu mai strâns pe mine, te rog eu? Ok, hai. Așa, și fii atent, Darusel, ce vreau eu să fac eu astăzi, pentru că, ok, te văd așa, ești mai trist, pentru că, na, ești răcit, aia, Darusel, dar astăzi vreau să te înveselesc, Darusel, vreau să te înveselesc cu ceva super, super... Așa, ce? Ai ceva? Nu, n-am zis nimic, Darusel, bă, tu te simți ok, adică poți să ieși din casă, că văd că încă plouă, nu știu dacă poți să ieși tu așa din casă, bă, Darusel, că, nu știu, nu poate ți-e frig, răcești, Darusel, mai rău. Nu știu, bă, Rafale, stai, așa asta, bă, cu asta de, nu știu, bă, da, hai, plecăm. Nu, Darusel, bă, stai puțin, că trebuie să spuneți pe ce este vorba și fii atent, că nu, n-ai nevoie de aia, pentru că o să-ți dau eu ceva, Darusel, o să-ți dau eu o mască, ai auzit bine, o să-ți dau o mască, pentru că fii atent, Darusel, eu să facem astăzi. Mai ții tu minte atunci când ți-am zis, adică mai știi, atunci când am cumpărat casa lui Alex, mai știi cum a cumpărat Alex casa, cum a făcut rost de ea? Nu! Wow, foarte am... deci Darusel ai foarte mare ținerea de minte, ce să spun? Deci iată, mă, Darusel, eu știi că am făcut cu Darusel orice atinge în Minecraft, adică... Ce? Bă, tu ai cu Darusel, așa? da. Nu, acum o să fac cu tine, asta mă gândeam că o să fac cu tine astăzi, orice atinge în Minecraft o să-ți cumpăr. Yeeey! Bum, taca, la ca, și ba! Mamă, dar să le fii atent că s-a făcut foarte frumos afară, băi, parcă ține cu tine așa Dumnezeu când ai auzit, s-a auzit treaba asta, că orice atingi Minecraft, dar să le pentru 24 de ore îți cumpăr și faci... Ia stai, mărire tatălui și astfel, așa, hai, mă, stai, dar să stai afară, fii atent, dar să le fii atent, ce am eu pentru tine, dar să le, în primul rând, pune-ți asta pe ochi, pentru că tu trebuie să stai cu asta, nu trebuie să vezi, dar să le, eu, adică nu trebuie să ții în permanență, acum poți să dai jos, dar să le, până, au! Deci ceea ce ziceam eu, Darusel, fii atent, Darusel, nu trebuie să-ți opui mereu, așa că ai văzut, intri prin garduri, intri prin toate chestiile astea, trebuie să-ți opui în momentul în care eu o să-ți zic, Darusel, și fii atent, aici am un shulker pe care eu o să-l deschid și aici am niște chestii, te-aș ruga, Darusel, în momentul de față, bă, nu-l deschide, mă, bă, Darusel, pleacă, okay, care e voi. Ok, uite, hai. Deci fii atent, Darusel, eu acum o să deschid astea, am aici niște chestii, prima oară o să aleg chestiile astea, Darusel, aici să spun în stânga un lucru, aici în jumate un alt lucru, să zicese că încă nu ți-ară, Darusel, puneți aia pe cap și o să facem așa, gen, pui aici, Darusel, și trebuie să alegi. Așa. Bă, Darusel, opa, încet, Darusel, încet, că te lovești. Bă, unde duci, mă? Bă, unde duci? Bă. Ce faci, mă? Nu știu, hai, așa, hai, bă, Rafale, zi. Deși atent, Darusel, rămâi pe loc acolo pentru că tu nu vezi. Rămâi fix așa cum ești, că ești bine, Darusel. Eu o să pun în partea asta o ceva, în partea asta ceva și în partea asta încă ceva, Darusel. Și fii atent, tu acum stai. Merge așa drept în față și alegi stânga, dreapta sau în față, drept în față. Ok, să întreb, Rafale, eu aleg. Nu parte mai, bă, Darusel, bă, spre mine, mă, unde mă supă mine, în partea asta, în partea asta. Așa, drept pe aici, stânga, dreapta sau. Vezi că ai luat ceva, stai puțin, Darusel, aruncă-mi-l, că tu nu poți să vezi, și încă nu vreau să-ți arăt, Darusel, deci fii atent, bă, lasă-le, mă, pe jos, mă, ce, ok, deci fii atent, Darusel, ia să vedem ce ți-a picat ție,
Da, ce putea să-i pice lui Darusel decât să se ducă la diner prima oară? Ca așa și începe în ziua. Yeah, hai! Mă, Darusel, am o întrebare, că tu, trag burgeri la tine, tragere sau altul după tine, Darusel, dar nu trebuie să-ți iei burger pentru că am aici altceva, Darusel. Unde o să fie oriceva, Darusel? Încă nu zic, adică ceea ce trebuie tu să comanzi. Deci fii atent, Darusel, înainte de toate vreau să te întreb, bă, tu vezi ceva pe masca aia, că nu înțeleg cum ai ales tu restaurantul din prima. Păi nu știu, bă, Rafale, nu știu. Ok, hai să mergem repede la restaurant, bă, Darusel, bă, mașina avem și noi, Darusel, cum și vrei să mergem? Adică, orice, bine, e aproape, dar noi după la celelalte locuri unde mai mergem? Cu ce mai mergem? Ciu, hai, cursă! Ah, wow, foarte amuzant, Darusel, deci Darusel are chef de alergat. După ce că Darusel e răcit, acum alergă și toate chestia asta. Ah, mai și fură mașini de la unde? Da, uitați să puțin cu cine am ales eu să fac treaba aceasta. Cred că mai bine mă duc puțin în frate foarte frumos acasă. Mă duc acasă, stau și eu la televizor acolo pe calculator undeva, stau relaxat în pat și nu mai fac nimic. Bă, Darusel, poți să-mi spui și mie a cui e mașina asta? Ei, nu contează, hai, Ok, lasă, nu contează, dar fii atent, Darusel, intrăm acum la diner, bă, ce fac? E pe roșu! Ok, deci, Darusel, tu de la un timp, văd că stai cu semnele de circulație, cam așa, ai tu de-astea, Darusel, bravo, mă, Darusel, de cât timp ești tu așa cu astea, Darusel? Nu știu, bă, mai repede, bă, așa, în sfârșit. Așa, în sfârșit, Darusel, gata, am ajuns la diner, fii atent, coboară, la parchează, da, uitați-vă puțin la Darusel. Fii atent, Darusel, acum vreau să-ți pui masca aia înapoi, pentru că așa e normal, Darusel, pentru că trebuie să te pun să alegi, fii atent, stai așa, nu te mișca, mă, rămâi așa, unde auzi la mine, fii atent, pun trei chestii aici, 1, 2 și 3, Darusel, tu trebuie să te... Așa, ia-la. Nu vrei, Darusel, pe ăla, nu vrei să le iei, nu? Nu vrei, nu? Ba da, așa, ce ai luat? Știu că ai luat burger, hai mă, bă, Darusel, cum mă să iei? Mă, Darusel, tu vezi cum, mă, nu, ok, deci Darusel trage numai la burger. Burger, yay! Da, Darusel, ai burger, normal, că tu ai burger, altceva ce să ai? Caca! Da, Federico, tot pentru Darusel, ca de fiecare dată, pentru Darusel trebuie să-i cump. Hai, mersi, gata, bă, Darusel, uite că ți-am adus burger. Bă, să-mi-l cumperi pe ăsta, că l-am adus la tine, mi-l cumperi, nu mi-l cumperi. Ok, Darusel, ești răguș și poți să te pui, te rog, să nu mai te uiți pe mese, să nu mai sufli, să nu mai squipi în fața oamenilor. Ok, și ce ai zis tu acolo, Darusel, că nu te-am înțeles? Pe viață, n-a bă, Rafale, deci eu l-am cumpărat pe băiat ăsta, nu, tu să-l cumperi pe ăsta, că l-am atins, nu, nu te la tine. Doamne, Darusel, oamenii nu se pun, n-ai cum să cumperi un om, tu te auzi ce spui? Nu, ok, hai, da, deja mă enervează, Darusel, mă enervează foarte, foarte rău, nu știu, ciudată, în fine, hai mă, Darusel, ia burgerul ăsta și să mergem, că avem o zi lungă, Darusel, și trece repede ziua asta, nu e lungă, adică trece imediat ziua asta și n-avem prea bine, eu aș vrea sincer să treacă, cred că ar trebui să las acolo, nu trebuia să-i zic să grăbească și toată, da, s-a grăbit deja. Ok, Darusel, fii atent, ce am eu pentru tine la următoarea tură, Darusel, bă, te uiți la mine? Bă, normal că nu vreau să mă la tine, bă, Rafale, dar chestia așa de urâte, bă, de asta am și ochelari, bă, sunt ochelari antifraier, haha. Wow, foarte amuzant, Darusel, cred că nu o să mai faci nimic, dacă tu mă faci fraier și zici că nu te uiți la mine, că sunt rut, ok, cred că o să plec, Darusel, de aici și o să te las singur pe tine, adică la modul cel mai serios. Bă, ce fac, mă, de ce ți-ai pus mă asta iar pe cap? A, păi nu știu, bă, Rafale, ca să nu mă la tine, că ești urât, haha. Wow, ok, deci, Darusel, eu o să plec acasă și nu o să mai faci nimic, adică, bă, bune, îți bagi joc așa de mine? Nu, gata. Așa credeam și eu, bă, dar acum unde mergem? Unde mergem acum, bă, Darusel? Oh, Darusel, dar să vede că e răcit pe bune. Păi da, aceau! Da, mersi. Cred că mergem direct acasă, Darusel, adică dacă mai faci așa, Darusel, dacă mai bagi joc mult, cred că plecăm direct acasă. Nu, hai să facem ăla. Așa, mă, Darusel, fii atent, acum trebuie să aleg din ce ți-a rămas atunci când ai ales astea trei cu dinere și cu chestiile astea două și acum le pun și pe acestea, Darusel, pune repede masca ca să nu vezi, Darusel, și fii atent, ok, pune-te pe loc, stai pe loc și acum pun în stânga aici și ceva în dreapta și acum poți să te duci drept în față, Darusel, în partea asta, în ce parte vrei să te duci, Darusel, acolo mergem, Darusel, bine să sperăm okay. Că nu, Darusel, le-ai luat pe ambele, nu poți să le dai înapoi pe une? Ia, deci așa. Da, așa. Și pe aia, Darusel, dă-o și pe aia, sau hai, lasă așa, că încă oricum nu vezi tu acolo ce scrie și e bine, dă-mi înapoi ca să văd eu ce scrie, Darusel, și cam aia e. Ia. Mă. Ce? Cred că, de fapt, Darusel, chiar am avea nevoie, pentru că nu mai avem, deși atent, Darusel, trebuie să mergem la dealer și pe acolo unde trebuie să cumpărăm mașini, Darusel, pentru că noi oricum nu mai avem mașină și chiar le aprinde bine, aia, adică pe aici pot să fiu, adică nu okay, m-ar deranja, sincer. Ok, Darusel, nu puteai, bă, dar, bă,
așteaptă-mă și pe mine. Bă, da, ce să spun, cred că nu mai fac nimic. Așa, mă, darăsele, am ajuns aici și avem foarte multe chestii. După cum putem să dea, avem acolo mașina aia, mașina asta și acolo motocicleta. Dar ceea ce este foarte, foarte bine, că acum eu nu o să regret chiar dacă cumpără ceva din asta, pentru că până la urmă o să avem nevoie, pentru că nu mai avem nicio mașină, pentru că Alex le-a aruncat pe toate. Adică, știți cum face Alex, bă, darăsele, bă, unde uiți, mă, bă, întoarce-te, mă, bă, în partea asta, mă, bă, bă, fiate, darăsele, așa, încet, mergi în față, darăsele, mergi, și acum, fii atent, mergi, bă, mai în stânga, mai în dreapta, mă, bă, cealaltă dreapta, așa, drept în față, da, darăsele, fix aici unde sunt eu, unde mă auzi, așa, și acum, și fii atent, stai pe loc, darăsele, alege dreapta sau stânga. Ia stai așa, diferente de bărafele, uite, așa, și mă duc în stânga. În stânga, ok, stai pe loc, bă, deja s-a dus, darăsele, fii atent, acum stai bine aici, fii atent, unde ești tu acum, stai bine și trebuie să te duci ori în stânga, ori în dreapta, bă, stai puțin, mamă, ce scrie aici, scrie fix atunci de la Alice, ok, deci nu, mă, ai să-mi spui ceva, tu cumva vezi, darăsele? Așa, nu, așa, hai, mă duc în stânga, dar să ia, dăm puțin, uitați-l la darăsele, deci darăsele trișează, mă, uitați-vă, că el a scris și asta, wow, deci darăsele, te-am văzut că ai trișat, nu mai ai nicio șansă, fii atent, darăsele, ia pune-ți tu mai bine, ia stai să te văd, darăsele, așa, acum e perfect, darăsele, să nu mai trișezi tu, să nu te mai iei, pentru că am văzut cum, darăsele, tu nu vezi că te dai de gol, că tu ai văzut semnul ăsta și l-ai înlocuit? Unde, mă, unde, aici, ok, deci e mașina aia, nu, darăsele, hai mă, gata, oricum, o luăm pasta, mă, darăsele, da, deci darăsele tot vede și a dat iar masca, nu mai avem ce să mai facem cu darăsele, nu poți să te înțelegi. Mă, bă, darăsele, chiar tare mașina asta, că aveam nevoie practic pentru amândoi, pentru că Alice ne-a aruncat la amândoi mașinile în apă, nu mai comentăm, nu mai avem nimic de comentat, darăsele, chiar e foarte, foarte bine. Nesimțita! Da, nesimțita, darăsele, ce vrei să zici, adică mai și speria, darăsele, gata, nu mai speria, fii atent, darăsele, vreau să oprim aici, pentru că am aici, darăsele, trebuie să scot unde o să fie. Ce, mă, nu te, bă, ce, mă, darăsele, în primul rând nu te aud, vorbește mai tare și în al doilea rând, arunci în apă! Nu te arunc în apă, bă, domnule, sunt așa, bă, darăsele, deci nu te arunc în apă, mă, nu mai fi așa speria, bă, darăsele, fii atent, o să pun astea aici și trebuie să iau de aici, ok, deci ați văzut lume cum ar veni, am aici chestia aceasta și aceasta, darăsele, o să trebuie să spui din nou aia pe cap și de data asta, darăsele, să nu mai trișezi, să nu ți mai dai pe după ochi, darăsele, că o încurci, ok, deci nu-ți mai cumpăr nimic. Așa. Ok, deci fii atent, darăsele, una aici și una aici, stai puțin, darăsele, acum am pus astea 4 și ceea ce alegi, darăsele, trebuie să duci doar pe una, darăsele, ai grijă, prima pe care o alegi, darăsele, aia o să fie și trebuie să-ți cumpăr, darăsele, bine, să sperăm că o să fie cea mai ușoară, pentru că n-aș era totuși să dau foarte, foarte mulți bani, dar, darăsele, poți să preiei legătura, bă, darăsele, bă, nu mai fugim așa, poate că nici nu te aud, darăsele, nu mai pleca, ok, deci ai ales două, dă-le înapoi, darăsele, dă-le înapoi, ok, deci ai aruncat-o pe asta, ok, ai să din și mi-ai aruncat-o, deci pe aia o vrei, ok, păi da, arunc-o, dar ce le-ai tu pe ambele, ok, stai că nu vezi, am înțeles, deci data asta nu vezi, da, le-ai tu pe ambele și, darăsel, știi ce-ți abicat, dă-și puțin aia jos. Ia stai așa, da, zi. Bă, darăsele, de fapt, nu o să spun și o să te duc direct acolo, vreau să spui aia din nou, fii atent, darăsele, urcă mașină și vreau să spui aia din nou pe cap, darăsele, ok, așa, urcă, ca să nu vezi unde o să te duc, darăsele. Urcă și te ducă, taca. Mă, darăsele, de ce nu te înscrii la un concurs de ăsta de cântat, de chestii de genul? Că văd că cam ai talentul, darăsele, așa puțin. Păi da, pentru fiantină, Rafael e cel mai prost, darăsele cel mai pro. Da, prostul tu, darăsele, ok, fiantină, darăsele, dă-te jos, dar ai grijă, că ai asta pe, ai masca, dă-te jos, vină după mine, unde m-auzi pe mine, darăsele, vină după mine așa. Așa, darăsele, fii atent, te opresc aici, mergi în ce și fii atent, darăsele, ai pe partea dreaptă două chestii, darăsele, și în partea aceasta, puțin mai în față, ai încă o chestie, practic ai trei chestii aici, darăsele, și vreau să-mi spui unde ai vrea tu să te duci, darăsele, fii atent, darăsele, alegem, și știi cum facem, bă, darăsele, știi cum facem, vreau să-mi zici 1, 2 sau 3, eu o să le numerotez după mine, o să zic aia 1, asta 2 și asta 3, și tu, darăsele, trebuie să zici acum, 1, 2 sau 3? 1, că eu sunt mereu numărul 1. Ok, deci darăsele numărul 1, da? Bă, da, uitați-vă puțin ce ales, să fiți cea mai mare, bă, frate, bă, dar nu putem ce o să pun asta pe numărul 2 sau locul 3, pentru că totuși dacă ați zis darăsele asta cu numărul 1, da, nu mă așteptam, în fine. Bă, darăsele, m-auzi, darăsele. Ce vrei? Fii atent, darăsele, vină, drept în față, merge, aleargă, darăsele, vezi că eu nu am ce stop. Fii atent, de fapt mai mergi, dar să mai repede, stop,
stop. Așa, așa. Mergi, mai mergi, mai mergi drept în față, mai mergi drept în față, drept în față, drept, 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 mai, mai, mai. Și acum 3, 2, 1. Bă, dar sule, tu iar te uiți pe sub masca aia, adică așa trișezi pe bune la modul cel mai serios, fără nicio rușine, tu trișezi în halul ăsta. Băi, ești prost? De ce vorbești așa, dar sule, cu mine? Eu după ce că-ți fac chestiile astea foarte, foarte tare, dar sule, îți cumpăr chestii, tu așa vorbești cu mine? Pe bără, fule, fiante noi, deci eu pot să-mi fac picioare și uite, deci fiante noi, eu când eram așa... Ok, am înțeles ce vrei să zic, dar sule, nu vreau să te mai aud, pentru că, dar sule, te bâlbâi în continuu, dar sule, și deja mă sucă, e pe creier, fii atent, dar sule, vezi picioarele, ok, ai văzut că era pe, dar sule, ok, unde crezi tu că te-am adus, dar sule, dacă tot ai așa vreo bănuială, dar sule, ce îți cumpăr dacă e ceva pe apă? La piscină, yay! Nu te la nicio piscină, dar sule, pentru că n-avem cum să intrăm în piscină, pentru că, dar sule, este iarnă, adică acum vine iarnă, dar sule, nu înțeleg la ce piscină mai vrei tu, dar fine, dar sule, fii atent, dar sule, vin în partea asta, vine după mine în dreapta, unde m-am stupă mine, dar sule, vino, mai așa și pe aici, mai în dreapta, așa, și fii atent, pe aici, dar sule, e un loc foarte, foarte tare, dar sule, vreau să-ți dai acum aia jos, dar sule, sau de fapt, nu, vino, vină după mine, mai așa, mai aici, bă, unde pleci, bă, dar sule, vezi că cazi pe acolo, fii atent, vino, vezi că s-aude lume pe aici, este lume pe aici, dar sule, vino, dar sule, vino, vezi că aici e un scaun, dar sule, și pune-te pe scaunul ăsta. Acum poți să-ți dai jos, dar sule, cu asta. Asta e așa, Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.